îți explică, bă, om, un repet de 15 ori. Acum îți explică ce înseamnă umilință pentru ea, ce n-aibă, nu înțelegi. Eu n-am acordat mai mult atenție altui băiat de acolo, în afară de tine. Eu i-am dat atenție altui băiat de acolo. Da, da, da. Cum ai dat pe ultimul loc. Ea inventează lucrurile astea din cauza geloziei. Își imaginează tot felul de filme. Nu. Ce te-am întrebat? Nu m-ai întrebat dacă mă deranjează tipa. Bă, tu ești culmea, jur. Deci ești culmea. Așa a spus și pe live, că o să vină femeia perfectă pentru mine, că eu sunt perfect. Foarte urât. În fine, lăsând dansul deoparte, eu nu i-am făcut nimic, nimic rău. Alții exagerează, eu nu fac aproape nimic. Și nu este că e femeie, că, bă, deci pur și simplu, din cauza geloziei, face lucruri și spune lucruri pe care după aia îi pare rău. Îi zic, bă, ok, a spus lucruri care îi pare rău, poate și-a dat seama că a greșit și nu le mai face. Bă, le face din fiecare zi. Dacă de 100 de ori se întâmplă același lucru, de 100 de ori. Dacă de 100 de ori vorbește cineva rău de mine, de 100 de ori râde cu el. Nu mi-a partea. Îmi zice, mă critică că de renunț... De asta că nu ți-a parte, că de ce nu ți-a știe partea? Dar de câte ori nu i-am zis, frate? Acum o da, deși ieri și al alterii, n-am zis de 100 de ori. Ce răspuns? Nimic, nu vorbea nimic. Și a ajutat-o doamna, Andreea. Că chestia aceea e Julia, că sunt o moară stricată, o casetă stricată, o casetă care se repetă, mi-a zis-o și ea în grădină. Zic, da, mi-a zis-o la nervi. După aia a zis că îi pare rău, că nu e adevărat. Mi-a zis în grădină că sunt un fals, după aia a zis că nu e adevărat, că doamna Andreea, deci că eu l-am simțit la date adevărat. I-a zis atunci, primul date, când l-am avut. Și acum, apropo, Julia, asta nu e respect, mă, n-are respect pe re... Și îmi zice că eu n-am respect de ea, că am zero barat, mi-arată așa obrazul, îmi vorbește așa flegmatic, mai avea puțin mă scuipa și gata. Deci mi s-a tăiat tot firul, gata, tot. Deci, poate să vină Dumnezeu, să-mi zică. Îmi zice mie că mă manipulează lumea. 99% din persoane, în momentul când am pus pauză cu ea, mi-a zis să mă întorc cu ea, să mă întorc cu ea, să mă întorc cu ea și n-am vrut. Și ea a insistat și cei din casă, o a doua șansă, nu e a doua șansă, e a zecea. A zecea, hai să dau a zecea șansă, hai să ne dăm, hai, poate merge. Hai să-mi demonstrez mie că totul se poate schimba ceva, da. Schimba sau, că nu, o persoană nu învață din prima din a doua sau a treia oară, nu e... Bună, Bianca. Neața. Bună, Ionțuț. Ionțuța mea. Bună dimineața, prietena. Neața, fetelor. Bună dimineața. Ce faceți, dansatorilor? La ce melodie avem așa din ultimul timp? Îmi place cum te miști. Aș vrea să fim și eu acolo pe de când m-am născut. Să simt vibrațiile. Am văzut asta, trup. Chiar că. Cum ești? Foarte bine. N-am dormit așa mult, dar am dormit bine. Cel puțin am mai avut vise din astea urâte. Dar ce vise ai avut urâte? Măcar tu, frate. Urâte, din astea așa, nu știu. Cu ce am avut? Gata, începe să visezi frumos. Un vis frumos ar fi dacă Radu ar fi mers la sală. Dar ce să vedem? Nu cred. Nu cred că n-a fost. Te mai și lăudat. Astăzi urmează, astăzi. Sau mâine, poate, până săptămâna viitoare. S-a anulat. Ce-o intervenit? Din ianuarie. Radule, dar ești obișnuit cu promisiunile astea false. Nu este prea misiune ca să instructor eu la frate să te am mai putut mă să anul. Ieri a urcat 3 trepte și a zis că e destul pe. Uite, dă-i lui Laurențiu că te învață el. N-am mai putut. Dar e fain cum te trage la răspundere Cosmin care e sportiv. Care aseară la 12 Cosmin era în sală. Eu făceam banda aseară. Dar ce te-a apucat pentru Julia? De el. Asta e partea a doua. Mănâncă. Au nimeni.
ce te-a apucat? Pentru Giulia sau pentru Cati? Nu, vrea să-i dea vrea să-i dea contra la Giulia, că Giulia au zis că ei place cu puțină burtică și el vrea să-i dea contra. Mulțumesc, Laurenț. Eu făceam și înainte de emisiune. Mulțumesc. Păi Catinca spune că îi plac bărbații sportivi, Giulia îi spune că îi plac bărbații înalți și poți să aibă și burtică. Eu cred că pentru Catinca. Eu primul rând fac pentru mine. Pentru tine. I-am crezut că zice, eu fac burtică la sală. Abia încă și tu ai fost la sală. Da, 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 la mine totul e ca de obicei. Ce ai băgat ieri? Fesier. Nu știu termenii. Am făzit pe live. Nu, că nu mai fusesem de 5 zile, dar să știți că mă simt forță. Ai făcut febră? Urmează acum, încet a început. Unde să fac febră, mă? Dar vrei să-mi faci masaj? Da. Vreau. Mulțumesc. Unde mă să-i faci masaj? Așa? Mergem în corușor? Da. Să-mi faci masaj? Da. N-aibă. Dar se poate? Trage-mi pe ceaba. Măi, ok, eu costum de baie am de... Dar ce, el n-ar face lombari? Să nu mai zici nimic de Antonio Larisa. Și zic și lucrurile. Ce mă? Și? Să nu mai zici nimic de Antonio Larisa. Aici ai găsit persoana potrivită. Ce zici? Și tu? Da, asta nu înțeles. Da, nu și Larisa să nu ne mai bagi în seamă. Să cred că tine de aia. Chiar fac un masaj foarte bun. Dacă ai și puțin ulei. Și astăzi seara începe, eu. Na, avem, da, găsim, au, avem. Și dacă cu spici și cu... Bă, Cosmin, ești. Băi, na, ce vrei? În rest, Antonic, ești bine? Să vede că ai făcut sport, dar cum sunt? Am auzit pe live o chestie foarte interesantă. Că eu dacă trec de un prag ce faci, cum ești? De o lună jumate, cam toți concurenții au avut gen un prag de o lună jumate, două luni, unde i-au clacat așa la două luni. Da, s-a mai întâmplat. După o lună, două, așa am observat eu după statisticile mele, că la un moment dat pot să clachez. Și ori e o stradă bună, ori o stradă rea. Aici și gen ar urma să... cedezi, nu știu, am două, o cădere din aia, așa, știi? Două, trei date-uri. Și ai zis că dacă aș trece... Două, trei date-uri, luni, măi, Robert, nu date-uri. Dacă aș cădea sau aș trece de acea cădere... Vreau să-i spun, Bianca, pentru că de mai mult timp aici, iar statisticile ei sunt foarte proaste, deoarece după două luni de zile deja ți intri în pâine, cum ar veni. Așa zic. Pro cinci luni clachezi, nu după două luni. Cam așa. Eu am văzut care după două luni. Și prins gustul casei iubirii. Petelor, dar când ați început a plânge, a avea probleme? Lasă, după o lună, două? Da, da, asta ce l-au clachat. După 10 zile, uite, 10 zile, asta record. Asta nu înseamnă că l-a clacat. E de ajuns o fată după 10 zile și un lucru 5 luni și media. Radu, nu ești bun cu matematica. Dacă plângi, nu înseamnă că ai clacat. Înseamnă că poate ai întâmplat probleme. Media ei a fost de două luni. Dacă altfel Alexandru a intrat în emisiune și după o săptămână a început să-și spună povestea de viață unde a plâns în legătură cu tatălui, asta înseamnă că a clacat. În primul rând, nu e vorba de poveste, e vorba de starea interioară pe care o are contează, un om. Contează când intri în cunoaștere, gen. Noi am ajuns în relație și n-am clăcat. Cred că Bianca folosește statistici păi în funcție de privi să clacheze. Eu n-am folosit statistica asta, am povestit pe live despre lucrul ăsta, vorbeam eu cu lumea de acolo și cumva i-am spus lui Ionuț că dacă va veni momentul în care el nu va mai avea puteri, eu știu cum să mă comport în așa situații pentru că am mai ajutat persoane în asemenea situații. Atât. Nu e nimic rău, nimic care să te intereseze pe tine, Radu, e cu totul altă temă. Dar asta e niște că oricum n-o să cad. Deloc. A, nu, super. N-o să cad în capcana voastră. Nu. Am avut eu greutăți mai mari în viață, nu certuri. Aia zic. Deci, așa că... Antoni. Mai întrebat, sunt bine. Păi? Sunt bine, Cristina, da. Că tot m-a întrebat Cristina ce fac și așa, voiam să vă zic vouă în primul rând, și Gianni, și Robert și așa mai departe, că zilele astea nu m-am simțit așa bine și de-aia am reacționat cum am reacționat și nu sunt mândru de reacțiile mele și vreau să încerc scuze față de toți. Până la urmă și când m-am luat de Gianni, v-am zis tuturor să tăceți și nu... Era și de Radu? Nu se cuvine. Dar ți-ai mai revenit? Da, sunt... Așa nu o să mai reacționez. Dacă vă arăt un video cu el de la masă, de la hotel. Știu și eu pe ăla. Bă, ce s-a întâmplat? Nu vreau. Nu știu dacă știi pe ăla de aseară. Asculta o melodie tristă. L-a filmat pe ascuns. Nu cred. Băi, omul ăsta suferă ca un câine. Poate o să apuc să vă dau videoclipul să-l vedeți, dacă-l vedeți. Păi necunțin, dar e decât îl pui la story. Când a auzit Larisa ieri că tu ai avut o stare proastă, că ai mers acolo în casa băieților cu starea aia, să știi că a empatizat cu tine, adică noi așa am văzut. Ce a zis? Păi asta înseamnă să fiu eu, să-i empatizez. Eu am spus și înainte să intru în emisiune că
Asta am văzut la Larisa dinainte să intru și din ce am văzut de acasă, amabilitatea asta și lucrurile astea, bunătatea pe care o are. Nu e ceva... Nu e vorba de bunătate, e vorba că în momentul în care tu te-ai simțit cumva prost, ea a empatizat foarte mult cu tine și s-a simțit și mai prost, ca și cum ar avea o vină mare, dar până la urmă fata nu e obligată, știi? Asta i-am spus și eu, că dacă ea nu a simțit în momentul ăla neapărat să stea cu tine și ei... Nu era asta vorba de asta, așa sunt eu pe moment, nu m-am gândit. Dacă o pune iar pe ecran. Și... Sincer, îmi pare rău. Acum o folosești în scopuri bune. Ce zici de ecran? Nu-i nimic de voie. Eu zic că Larisa este foarte empatică și atunci în ziua când eu am clacat și am plâns, a fost prima care s-a cerut la cameră. Și chiar când am văzut episodul acela, m-am simțit foarte bine. Îți mulțumesc. Ce mai faci, Robert? Cum ești? Trebuie să mă ajuți. A fost prima care s-a ciur la cameră. Te-ai revenit? Da. Te-ai revenit? Cum e? Da, bravo. Ce bine. Ai asortat cu Mihael, aia să vezi. Da. Ce coincidență. Dar cum poți să spui că Larisa a fost prima care s-a ciur la cameră când de fapt eu m-am cerut? Așa a zis. Eu așa am văzut pe TV. Nu, el a spus asta, dar nu e. Poate nu s-a difuzat exact. Eu m-am cerut și am spus Larisei, dacă nu mă lăsa pe mine, ai impresia că pe tine se lasă. Asta am spus. Eu am văzut pe Larisa prima că s-a cerut. Orențiu. Bine, atunci. Eu nu m-am cerut deloc. Nu știu, Mihaela, dar tu zilele astea, înainte să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, tu ai zis că îți este indiferent cum va merge, îți este indiferent până și Robert și apoi după din nimic ai făcut scandal. Clar, nu, n-am făcut scandal. Eu mi-am pierdut răbdarea. Păi înțeleg, dar ai spus că ești indiferent. Observ că nu are respect față de mine. Nu are respect față de mine, lasă-mă să vorbesc. Și, da, normal că am ajuns în stadiul ăsta în care, efectiv... Dar înainte să vă certați, tu ai spus că ești indiferent. Când el a venit pentru supărat. Pentru că... Vorbim de luni. În fiecare zi văd câte o... Câte o ce? Câte o acțiune de-a ta care mă îndepărtează. Numerează 3. Nu contează, Robert, da? Uite, vezi, nu contează. Nu există în fiecare zi în chestii micuțe care se adună, ce înțelegi? Chestii? Explică-mi. Dar nici tu nu-i spui lui și el păi după le vede pe TV. Păi nu există sau nu? Nu există, faci. Păi nu i-a zis, măi, ce-ai făcut ieri, nu poți scapa. Mie nu-mi convine asta, lasă la tine. Păi ieri ce s-a vorbit aici când a rămas ei doi cu doamna Andreea? Uite, el n-a rămas cu nimic. Păi a vorbit cu doamna Andreea și nu a rămas în trecut. El aduce aminte din luna februarie. Ce s-a discutat ieri o oră cât a fost doamna Andreea aici în casa băieților? Nu s-a discutat. Ce o deranjează pe Mihaela și ce îl deranjează și pe Robert. Radu, dar trebuia să lași pe Robert să vorbească. Îmi spune că cu mine nu poți să înțeleagă. Stai mă puțin, că și eu nu ți-a început să vorbească. Păi da, a început și doamne și toată lumea. Am auzit doar pe Radu. Nu ți-a început să vorbească primul. Păi dacă se luptă doar de o singură parte și de cealaltă parte aducem motive, pretexte și așa mai departe, rost să fii să nu-ți dai seama că caută pretexte. Am dat un felul de motive. Mi-ai luat mâna și mi-ai mușcat-o. Bine, povestește-le fetelor ce mi-ai zis ieri. Că nu știu să dansez, că dacă dansam cu tine te călcam pe picioare. Nu să dansez, că bine, că bine, dacă pot să vorbesc esprit, dacă mai mă întreb pe cineva. A zis nimic. Doar că, n-am un corp frumos, că corpul tău, dacă vorbim de corp, că nu o să mai am niciodată o fată ca tine și ți-am zis că am avut una de număr să fac la magazin. Dar poate asta de Robert. Poate ai zis asta de nervi. Nu mă interesează dacă le spune la nervi, la astea nu vreau o persoană care când are nervi să arunce cu pietre în mine. Punct. Ați făcut asta reciproc. Nu, n-am făcut asta reciproc. Ce am zis eu? Eu nu am aruncat cu pietre în tine. I-am zis că nu știe să facă asta, să facă aia. Ce am zis eu? Nu-mi răspundeți. Pentru tot timpul m-ai umilit și tot timpul ai dat vina pe mine. Pentru orice. Eu nu răspund că nu mă interesează relația ta. Ce înseamnă umilință pentru tine? Că arunci? Mă învinovățești degeaba, gratis. Gratis. De ce te uiți în partea aceea? Te răspunde cu ce nu te-am mai vreau umilit? Să mă uit la tine. Cu ce te-am umilit? E prea multe, Robert. Prea multe. Adunat. Cu ce? Nimic. Ați făcut lucruri reciproc. Acum nu mai. Nu a fost reciproc. Dar îmi răspundeți la întrebare cu ce te-am umilit? Eu nu ți-am greșit cu nimic ca să vii tu aici să dansezi cu Catinca în fața mea. Ca să mă umilești în fața întregii țări, da? Poate vorbi cu așa... Îți răspunde... Nu, eu nici nu mai am ce să vorbesc cu el, că n-am nimic în comun, nu mai avem nimic în comun. Perfect. Să uiți că am avut alte sentimente pentru tine sau că am existat în viața ta. Nici nu cred că ai avut. Doamne, vezi, Mihaela, tu spui chestiile astea care sunt foarte dureroase și grele. Și în momentul în care tu vrei să te împaci, nu o să mai poți. Bianca, de ce te bași peste ei? Lasă-i să vorbească.
crede-mă că nu deranjez. Cu pietre în el gratuit. Gratuit? Cu vorbe, cu vorbe, nu cu pietre. Ea nu mai cu vorbe. Moderator, frate, moderator. Dar voi toți de aici în casă ați fost în aceeași... Da, dar sunt persoane și persoane, persoane care nu pot să treacă peste absolut. M-ați înțeles tot, v-ați spus în situația mea. Care trece. Și mie mi-ați dat dreptate, nu. Păi, și acum? Eu sunt de acord că Robert a greșit și că nu trebuia să danseze cu Katinka și eu m-aș fi supărat, asta am spus. Dar tu, ceea ce ai făcut după a fost să te enervezi foarte mult. Tu trebuia să aștepți și să vorbești cu el, să vorbești cu el, să clarificați lucrurile înainte să arunci cuvinte grele de care după îți pare rău, că tot tu după o săptămână, Mihaela, o să-l vezi și o să-ți fie dor de el. Tu o să vrei să te împaci cu el, înțelegi? Dar după ce ai spus anumite lucruri pe care îl deranjează și îl dor pe el, tu pe mine nu poți să plătiți de la el. Păi el faptele a făcut. Lui, el mai e cuvintele. Orgolios. Cuvintele. El păi trebuie să-și are cuvintele. Dar și tu. Până la urmă cuvântul ăla, umilință, ce înseamnă pentru tine? Ce-a explicat înainte. Eu niciodată nu m-am dus în casa băieților să iau al băiat la dans. Totdeauna băieții pot să se confirme asta. Că merg acolo, maxim bat palma cu ei, nu mă îmbrățișez cu ei. Robert? Ce înseamnă umilință? Acum ați explică, bă, un buntor repezi de 15 ori. Acum ați explică ce înseamnă umilință pentru ea. Eu n-am acordat mai mult atenție altui băiat de acolo, în afară de tine. Eu i-am dat atenție altui băiat de acolo. Da, da. Totdeauna m-ai pus pe mine pe ultimul loc. Niciodată nu m-am simțit mai presus decât oricare fată de aici. Indiferent că-ți fost a ta iubită. Puteai să mă feri mai mult respect. Compatibil. Am mers la Dei ca cu gândul să fie totul bine, dar văd că nu se poate. Păi nu-i bine că tu aduci nu se poate, episoadele din luna februarie și vii să-mi faci mie ciudă că vii să dansezi cu Katinka. Vai, Doamne, că de ce am dansat eu cu Cosmin? Eu n-am dansat doar eu cu Cosmin, am dansat toate aici. Și nu m-am cerut la cameră. Cameră vreau să dansez cu Cosmin. Nu am făcut asta. Cu ce te-am umilit eu pe tine? Că am dansat cu ea? Și că ei ai dat o babă de stup. Aia este, asta păi e, dansa cu altă fată păi și da, aia te duci cu o babă de stup. Umilință totală. La final, hai să-ți dau o babă de strugure. Nu? Ce? De râsul plâns. Cu cine vorbești? Cu tine. A, păi nu, că eu n-am zis nimic de strugure. Păi n-ai zis, dar... A, credeam că vorbesc ai zis cu colegul. Alaltă. Colegul, da. Alaltă, reveni. Nu, lasă tu, colegul. Dar ce te interesează, baba de strugure sau că vreau să te îmbrățișez, să te pup? Pentru ce să mă mai pup să mă îmbrățișez? A, dar ai fugit așa? Tu după ce îi faci un rău cuiva, mai mergi să-l îmbrățișez? Păi omul ăla mai stă să... Deci ești incredibil, omule. După ce tu mi-ai făcut atât rău, să nu mai repet ce, că sunt o grămadă, am stat să mă îmbrățișez. Ai venit să mă îmbrățișez? Da, eu ți-am făcut cel mai mare rău din lume. După ce mi-ai făcut rău, că mi-ai făcut rău, ai venit să mă îmbrățișez? Ai venit, nu? Dar eu nu pot. De aia ce sens are? Să hai să-i fac rău și după mână să-l îmbrățișez și să-i rezolvă. Nu se compară, nu se compară ceea ce faci tu și ce am făcut eu, da? Ce fac eu este... În primul rând, de fiecare dată mi-am cerut iertare. În afară de deranjul ăsta. Nici măcar scuze. Nici în afară de deranjul ăsta pe care îl înțeleg. Nu știu ce de scuze niciodată. Niciodată, nu știu. În afară de deranjul acesta pe care îl înțeleg de ieri cu Katinka de alaltă. Deranj, simplu deranj. Ai, în afară de deranjul ăsta, ce ți-am făcut rău? Dar ce contează, important e toate figurile astea care le-ai pus. Nu se poate. În afară de deranjul ăsta, ce ți-am mai făcut rău? Multe, Robert, de câte ori s-au adunat multe, noi la Deni am înțeles să lăsăm tot în urmă, chiar la masă, în episodul care s-a difuzat ieri, m-am uitat când te-am rugat și am spus. Nu, uite-mă, te-am zis că acum ați răspuns. Asta face un răspuns. Povestește ce s-a întâmplat la Deni. Păi îți las-o detalii. Mă, ia să faci și tu, Robert, că lui nu-i convine, nu zice da sau nu. Și după o întreb de ce. Ia spune direct de ce. Nu există asta. Ia zi, Mihaela, mai tare, ce te-a deranjat la față de asta? Nu există, măi, dar sunteți aici tot în Mihaela, zi mai tare ce te-a deranjat în afară de faza asta. Zi încă o dată, te rog, mai tare, că vrea să audă ce te-a deranjat în afară de faza asta. Cu ce te-a mai deranjat? Că a zis că nu mă deranjează pentru că noi la date, așa am ajuns la înțelegerea asta, să nu mai aducem nimic din urmă. Absolut nimic. Și la... Bun. Uite, păi, mi-a deranjat în afară de faza asta. L-a dus chiar de luna februarie, ce mi se pare absurd. Așa nu-i la date, a dus în februarie. Tu nu să aveți data viitor împreună. Nu, el trebuie să întâmplă. I-am întrebat-o ce a deranjat în afară că am dansat cu Katinka și zice că noi am... Dar, Robert, dacă noi încercăm... Vreau să o întreb ce a deranjat în afară. A deranjat-o? Ce înseamnă? A deranjat-o că nu te-ai ținut de cuvânt. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu fiu eu înțeleasă să cadă el bine. Da, mă spune că eu mă picinizez, pe lume. În
Ana, am întrebat-o, ai zis că am umilit-o, cum am umilit-o? Nu ne băgăm. Nu a fost umilit, dar nu mai vorbiți cu el, chiar nu-l mai ascultați. De ce? De ce să ne irosim timpul cu o persoană care îi răspuns de 1500 de ori și nu... Vorbesc ei doi și te plictisești tu, Lorena. Dar zic asta, Mihai. Păi ăla-i scopul Lorenei, să dea... Da, hai, haide să vorbim, vrei să vorbim despre scopul tău? Nu bag în seama, nu știu să-ți asum că ai greșit. Te-am întrebat, Mihaela, în afară de... faza care te-a deranjat al alteri sau te-a supărat sau indiferent, nu mai te lua de cuvântul acesta, ce înseamnă umilință pentru tine? Cum te-am umilit eu pe tine? Că eu consider că n-am făcut asta. E o umilință de moment ce noi ne-am înțeles să nu ne mai supărăm unul pe celălalt cu nimic, da? Și să nu mai mi-aduci tu mie din trecut. Consider te rog frumos să-mi zici cu ce te-am umilit. Să-mi scoți ochii zi de zi, Robert. Umilință înseamnă că îți aduc aminte de acțiunile pe care mi le-ai făcut tu mie? Dar de modul ce să-mi aduci aminte dacă nu i-am zis că lăsăm tot trecutul și trăim prezentul? Dacă este umilință, trebuie să zic că da sau nu. Modul în care o tratezi este umilință pentru exact. Că... Exact! Tu nu mi-o oferi mie, nu știu... Că ea plânge, vorbește, că nu-i oferi atenție... Vorbește cealaltă, măcar a fost cea mai umilită în această casă, vorbește cealaltă, eu nebunez, nu-mi vine... Cealaltă are un nume. Și de ce vrei tu să întorci astea? De ce vrei să le întorci? Eu te întreb ce înseamnă umilință pentru tine. Când am avut o discuție cu Giulia, da, am spus, într-adevăr, te repeți, să o contrazic, să zic că nu, că asculti, că oricine vorbește, stai și asculti așa? Mihaela, lasă-l că oricum deviază de la discuție cu replicile lui care dau bine pe tine și atunci eu sunt vinovată pentru tot. Scuză-mă pe mine. Faci pe victimă acum. Cumva voi la date v-ați înțeles că veți fi parteneri, amici, iubiți și v-ați veți fi fideli 100%. Exact, exact. E vorba de loialitate. Fie vorba că e prietenie sau iubire, loialitate. Știi ce înseamnă loialitate? Păi tu nu știi. Respect? Eu știu. Nu știi. Eu știu. Nu știi. Și dacă știi... Nu știu, Mihaela, ce am impresia că voi ambii vreți să picați bine la public, dar nu în fața unui celuilalt. Nu. Atât. Asta. Ieri m-ai jignit în ultimul fel, știi? Mi-ai spus de toate. Eu cred că arăt urât și că dacă dansam cu tine, te călcam pe picioare și ți-am zis și eu, ironic. Dar ieri zis. Păi, uite cum intervine lumea, nu se poate. Nu se poate. E dacă nu înțelegi. Da. Ești un matur. Bine, Robert, tu ai dreptate. Mi-ai zis că tu ai alt nivel, alt standard la dans și de-aia n-ai dansat tu cu mine. Și eu ți-am zis, păi, uite, de-aia am dansat cu Catinca, că avem același nivel. Și tu ai un nivel superior, trebuie să dansezi cu altcineva. Că bine, te călcam pe picioare, cum ai spus. Scuză-mă pe mine că te călcam pe picioare. Da, dar îți dai seama că e o glumă asta, e o ironie. E glumă? Bianca, nu-și-au rost glumele în momentul ăla. Vorbim toți deodată, bla, 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 și nu ne înțelegem. Dacă eu făceam tot ce face el, ce era aici? Deci că glumă. Păi și tu ceea ce ai făcut pe dansul? Și vorbește urât, o ia ca glumă. Nu-și avea rost nici ceea ce ai făcut. Pune-te în locul meu, dacă eu mă ceream la cameră pentru un băiat de acolo. Cum era? Tu nu aveai nicio reacție? Nu? Să dansezi cu un băiat până la final și până să mergi să-ți bagă o babă de struguri în gură? Cum ai fi reacționat, Robert? Ai fi mâncat baba aia de struguri și mi-ai fi dat și pupic? Nu cred. Nu cred. Hai să facem o probă. Depinde dacă voi la date v-ați înțeles să nu vă mai supărați de nimica și să fiți mereu loial și chestii din astea, după cumva el poate să aștepta ca tu ție să-ți treacă supărarea. Dacă ați avut o înțelegere. Nu, 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 înțelegere, să accepte orice face? Păi eu nu știu cum v-ați înțeles, ce contract ați semnat. Nu e vorba de contract, Bianca, nu fi ironică, te rog frumos. Păi, Mihaela, probabil, nici tu nu te-ai ținut de cuvânt, nu? Cu ce nu m-am ținut? Bianca, nu e vorba despre contract aici. Aici e vorba despre sentimentele lor. Oamenii au fost la date și cumva acolo s-au înțeles că s-o ia... Lasă-mă o secundă. Ei s-au înțeles că ia de la zero, fără greșeli, fără lucruri din trecut, fără nimic. Azi, băi, hai să încercăm să o luăm împreună de la zero și să nu ne mai atacăm unul pe altul. Și exact. Mihaela cumva a încercat să facă chestia asta și e supărată pe el că el în continuare aduce lucruri din trecut. Exact, și nu am spus presiune pe el să mai fim așa, împreună, poate pur și simplu. Sentimente. I-am spus, o să fiu lângă el, o să fiu alături, dar să-mi ofere încredere, respectul și să mă văd eu cumva. Și să încercați să o luați din punctul de la de la zero, să exact. Mergeți înainte, fără... Ce-ai fost lângă mine? Păi și au luat. Și să văd că mă oferă mie mai multă atenție, trecut. Dar eu nu știu, nu văd asta. Nu. Au luat-o de la zero și s-au repetat chestii din trecut.
Și păi ce nu, că s-au înșirat lucruri dintre trecut. Bine, oricum, no, din atâta, exact, oare nu că s-au luat-o de la zero. Dacă eu aș zice să fă păcat. Dar el a rămas în trecut și acum o să rămână mur și bine. Păi și ce sens are? Pentru totdeauna. A pierdut și glasul la cât a țipat. Da. Bine, haideți, vorbiți voi. Dar nu vreau să... Vreau. Nu vreau, dar ar fi foarte bine ca voi să clarificați cumva totuși să ajungeți la o concluzie. Fie dar... pozitivă, fie negativă. Cam greu. De câte ori nu au încercat? Cum am zis, că mai bine el să rămână aici, să-și îndeplinească scopul final. Dar atât trebuie să răspundă Mihai la ce înseamnă umilință ca să se poată trece. Care-i scopul lui Mihai? Da, și oricum nu o să înțeleagă. Și nu o să uite până... E scopul meu, vezi, eu știu care e scopul lui și știu foarte bine. Te-ai de mine și n-are rost. Eu am venit aici pentru tine și cred că am demonstrat până în momentul de față. Te înțeleg mult mai mult ca telespectatorii mă înțeleg și îmi scriu mesaje. Cred că tu ai făcut tot ce ți-a stat în putință. Și așa este. Vorbim de ce vorbim? De online, nu? Adică mai ne luăm după pot. Online acum. Nu mai pot. Da. Te-ai luat toată emisiunea după online și acum zici nu, că ne vorba. Luăm după online. Eu știu ce simt în sufletul meu și gata. Ce simți, Mihaela? Ce simți? A spus că am ajuns la capătul răbdării și nu mai am, simt că nu mai am pentru cine să lupt. Am luptat destul, consider eu, am luptat destul. Cum? Răzând cu altele? Până la urmă fiecare își cunoaște limitele și dacă ai ajuns la concluzie. Da, și o să treacă 2-3 zile și o să-ți fie dor de el. Exact asta nu se va întâmpla. O să treacă și dorul ăsta cu siguranță după emisiune. Noi nu o să ne mai vedem și ochii care nu se văd se uită după un timp. De unde știi? O să treacă. Ești convinsă. Eu cred că vorba o să mă gândesc la răul care mi l-a făcut, cuvintele urâte care mi le-a ce adresat. Cuvinte urâte ți-am adresat? Momentele în care m-a făcut să mă simt cel mai prost. Ce cuvinte urâte ți-am adresat? Dar nu țipa la ea. Ce cuvinte urâte? Dacă tu nu ai uitat, nici eu n-am uitat multe cuvinte. Păi deci nu există un cuvânt în care l-am vorbească. Păi dar n-are ce să zică că nu am fost adresat niciun cuvânt. Aberează, vorbește așa în gol. M-ai umilit, cum te-am umilit? Mi-ai zis de toate, ce ți-am zis? Nimic. Eu cred că ești fals, poate ești materialist. Asta le-ai... Asta e și mai grav. Unele persoane de aici. Și le-ați pus reciproc aceste cuvinte. Ce cuvinte? Care aceste? Vorbiți să aveți gură. Stai un pic, Robert, știi? Care e diferența între jignirile Mihaelei și Mihaelei? Care aceste cuvinte? Că nu înțeleg. Care sunt aceste cuvinte? Vreau să-mi explic. Aceste cuvinte vorbesc alte persoane. Nicio șansă. M-am certat cu băieții, le-am spus. Vreau să-mi spui, nu mă interesează ce ai făcut prietenii. Vreau să spui aceste cuvinte care eu ți le-am adresat. Vorbește peste să nu vreau să le repet, că nu vrei să le repeti. Ce falsă ești, jur. Da, chiar fals. Foarte fals. Tot timpul faci asta. Nu vreau să repet, auzi. Ce a zis? Foarte falsă. Am zis că vreau să le de ce nu vrea să le repete? Că nu există. Hai, inventează sau nu ai timp să le inventezi. Hai, inventează. Ce ți-am zis rău? Este vreunul de aici care să poată să spună un cuvânt urât pe care ți l-am zis? Acum dă-ne 2 minute. Ești un om imposibil. Imposibil. Cred că ai niște probleme din trecut care trebuie să ți le rezolvi. Mă, cuvinte urâte, cuvinte urâte, cum i-ai spus tu mie. Sincer, cuvinte urâte. Nu știu, eu sunt o persoană foarte complicată, într-adevăr. Dar ca tine, n-am întâlnit. Da, uite-mă, ca mine, mă. Doamne, așa să nu mai întâlnesc. Nu, consider că nu ajungem. Iulia, care e problema ta? Înțelegere. Dar nu vorbeam cu tine, Robert, nu mă lua. Dar care e problema ta? Am o discuție cu ea, te bași cu camusca. Nu vreau, vorbeam cu Mihaela. Nu vreau o viață întreagă să... Dar și tu din gură, nu. Eu nu m-am băgat peste discuție tale, eu am obraz, am respect. De câte ori ai vorbit aici, nu ți-am zis nimica. Hai, gata. Nu ți-am zis nimica. Are voie să-și dea cum părere, acum și tu îți dai despre alții. Mulțumesc, Mihaela. Și... Am ce să fac cu așa femeie care... Nu știu, Mihail, acum... Nu... Gata, Robert, nu-i nimic. Pară rău și ție de ce spune. Nu o să par uitat, eu cred o decizie eu. Dar nu puteți... Ok, s-a terminat. Ok, s-a terminat. Dar nu puteți cumva să rămâneți într-o relație normală fără să spuneți, a, tu nu ești femeia nu știu de care, tu ești bărbatul imposibil. Nu, că face chestii pensionate să mă duc în starea asta. Bianca, am venit acolo să vorbesc cu ea între patru ochi, am venit, ea să mergem în grădină. Așa, mi-a făcut loc cineva acolo, nu te pune aici. M-am dus în partea cealaltă, m-am pus, am încercat să discut, ne-ați lăsat singuri și a început să mă ia la mișto, îmi vorbea așa flegmatic, mai avea puțin și mă scuipa, urât de tot. Era supărat. Așa-mi făcea. Robert, ia caracpai! Mie nu-mi stă în caracter să fac așa ceva, posibil ție, dar mie nu-mi stă în caracter. Cine mă, tu să dansezi cu mine? Du-te mă că mă călcai pe picioare, mă! Era supărat. Hai mă, nu, cine rezistă la... Jmecările era supărat. Astea. Hai mă, că dacă vă făceam perechea voastră așa, care putea să o luați săreați în aer. Robert, și tu erai singurul care putea să o calmezi atunci. Nu vorbesc cu tine, Lorena. Dacă făcea cineva perechea voastră, vă făcea așa ceva, luați foc.
Atâta... Dar și perechea mecherie voastră, dacă vă făcea așa ceva... Ăla nu e respect, Bianca, ăla nu e respect, să-ți vorbească în halul ăla. Respect din partea ta, nu știi să respecti o femeie, să-mi zică că nu mai o să vă găsesc o femeie ca ea sau nu ca mai central e Antoni sau oricare băiat de acolo. Am avut o persoană așa geloasă, că nu m-a lăsat să iei la pâine, să cumpăr pâine, dar atunci arătam și mai bine. Că nu vorbim de fizic, arăți... Și ceva? Așa, ești prea mândru de tine! Ce ești mecheria asta, păi? Asta e problema! Dar într-un fel spuneți... Mândria! Da, da. Hello! Ai prea multă mândrie! Opriți-vă! Asta simțești când vrei să fii cu el? Cum? Asta simțești când vrei să fii cu el? Catinca, aveam o conversație cu el. Păi și ce? Răspunde la întrebare. Te rog frumos. N-ai cu cine să vorbiști, că nu răspunde la nicio întrebare. Nu. Ce e atât de anormal? E foarte greu, pentru că acuză. Fără... Că astea nu-s de ieri de azi, motiv. Ce simți tu? Că nu-s de ieri de azi, dar ierul de atitudinea care o are de unde acum, în momentul ăsta. Nu, nu mi se pare că arată prea multă mândrie. Vai că arăta mai bine, că arăt nu știu cum. Probabil, dar crezi că totul ține în aspectul tău fizic? Ce vorbește, mă, despre ce vorbește? Vorbiți voi. Terminați. Despre ce vorbește? Cred că deja... Cine a spus că totul depinde de aspect fizic? Când eu am fost unicul aici care am spus că aspectul fizic contează 20% pentru mine. Da. Cine a spus asta? Da. Îmi pune iar cuvinte în gură? Doar am readus aminte ce s-a întâmplat ieri. Mi-a vorbit că zicea Bianca că trebuie să ne dăm o șansă. Ce șansă? O persoană care te ia la mișto și când vii să rezolvi lucrurile. Nu stau lângă mine. A venit cu doamna Andreea aici, ai zice, doamna, pune-te lângă Robert, nu stau lângă ăla. Gata. Deci ai cam râie. Când ajungi acasă, te rog frumos. Cum să stau cu persoana așa? Eu o să știu tot ce ține de noi, o să rog. Nu vreau să mai discut. Nimic, nu mai vreau să apară nimic cu noi. Nu mă mai interesează. Faci pe victima de zici că cine știe ce ți-am făcut. Nu e nicio victimă. Nu ți-am făcut absolut nimic. Pozele și pune la pune în continuare dedicații pentru știi tu cine. Auzi, Mihai, fără număr. Aoleu, pentru cine? Oricum, să fiți atenți că toate dedicațiile alea sunt pentru cineva, nu sunt pentru mine. Pentru cine? Se ceartă și dedic... Nu știu, el știe cel mai bine. E cu manele cu dată? Uitați-vă la el la story că pune dedicații. Pentru cine pui dedicații? Pentru mine nu, că... Pentru babau. Ea inventează lucrurile astea din cauza geloziei și imaginează tot felul de film. El vorbește cu cineva, are pe cineva în afară... Auzi? Îi spune cineva, îi spune, e din cauza online-ului. Robert, să dau follow pe Instagram. Uitați-vă la el, la story. Vreau să spun ceva. Mamă, dacă mai taci, stai un pic, te rog frumos. Acum să speculează, pe internet, că am o susținătoare din Austria, nu mă lăsă să vorbesc. Vedeți, băi, nu se poate vorbi. Am o susținătoare din Austria, care mă votează foarte mult. Nu mă las să vorbesc. Și se speculează pe net, de câte ori am fost în Spania. De câte ori am fost în Spania, că m-am văzut, vai Doamne, cu femeia aia. Bă, deci oamenii nebuni inventează tot felul de tâmpenii și ea crede tot, mă. De ce nu ți-au zis că m-am fost pe lună? Nu vorbesc cu ea. S-am venit aseară. Eu... Crezi orice, mă, și crezi... Dacă ar fi fost o susținătoare, Dacă fac TikTok cu o fată mai drăguță, este super mega geloasă. Se duce lumea, vrea să ne facă rău, pentru că știe că este geloasă și cade în plasă. Robert i-a zis la fata aia că e frumoasă, că are păr nu știu cum. Stai o clipă, Robert, nu contează asta. Voi sunteți cei mai maturi din casă. Tu de la băieți, Mihaela de la fete. Ca vârstă. Fiți, vă rog frumos, un exemplu pentru ceilalți. Ok, nu merg lucrurile între voi, așa, dar nu vă aruncați cu chestii din astea. Acum, mă. Dar nu îi arunc cu nimic, eu, mă. Ascultă-mă, nu îi arunc cu nimic, mă. Îi spun, ca să înțelegeți toate celelalte, de ce spune ea chestii și face filme că eu pun story pentru nu știu cine? Pentru că se duce lumea la ea și îi spune tot felul de nebunii. Ea încearcă să-și explice comportamentul tău. Asta face. Pentru cine își face filmele alea? Am pus o melodie tristă. Spui că nu mă vezi să fiu un viitorul tău, atunci pentru cine îți? Ia să leagă de orice, de orice story să leagă. 5 punctulețe, pui acolo semne. Dar încă mai pune semne? Da, pune semne. Aceleași ca înainte. Ce semne? Da, da. Ce semne? Melodii de dragoste și așa. Voi nu l-aveți la prieteni. Dar nu l-am. Voi nu vedeți ce pune el. Ce semne pun? Nu l-avem la te fără. Repeți, rească Dumnezeu. O să mai pun mai multe, să-ți mănânci cap acolo. Da, ce la cameră cu eu? Să crezi că e pentru nu te-a trebuit să nu mai vreau să te văd. Și eu l-am, dar că pune așa o muzică care nu e pe gustul meu, adică nu. Pune melodii de dragoste și vine și mă toacă. Dar poate tu nu ai analizat în detaliu. Păi, da, să știi tu cu cine vorbești. Dacă nu mai pun story,
mamă, oare unde o fi? O fi ocupat? De ce nu e pe noi? De ce? De-aia în caz tu mi-e pretexte și tot felul, ca să scap de mine. Dar nu pretexte? Trebuie să scap, ce că nu pretext? Mai vreau eu nimic. Apropo, nu am nevoie de un om imposibil, așa. Stămână în zilele. O fi fericită cu cineva să mă prețuiască, să mă pună pe primul loc și să mă respecte. Îți caut eu ție. Să mă respecte. Ce pretexte îți caut? Mi-e nerespectată. Răspunde. Păi, Robert, trebuie să o asculti pe care răspunzi ei la întrebări. Indiferent cât ai iubit, pleci. În momentul când nu ești respectat, pleci. Și m-ai acuzat că eu îți caut ție pretexte. Care sunt acelea? Cumva îți cauți motive din senin ca să te desparți de ea. Asta e ideea. A simțit cineva asta în afară de ea? Păi dacă ea a simțit, asta contează. Aoleu, asta contează. Păi dacă ea gândește că eu am 10 femei afară și 20 de copii, asta contează? O femeie asta contează, simt, nu? Nu este așa. Ei, ce să zic? Păi dacă zic o lai, femeile simt tot timpul când... Da, există cineva, e clar. Adică nu zic că sunt înainte cu ea, dar... Păi fi un sultan și nu știu. Știi tu mai bine că mai faci și public are comentarii la domnișoara. Da? Sau un sugar granny. Nu vreau să spun mai multe, dar orice. Chiar cu publicul ales. Lumea m-a viațit de ceva. La mine. Este o persoană care vrea să-mi facă rău. I-a băgat, a încercat pe toate, pe toate formele posibile. Persoana are o obsesie cu mine. Îmi registrează și live-ul. Face orice să mă... Să mă distrugă, dar n-are șansă că n-are cu ce. Eu la mine pe live-uri, eu nu vorbesc cu bărbați, cum vorbești tu cu femeile și cu o femeie știi tu anume care-i. Dar e susținătoare? Sau e... Adică... Vreau să intre și în casă aici. Știu! Că el a propus, că să vină pentru el, că... Și urma, după ce i-a propus pe live, a spus într-o zi în emisiune, a, că poate o să vină ceva pentru mine, adică să mă îndrăgostesc, să mă vadă perfect. Perfect, nu se vadă nimeni, că nu ești. Tu ești bine? Tu gândești ceea ce spui? Normal că citesc. Am propus eu cuiva... De când sunt în emisiunea asta să intru pentru mine? Răspuns că nu mai vorbesc cu tine acum. Dar nici nu vreau să mai vorbesc cu tine. Am propus eu cuiva asta, vezi că mă acuzi în fals. Vezi și... că să apară ai probe. Tu, vezi, să apară probe. Și nu apare nicio probă, că dacă era adevărat, deja apăreau. Se acuză, dar nu minceat în fie toată lumea. Ești ironic. Fie și fost tău coleg de cameră care a plecat, că vorbeai cu ea încă din perioada aia. Ce frere. Cu cine? Alexandru? De la unde? Fie toată lumea, Robert. Dar stai, Alexandru a vorbit cu tine sau ți-a dat mesaj cu detaliile astea? Nu, dar normal că știu că avem mulți prieteni, dar poate lumea chiar la un moment dat o crede pe ea fără probe. Chiar e culme. Bă, mi-a dat jos bățarea la mine. Stai că n-am înțeles. Au prieteni comuni și unul dintre ei ți-au trimis ce a vorbit cu Alex. Deci seară și oricum, e clar că vorbesc și în privat și... Bine. Da, dar e evident că e vorba. Confirm că se joacă în fiecare seară. Confirm că a întrebat. Dar cu aia din Italia. Aia, nu. Nu, și cu aia mai fitează, păi dar... Aia am auzit. Așa, dar mai are încă una cu care, deci din luna iulie când s-o despărțit de mine, cu aia seară de seară și plâng, asta știu că vorbesc în privat. Asta știu sigur. Și plus că hai să fim serioși, nu lași tu un comentarii cuiva cu care nu ești familiarizat. Vezi că intru la duș, vorbim după în comentarii. Nu, cine i-a zis el și prințesa și multe alte. Deci eu nu stau pe live, nu stau să mă, efectiv primesc capturi de ecran și nu, îmi fac cruce. Îmi fac cruce, efectiv. Adică vezi că intru la duș după vorbim. Adică după vorbim prima. Da, adică pe bune, da. Și nu există seară în care să nu facă meci cu... Măi, eu mai am la un moment dat lumea, eu scris... Aha, de asta nu te faci tu cu Mihaela, da, că... Donatoare. Nu-i donatoare. Nu. El face meci cu ea, face dar nu există seară. Da, poate da, la un moment dat făcea câte 10 meciuri pe seară și lumea a atenționat, că ceva nu e ok acolo. Știi? Și pe urmă, nu știu, cred că s-o înțelezi ei să nu mai facă mai una, două. Dar știu că dar eu înainte să intru în casă, vedeam... Și cânta, inima bate pentru tine, doi ca doi îndrăgostiți acolo, dar nu-ți băteai de joc la nimeni. Încă n-am aflat cu ce am... Vă mulțumesc pentru că mi-ați așteptat scuzele Naspleșuv, că făceai tu pentru... Cât nu de aici? Așa? Mulțumesc că mi-ați așteptat scuzele, dar... Vezi că ție zic... Ce zic? Să nu mai deschide subiectul... Bă, nu, acum vorbesc serios. Nu mai deschide subiectul cu Larisa Șantrin. Lasă-o în răbdarea ei, cât are ea nevoie răbdare. Și eu aștept... Bă, video la totul arăt. Ce? Cameră, poți să mergi și în casa fetelor să stau cu toate? Să vorbesc cu ele? Mă lași, te rog frumos? Mulțumesc, te pup. Aici zici că ești bine și la hotel? Da. Larisa să nu vadă. Dacă se vrea, i-a râs decât domnule Andreea. Zici, doamne Andreea, mi-a zis Antonii Larisii să nu-i arăt. Yo, tio! L-a lăsat pe Robert să meargă?
Mai era unul pe aici. Vezi, mă, că poate a căzut între astea. Nu, mă, că acolo mi l-a dat iară jos ăsta. Ce-ai pierdut, mă? Magnetul de la ăsta. Ok, ești fraier. Păi da, tu mi-ai dat peste el. Înseamnă că nu l-ai meritat de la bun început. Tu ești fraier. Dar nu stă aia cu Robert. Ce? Păi nu stă, că nu își permite el să țină una ca aia. Bună. Una ca aia nu își permite el să țină. Ca aia e... Dacă faci pe cash. Te alegi pe... În ăla greu. Da, 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 da. Faceți. Ce faci, Robert? Am venit până la voi, stau cu voi. S-a venit termometrul. A venit și apă. Să zic că eu mă victimizez, că știe că spun adevărul, dar... Ce? Vrei să stai în locul meu? Nu, 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 nu. Așa vă văd mai bine pe toate. Nu-i nevoie. Ai grijă că poate de și două, de Mihai. Una, de două. Mai zice de asta. Pe mine? Păi da. Doamne fere. Îți dai seama, mă face violentă. Vrei să, vrei să iau râie? Foarte urât, foarte urât, nu? Așa a spus și pe live, că o să vină femeia perfectă pentru mine, că eu sunt perfect. Foarte urât. În fine, lăsând dansul deoparte, eu nu i-am făcut nimic, nimic rău. Mă face... Respect din partea bărbat care... Pe conexiune, pe conexiune. Se zice că am avut și tu nu vrei. Tu auzi și tu că eu am, vreau, să vedem, vreau să văd probe din partea ta unde am zis eu cuiva ca să vină pentru mine. Vreau asta. Vai. Vai ce... Eu pe live-ul. Eu am văzut pe live-ul. Live-urile eu sunt cele mai bune. Eu știu că asta e un joc. Nu o dată, nici ca ori. Tu nu recunoști nimic. Eu am spus eu... Eu mi-am dat seama de la primele ei cuvinte despre cine e vorba. Crede-mă pe cuvânt. Și mi-am dat seama și eu. Tu taci din gură. E toată lumea, tot internetul știe. Eu am spus cuiva... Vino în casă iubirii pentru mine? Ba. Pui. Ba. Băi, poți să zici. Nu, spune-i, spune-i numai, spune-i numai atât, dacă cui fata se crede în mine. A spus Mihaela o chestie. Se crede în Angelina. Ea și Alexandru, fost concurent care stă cu tine în cameră, au prieteni în comun. Și i-au spus cum că tu ai vorbit cu fata respectivă în privat. Hai să vă zic ceva. Și în fiecare seară. Logic, dacă era adevărat. Nu-mi zicea nimic Mihaela aici? Nu vreau să stau aici, nici eu. Și am o conversație, cum se spune, mă rog, am o conversație care trebuie să se desfășoare. Cu cine? Cu Laurențiu. De ce? De ce? Pentru că vreau să vorbesc cu el de anumite lucruri pe care le-am văzut și... Unde? Data trecută online? Episodul de ieri. A fost pentru mine important să văd episodul de ieri. Și ce făcea? Se bârfea? Nu, nu mă bârfea. Am văzut atitudini și eu i-am spus lui că înainte de a vorbi pe conexiune, lucrurile, dacă nu mai era o problemă cu mine, mi-aș dori să vorbească prima dată cu mine și după o putem dezbate. Dar să fiu eu prima care să ia frederanță. Și vreau să fac același lucru cu el, să merg și să vorbesc. Bă, m-am abținut de atâtea luni de zile să nu spun. Nu vorbesc cu ea, că ea încică minte, să abține. Păi, nu se abține nimic, de dea cu scaunul în cap. Poate a aflat acum că așa și Alexandru a ieșit din emisiune. Nu, te rog frumos, păi și a ieșit de mult. Nu-mi zicea nimic, nu-mi reproșa nimic și nici la date nu-mi reproșa. Păi la date nu ți-a zis? Și la date zis am zis nimic. Ceva, ți-am zis ceva la date. Minte-mă! Nu mi-a zis nimic. Ce ai spus la date, Mihaela? Mi-a zis ceva mie, că am zis ceva de cineva. M-ai întrebat dacă mă deranjează. Și ce ți-am zis eu? Ce te-am întrebat? Nu m-ai întrebat dacă mă deranjează tipa. Bă, tu ești culmea, jur. Deci ești culmea. Am vorbit la într-o fată. Deci umor e grav. Am vorbit la într-o fată. N-are, e pierderi de obicei. Am vorbit. Deci jur. Nu te recunosc, jur. Și nu e bine să te jur. Nu te recunosc, bă, nu te recunosc. Nu recunoști tu nimic, v-am spus. Tipa aia deja cam întregi mă. Vreau să înțeleg un lucru. Vrei să mă duc eu la ea la make-up și o întreb? Deci la date, tu, Robert, ai întrebat-o pe Mihaela dacă o deranjează meciurile tale pe TikTok? M-a întrebat. Știu eu că mă uitam. M-a întrebat. Meciurile, în general, fetele, nu, că joci cu fete. O zis numele. O zis numele. Da, da, o zis numele. Și una din ele e fata despre care tu vorbești. Da, da. Și despre care vorbești ce? Că am zis să vină în emisiune. Era vorba de bun S. Și am zis că S mai nervioasă și nu mai vreau să joci cu ea. Și să rup orice legătură dacă vrei ceva cu mine. Și de atunci... Nu am zis eu așa ceva. De atunci de la el a mai jucat cu ea. Da, logic. Nu mai am glas. Păi și comentariile care le lasă... Asta că faci un match, pe seara, ok. Auzi, dar, totuși. Mihaela, dacă nu o să moment... stai cu o persoană la fel de geloasă ca tine, nu o să faci nimic în viață cu nimeni.
Bă, nu-ți geloasă așa degeaba. Știi cum să faci o casă pe munte, să nu știu. Dacă în acest moment ți s-ar cere sau ai posibilitatea să aduci telefonul cu tine, tu stai seama, el nu scoate ochii pe minore. Eu n-am vorbit cu niciun băiat, așa. Că nu avea. Că în privat nu vorbesc cu nimeni. Pentru că dacă vorbim după. Și mi-a zis că nu. Nu-mi scrie, știi? Nu, ci că tu ai fi spus că intri în duș. Sau cine a zis? Da, nici că așa. Intri în duș și vorbiți după. Obosit, azi, păi da, că intru înapoi pe live. Da. Și am intrat înapoi pe live, că fac duș și intru pe live. Că ea vrea să facă meciuri cu cum mine. Se face că n-ai mai intrat? N-am mai intrat pe live? Bă, tu inventezi, nici n-am rău să vorbesc cu tine, că tu te-ai axat pe mine, te-ai pus pe mine. Că ești sigură, că am vrut să mă asigur, auzi? Eu că chiar așa. Auzi? Apoi toată lumea inventează la el. Toată lumea. Nimeni nu spune adevărul. Da, exact. Nici cu prog. Doar el. Evadezi de la temă. Numai, hai să vorbim de Casa Iubirii, vă zic da? Că cauți pe text. Hai să vorbim de Casa Iubirii. Exact, cu ce te-am înjosit eu pe tine în Casa Iubirii? Fai. Cu ce te-am terferit? Respectat-o, că ai dat. Dar lasă-o să vorbească, te rog frumos. Dar ea nu poate, ea dacă... Dar lasă-o să vorbească, ok, n-am respectat-o că am dansat cu altă fată. Pentru mine asta nu e lipsă de respect. Pentru ea, da, am înțeles. Cum nu e lipsă de respect, Robert? Toate ne-am dat. Pot să vorbesc? Pot să vorbesc? Lasă-ne să vorbim, vă rugăm frumos. Iară, pot să vorbesc, dar am dansat, nu, stați aici. Stați aici, stați aici, că am venit să vorbesc cu tate, asta m-a întrebat. Și el nu, că nu am trec cu mine. Hai că eu mă de respect. Nu vezi mă. Și eu sunt prost aici. Hai, nu vreau să mă. Păi dacă mă eu nu mai vreau să vorbesc nimic. Asta e carababura. Am încheiat tot. Nu e ceva normal în viața asta. N-am întâlnit o persoană așa în viața mea. Tot întâlnești perfecțiunea. Ca 16 ani când eram cu fetele de 16 ani, acționa mai bine. Așa a fost pe la Costa. Vină femeia perfectă pentru mine, că eu sunt perfect. Te pune să faci lucruri, să inventezi lucruri, ca să dai rău la public. Dacă nu e expert la publicul ăsta... Nu înțelegi cum o să-și bate jocul. Nu, a zis deja tot. Ce să mai dar nu puteți să vorbiți voi doi decât să vorbiți cu alte persoane. Cu cine? Dacă eu eram bolit, eu întrebam un lucru. Fii atent, o întrebam un lucru și am povestea că afară plouă. Un lucru care tu poți să mă întrebi pe mine, Robert. Ți-e frig? Știi care și eu pot să zic da sau nu. Ieri a fost 30 de grade, astăzi sunt 22, având în vedere că locuiesc. Bă, zi-mi dacă ți-e frig sau nu, știi? Nu mă lua cu de-astea. Îmi trimite și nouă fată? Adică Bianca? Cameră. O să mă duc și eu la fete. Ce să cauți la fete? Nu e nicio problemă. Păi nu tu motiv. Păi nu tu... Așa. De ce să mint? Că nu mă duceam la Larisa. Opa. Dar la cine te duceai? Mă duceam așa, să mă mai plimb, ce fac, stau aici cu voi, mi s-a luat de voi. Dar ce mai bulevard acolo? Nu mă duceam la Larisa, pentru că Larisa a zis că are nevoie de timp și spațiu. Păi da, da, nu la modul ăla. Mă, eu ofer mai mult decât are nevoie, pentru că poate așa, nu știu, o să fie mai bine ea. Vezi să nu faci o mișcare greșită. Mihaela a avut mereu același caracter de la început. Eu cred că tu, cu toată experiența ta, ți-ai dat seama ce femeie e, ce caracter are, da. Ce capacități are. Dar de ce le țin tine lucrurile astea și nu le spui atunci? Măi, fată, dar cât să mai țin, cât să mai... Păi aia zic, cu asta greșești că le-ai ținut în tine. N-am să-l acuz pe nedrept, înțelegi? Că am mai spus o dată că simt când s-o despărțit de mine, când s-o despărțit de mine. Dar știu, știu că m-am zis. M-am rugat la deci, știi cum era? S-a uitat la mine așa ca o... așa. Deci era de nerecunoscut. Eu atunci l-am acuzat că ce apărea pe internet, înțelegi? Da, poate era cineva în Spania. Urmă mi-a părut rău, dar acum văzând că tot cu fata aia seară de seară... Dar tu ți-ai făcut așteptările ca ea mereu să fie de partea ta, v-ați înțeles acolo la date că gata, treceți peste tot și nu s-a întâmplat. Nu am înțeles la date că am trecem peste tot. Nu, Bianca, nu e adevărat. Nu e adevărat, că nu ne-am înțeles asta. Din n-am înțeles nimic. V-ați înțeles am zis, sau... fii atent, nici nu vroiam să se întâmple un sărut acolo, știi? Dar m-am supărat un pic. Că am făcut o poză prima dată cu calul și pupam calul. Calul pupă mine, nu. Și a luat-o gen niște gelozii, dar le-a zis, bă, și pe cal ești geloasă. Mă, și la urs se joacă cu ea. Bine, seara de seară și așa, aceleași vorbe? Nu. Păi Laur, vorbea în continuu de Lorena, scuză-mă. Când ai scroll și dai numai Lorena, auzi la el. El întreabă lumea. Mai momentele lui. De ce nu te împași cu Mihaela? A, că știți, că nu știu ce. De ce nu mă predexte din astea, că ei nu o să schimbe niciodată? De ce să mă schimb? Mă sau nu? Am. Eu nu vreau să mă schimb pentru nimeni. Nu vreau. N-am ce să schimb la mine. Consider că orice om are de lucrat la el. Dar nu să se schimbe, total. Da. Cine te vrea te ia așa cum ești? Da. Nu, poți să te modelezi, să schimbi anumite lucruri, dar să fii tu. Am încercat să o dau după el. E nevoie. Am încercat de atâtea ori. Mai mult de atât nu mai pot să fac.
Dar asta e caracterul ei, a mai fost așa. Ok, e caracterul ei, dar nu poate să zică mie că eu am înjosit-o în această casă și că am vorbit urât de ea. Când ea, din cauza geloziei, începe să-și aruncă, ieri când am vorbit cu ea, pentru că eu, era supărat. Într-o discuție de-a ta și a unui băiat de acolo, eu ți-am dat dreptate ție, pentru că aveai dreptate în momentul acela, cum a aruncat Oradu două zile înainte, că eu fac echipă cu tine pentru finală, pe conexiune, iubita mea îmi zice, face echipă cu Bianca, că de-aia se apropie finala. Și zic, uite, din cauza geloziei, că i-am dat dreptate Biancăi, ce-a putut să-mi zică. Dar tu ai văzut cât de repede mi s-a aprins beculețul? Pentru că e adevărat și... Deci mie... Mare greșeală că eu nu urmăresc pe nimeni, gen... Îi urmăresc la follow, dar nu mă uit. Eu l-aveam pe el pe TikTok de dinainte și făceam cu el meciul, știi? Uh-huh. Și mi se mai întâmplă să mai intru și să stau acolo. Tot cu ea găseai. Hmm? Tot cu ea era. Da! Aia zic! Să nu fac vreo mișcare greșită. Să zicem că ar fi fost așa. Tu ești iubita mea, da? Tu vrei să ieși cu mine în casă, nu? Că asta ai spus. Care e problema? Nu vrei să câștigi iubitul tău? Vrei să câștigi altcineva? Știi cum a făcut? Robert, este... Dar nu, ce înseamnă reacția asta? Robert, stai o clipă. Ce înseamnă reacția? Este o chestie de mentalitate. Te rog frumos să-mi zici. Sunt oameni care gândesc camera? Într-un continuăm, fel continuăm. Și nu mă interesează cum gândesc. Care este faza? Că oricum când gândim toți, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Tu gândești așa, faci așa, faci așa, tu să facem la fel? Gestul ăla la toți, indiferent cum gândim, este penibil. Este urât. Ea nu comunică cum ar trebui să comunice. Eu sunt de eu te înțeleg perfect, dar alaltări sau cum s-a întâmplat, ai greșit tu. Da, mă, da, am făcut-o și de dar la... te înțeleg. Bă, fii atent, am făcut-o prima dată pentru că vreau să-i dau îmbrățișare ei. Da? Fii atent, ascultă-mă. Pe curiosiune am zis înainte, deja am anunțat că o să vin să-i dau îmbrățișare, să-i mulțumesc din suflet și ce frumos a vorbit de mine spre mine. După aia s-a terminat conexiunea. Mi-am dus, mi-am pus un, nu știu ce am făcut acolo și a dat conexiune imediat de la voi, vorbeam cu băieți. A dat conexiune de la voi că era muzică și dansau. Și ea era singură aici, așa am văzut-o singură și zic: "Cameră, poți să mă duci la Catinca că e singură, dansez cu ea așa și îi dau îmbrățișare." Și am venit. Și am dansat cu ea. Și care e faza? Da, mă. Eu acum încerc să fiu bine, adică mă prefac că sunt bine, că nu sunt bine, de fapt. Dar mă prefac că sunt bine și încerc să mă temperez, să vorbesc mai calm. Și trebuie. Dar nu sunt bine deloc. Eu nu știu ce să mai fac. Și eu. Tot cu în relație sau în general? Cristina. Bine ai venit în club. Nici eu nu mai știu ce să fac. Hai să-ți spui de ce. Noi la date am stabilit că o să rămânem prieteni, știi? Și că încercăm să o luăm de la zero. Și că nu ne mai apropiem romantic unul de altul. Și că încercăm să păstrăm oarecum distanța, să punem la punct niște lucruri. Ei, ieri când a fost dansul... Știu că mi-ai povestit. Zici că a fost... Zici că nici măcar n-am vorbit la date. Bă, la dans și toate mai... sentimentele. Deci jur, la dans și eu m-am simțit diferit cu Larisa, jur. Deci nici nu zici că ea nu consideră că suntem într-o cunoaștere. În momentul când dansam, bă, simțeam că sunt acolo cu viitorul meu suflet pereche. Jur. Bine că pe o parte, dacă stau și mă gândesc, e bine ce se întâmplă, că cumva ne-am întors la sentimentele pe care le aveam de până să mergem la date, dar cumva stabilit că nu ne mai ducem lucruri din trecut. Adică o luăm de la zero. Deci e bine. Putea să vină la Catinca, dacă era vorba de respect, să-mi dățișează ca simplă colegă, să dansează 20 de secunde cu ea și să vină la mine. Nu stai tu până la final și aștept să vezi reacțiile mele. Eu când i-am văzut mai întâi pe ei și am mers cu Cosmin și ne-am întors și am zis, dar Mihaela cu cine dansează? Și când am zis, păi nici măcar nu-i opăsat, adică dacă nu venea Gianni, să stau un... Nu, bă, eu cred că el aștepta să duc un aparat de fotografia, să-i fac poze cu Catinca, să aibă amintire că are suflet bun și-a luat apărarea. Da, da, asta tu știi, adică na, că el așa e genul ăsta care așteaptă să-i se ia apărarea. Știi, da, bine, măi, Larisa, e normal să ia apărarea iubitului tău, dar până într-un punct, adică știu, când greșește, da? N-ai cum, măi, n-ai cum. Mai când e evident că a greșit, n-ai cum. Dar el consideră că nu... Eu nu greșesc niciodată, nu... Nu mai pot. Nu pot, frate, eu dacă stau în prezența ei, e ca un magnet pentru mine. Dar nu pot să stau lângă Cristina cum stau cu
Bianca sau cu Lorena sau, înțelegi? Dacă pentru mă întreb pe mine, sunt sentimente acolo, îți dai seama, adică mă atrage așa ca un magnet să mă duc către ea, nu, nu ai o atracție față de ea și către am tine, am mai încercat să mă duc să stau lângă ea și să stau distant. Bă, nu pot, frate, să stau fără să o mușc de umăr, fără să o iau de mână, fără dacă să mă întreb pe mine, sau... acum, cum sunteți voi după date? Tot sunteți mai rău decât momentul ăla când am intrat eu în casă atunci și momentul când am intrat în casă, eu credeam că sunteți cuplu. Jur. Deci orice făcează, râdează. Da, într-adevăr, acum suntem un pic mai distanți, că na, așa am stabilit noi, da. Cine e? Lorena. Nu, cred că a lăsat ceva. Cred că a lăsat ceva, ia stai. Dar cred că mă și plâng eu puțin așa, că e bine, de fapt, ce se întâmplă dacă stau și mă gândesc un pic. Nu e. Tu te duci în casa fetele? Nu, mă uitam cine e. Ce credeați că este? O pisică? Am crezut că... că a lăsat cineva ceva, un plic sau o chestie, știi? Aha. Sunt eu. Hello. Hello, it's me. Ce făcea Bianca asta, nu? Vorbește cu Robert. Ah. Masa cea de taină. Bine, așa. Cumva la... trebuia să te oprești, mai ales nu, dacă... Nu am vrut să mă opresc, uite că n-am vrut, trebuie să-mi ziceți mie ce trebuie să fac. N-a zis să fac ce simt, uite, am făcut ce-mi simt. Nu-ți fac la mine. Că nu ții ai făcut acum o prostie. Păi na, și care faza? Și acum e geloasă ce tu ai făcut prostie? Băi, și eu aș fi plâns. M-aș fi spărat, eu m-aș fi gândit, bă, omul ăsta nu mă place, că surâtă, tot felul de filme. Mă, gândești așa. Bine, voi măcar că așez cu buretele, da? Robert cu Mihaela le-am șters, dar tot și aduc, bă, știi? Dar nu vrem să lase de la el, mă. Mamă, dar nici măcar nu a lăsat să vorbească două minute. Băi, deci omul, eu nu știu ce părere ai tu despre el. Eu sunt... Mai zice și voi, că eu nu mai zic nimic, pe mine nu mă interesează. Asta să zic, sunt cu el și la hotel și așa, eu știu că e un om bun. Pentru mine el e om bun, pentru mine, nu știu, pentru tine, pentru mine el e om bun. Și pentru mine. Și îl văd bine pe Robert. Bă, dar are defectul ăsta, că nu vrea să înțeleagă ceva și când crede că toți suntem împotrivă și când tot ce îi zicem lui, îl consideră atac, nu îl consideră sfat. Ce faci la mine? Deci, mor de oboseală. Îți rup de obosit. De ce? N-am dormit bine, n-am apucat să mănânc. Din ce cauză? De ce n-am putut să dorm? De mult timp nu pot să dorm. De ce nu ai mâncat? De ce nu ai nimic? Că m-am trezit la 7:30 și la 7:35 am plecat. Ai venit cu șosete și pampuci. M-ai văzut? Și asta faza cu că ar fi umilitor, bă, nu e, poate n-ar fi ieri sau alaltăieri când am dansat. Nu e umilitor, dar oarecum e deranjant să-ți vezi iubitul când dansează cu alta la 2 metri de tine, știi? Reacția Mihaelei cu strugurile mi se pare justificată complet. Păi nu, mă, nu, că el cumva i-a explicat Mihaelei că s-a dus să danseze cu Katinka pentru că i-a zis Mihaela că el nu dansează nu bine. Nu există așa ceva. Cu ordinea cronologică din nou a lucrurilor, eu n-am mai zis, că nu e asta ordinea cronologică. S-a cerut mai Robert și după a zis, da, a zis, vreau să mă duc să dansez și eu cu Katinka. Da. Fix așa a zis de aici. A plecat Robert, s-a dus la fete și a luat-o pe Katinka la dans. Mihaela n-a apucat să se zică că nu știe să danseze sau chestii de gen. Adică nu era nimic între ei. El s-a dus, a dansat cu Katinka, după ce a dansat cu Katinka, a luat o bobă de strugure și a dat-o lui Mihail, așa, ca și cum, înțelegi? Da, iartă-mă, gen. E deranjant. E ca și cum eu sunt în cunoaștere cu Larisa și mă duc, ia Mihail, hai să dansăm. Larisa, n-am dansat cu tine, dar îți aduc și ție un strugure așa, ca să ai la tine, nu de-al de la ștou, așa. Cum te simți, în afară de obosit? Vibe-ul tău? Sau atunci când ești obosit, nu ai niciun fel de vibe? Păi tu când ești obosit, ai vreun vibe? Da, nici zero. Așa suntem noi. Așa suntem noi. Așa sunteți voi, dar nu toate. Tu puteai uite ce filme își dă, că storiile mele sunt pentru cineva, nu. Dar cine știe? Băi, deci aveți mintea? Așa deci cum să zic eu, malvat, dar frate, puteai, nu înțeleg. Tu puteai să rezolvi chestia asta pur și simplu recunoscând că ai greșit. Băi, ascultați-mă, dacă storiile mele, stai puțin, dacă storiile mele ar fi fost pentru cineva, nu le puneam la privat și iertam acei persoane? E penibil, mă. Deci nu gândiți, mă. Gândim. Sau puteam vorbeam cu persoana respectivă. Eu direct. Nu cred că o persoană deci ar accepta story pentru cineva. Cu Mihaela păi și normal că așa. Nu, e logic. Luați-o asta... logic. Cum? Ok. Eu asta nici nu iau în calcul. Trebuie cumva, nu știu, caracterul ei mereu așa a fost.
mereu așa a fost. Da, adică corect, corect. Și tu asta ai văzut de la început corect. Și poate de asta nici nu te-ai îndrăgostit total sau nu ți-ai pierdut raționalitate, pentru că știai cumva că nu te poți baza chiar în orice situație. Corect. Ea fiind mai impulsivă, mai așa, se enervează și gata. Și mai impulsivă, mai așa? Da. Foarte impulsivă, foarte impulsivă. Nu știu, mai... eu am impresia că odată, după tot ce se întâmplă, îți pierzi și respectul, îți pierzi și, nu știu... Și răbdarea și încrederea și tot. Dar îți pierzi, mă, că odată cu... se întâmplă o groază de chestii, ne scoatem ochii în continuu, la un moment dat... Da, cred că ar trebui să... Nu mai știi cum să lupți și ce să faci. Ok, eu nu, că o să mă opresc sigur. Dar am vrut să clarific, am vrut să... Și odată gelozia vine din neîncredere. Nu, nici nu mai pasă, sincer, să plec mâine, că nu mai pasă. Nu mai vreau să văd. Aici să pleci. Bă, ce stau aici? Numai că Steva de el să moară de ciuda. Dacă mai stau mult, ies de aici și mi se pune cam cazierul cu... Cam dat la careva în cap, nu? Tu n-auzi cum vorbești, că dacă stai lângă mine, eu îți dau una și din astea. Mi-au pus etichetă materialistă, violentă, geloasă, impulsivă. Materialistă că ce? Deși am spus că nu prea mi-a plăcut brățara de la când mă ceru de iubită. Deci aia înseamnă să fii materialistă? Păi asta consideră el. Când îți dea de una ca aia să-l facă de bani, atunci să vedem dacă o să mai zică. Una din aia trebuie lui să-i mănânce și zilele și banii și pe urmă... Exact. Normal că fata a fugit de el ca și cum... El trebuia să-i fi spus, uite, astăzi dacă era bărbat, cum aș fi procedat eu. Mihaela, uite, îmi cer scuze, n-am gândit pe moment... Am dansat strict prietenește cu Katinka, rezolvarea? Stai așa, Robert să-și ceară scuze. E și orgoliu prea mare, el are un orgoliu. Explicația era simplă, putea să zică, Mihaela, îmi cer scuze, nu m-am gândit așa, nu m-am gândit că te deranjează, e normal să fii geloasă pentru că mă placi, dar n-am gândit-o așa, m-am dus să dansez strict prietenește cu Katinka, îmi pare rău, îți promit că nu o să se mai întâmple. Nu știu ce a făcut, ce a făcut. Sine care erau pentru... cuplu sau ceva. Nu știu ce a făcut el înainte să intre în emisiune, dar de când am intrat eu, să zică scuze fără ironie, nu l-am auzit. Da, în fine, ăsta e un subiect tabu discutat de 100.000 de ori, mă duc să mă cer să văd dacă l-am să mă duc la Cristina. Oricum, mă, chiar e urât, jur, adică eu nu. Și nu cred că i-ar fi zis, poate i-a zis și Mihai, dacă a stat în casă cu doamna Andreea la modul... Oare cum să-l facă să se simtă prost, dar nu cred că a zis la modul, bă, chiar așa e. Am fost la câteva date-uri, am vorbit de fostele relații, am vorbit în cuibușorul iubirii despre fostul ei, da? Și mie mi-a zis că n-am demnitate, că am stat cu o persoană care da, a avut copii. Mi-a spus că n-am demnitate. Nu se poate spune asta. Mai, dar tu nu mai vrei să știi mai stai cu copii. Știi din ce cauză? Așteaptă. Și lucrurile. Așteaptă, știi din ce cauză? Pentru că ea a fost părăsită și s-a dus băiatul respectiv cu o femeie cu dar copil. Dar nu povestea acum chestiile nu, ei. Nu, că am vorbit încă uibușorul iubirii chestiile astea. Ce spune acolo. Și e o traumă care o are din trecut. Ok, nu e nimic de greșit, Dar e o întâmplare dar, care a suferit dar nu poți să mă acuzi pe mine pentru că ți-a făcut cineva rău. Dacă cineva te-a înșelat sau ți-a făcut rău, tu nu trebuie să stai în gardă cu mine toată viața, că eu să fac. Ok, nu controlezi, dacă vezi că persoana lângă tine diferită total ca cealaltă, că faci o comparație, nu poți să o tratezi la fel. Îi dai crezare până calcă strâmb. Renunța, mă lași pe mine să mă duc până la Cristina? Vreau să mă duc să vorbesc cu ea, fără ceartă sau ceva, să vorbim niște lucruri între noi doi. Că eu nu mai înțeleg nimic. Mă lași? Să văd ea ce simte, cum e. Fiecare le avea pe ale noastre. Clar. Nu mă lași? Ești foarte frumoasă astăzi. Știi că nu ți-am mai zis de mult că ești frumoasă? Ești foarte frumoasă. Te-ai odihnit, Lănuța? Nu ți-am mai dat de mult atenție, știai? Frumoasa mea. Mi-a fost dor de tine. Și încerc să mai fii mai temperată, nu? N-am ce să fac. Mi-a zis Katinka ieri. Da, îi dau și timp și spațiu. Mi-a tot reproșat Katinka că momentele când nu i-am dat spațiu și când mă tot cer la ea și așa. Și mi-a reproșat Katinka asta și m-a făcut să mă gândesc, bă, poate Larisa îi spune ceva ei ce mie nu-mi spune, nu știu, din amabilitate sau din etică. Clar. Poate să nu te simți tu deranjat sau da, să te da, supere. Și vine Katinka și mi le zice. La asta mă gândesc eu și timp și spațiu. Katinka mi-a zis, nu te mai ceri așa, te ceri zi de zi la ea, că nu știu ce, vii mereu la ea. Bine, frate, dacă
Da, am zis și acum, cum am dus, m-am cerut la fete, nu m-am cerut la ea. Acum, Antonii, îți dai seama, fiecare spune ce vrea și face ce vrea, știi? Te-am neglijat în ultimul timp? Te-am neglijat? Dar să știi că eu în continuare țin la tine și pentru mine însemn ceva foarte mult și o să însemn toată viața, o să rămâi tot timpul în inima mea, Lenuța, da? Îi place gen să fii puțin și mai rece, așa, mai distant față de ea, știi? Imaginează ziua atât de rece cum e să fiu și eu la fel de rece ca ea, păi nu s-ar lega nimic de nicio parte. O persoană rece, din punctul meu de vedere, poate sunt și rece cu rece, dar majoritatea cazului, din punctul meu de vedere, o persoană rece are nevoie de căldură. Plus cu minus, se atrag. Clar. Ești o cameră specială în viața mea. O cameră de 2, o cameră specială în viața mea de 2,8, 9,3, 1,1, 1,6. Dar nici să fii, nu știu cum să zic, așa să o sufoci. Bine, nu zic de tine că ai sufocat-o sau ceva, știi? Doar așa să nu sufoci prea mult. Așa scrie pe tine, da? Ești o cameră importantă pentru mine, da? Te iubesc. Adică să fii acolo, la... să înclin balanța, știi? Poți să-i pui, te rog, Cristinei, un mesaj pe televizor și să-i scrii, îți trans... Auzi, dacă te rog frumos, pentru mine, pentru faptul că... Pupăcioasă, mică, pupăcioasă. Lenuța, vreau și eu niște pupici de consolare. Poți uite-te să-i și la pui, mine. Te rog, un mesaj Cristinei pe televizor și să-i spui, îți transmite Radu. Că vrea să te duci în casa băieților. Lenuța. Poți, te rog, să-i pui un mesaj? Lenuța. Te rog. Mă pup. Dacă vrei, uite, nu te presez, asta rămâne la alegerea ta, da? Lasă să mă pupe și pe mine. Mă pup și pe mine. Nu te pupă pe tine, nu-l pupi. E în film, ei. Plecat. Ce ai, Cristina? Unde ești în vacanță, Cristina? Păi nu se pune acolo să-l asculte, că oricum ea niciodată nu i-a plăcut de el, e clar. Dar era venit să vorbească cu noi, să ce? Nu. Nu era normal să vină să vorbească? Păi, fiate, adică trebuia să aibă discuții cu mine, dacă era până acolo. Fetele au vrut să se ridice. A, nu, 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 da, ridicați. Păi, dar eu pentru ce să stau atunci? El vrea să stă cu toate. Eu, înseamnă că eu nu însemn nimic pentru el. Eu știu de ce explică altor fete, adică de ce e important să explice el Bianca-i. Aia zic. Încearcă să distorsioneze lucrurile, se pară pentru cei de acasă că eu sunt aia nebună, înțelegeți? Eu sunt aia care inventează, eu vreau să-i fac lui rău. De fapt, lui vrea să-i facă rău oricine, dar lui, el la care va de aici nu. De unde? Că e primul care, dacă ar putea, ar face rău. Niciodată nu recunoaște greșelile lui, niciodată, știu, niciodată. Știu, dar am văzut. Bine, voi, să dăm prima. Voi doi sunteți mai așa, eu, de exemplu, sunt așa mai pasională, dar oricum, pentru persoana de lângă tine, eu știu ce tu te aștepți. Tu te aștepți ca ea să fie în totalitate, în orice. Că nu, nu în totalitate, tu, nu. Că... Eu dacă greșesc, îmi place acolo să-mi zic că greșesc, păi da, dar, în privat, dar nu, în privat, exact, în privat. Deoparte. Exact. Eu știu. Și chestia asta, tu ai așteptările astea și cumva poate te aștepți și o inteligență, pentru că trebuie să ai o anumită inteligență ca să știi să scoți persoana dintr-o situație proastă, știi? Dar cumva... Da. Ea te pune pe tine într-o lumină proastă, tu o pui pe ea într-o lumină și mai proastă, Bianca, vă puneți, da, unul pe altul, înțelegi? Dar n-am atâtea așteptări să mă scoată din situația aia proastă. Măcar să-mi ia parte. Nici el nu zis, îmi cer scuze. Nu că ierta, scuze. Nici scuze nu și-o cerut. De ce? Eu n-am nevoie de așa ceva. E un bărbat care nu-și cere scuze niciodată. Dacă sunt într-o situație proastă... Dar nu putea, dacă era gelos, zic... dar faza cu dansul chiar nu putea. Nu mă chiar nu putea, că eu plângeam din mă, nu vă legați de, păi de situație. Nu, mă, nu, s-a început. Păi de ce ne-am despărțit? Nu, acolo s-a umplut paharul. Nu. Ascultă, mai să o luăm așa, de ce ne-am despărțit? V-ați despărțit că tot avea reacții din astea. Ai văzut? Îl așteaptă cu pensula acasă. Și așa zicea el că nu-i place. Zicea că nu-i place să fie, dar cu pensula, că mereu să... Cum o zis, adihor, sau cum o zis? Aluaia poate miroase mai bine, ahoit. Aluaia miroase mai bine. Că mi-o băga mie motive, că doar nu m-a pupat, că eu m-am pus puțin acid în buze. Aproape că nu mi se vede deloc. Aia, uite, așa are. Știu. La aia îi place? Dar eu știu. Ce vorbim? Oricum, repet, nu e aia femeie să vină aici. Nu e aia femeie de Robert. Aia crede el.
Ciudă că eu nu cunosc. Nu știu despre cine e vorba. O să te arăt. Dar e blondă? Nu. Nu, e brunetă. Și de-aia te spune acum că îi plac brunetele. Și asta are pe șase, l-au repetat pe live. Că lui, de fapt, brunetele îi plac. Nu pot să zic că îi fac publicitate aici. Da. N-are, chiar nu, n-are nu. Da. Deci știe toată lumea, deci pe bune. Toată lumea îmi spune. Mihai, ăsta e motivul și gata, n-are o să te mai... Tu cum ești? Vrei? De cum? Deranjată. De ce? Că râzi când ești deranjată? Râd, pentru că eu râd tot timpul. Încerc să fiu bine tot timpul. Ești de ce e deranjată? Dar trebuie să fii... Ce bei aici? Trebuie să fii fresh și activ pentru conversația asta. Mă descurc. De ce? Da? E o conversație grea? Nu e o conversație grea. E pur și simplu lucruri pe care le-am văzut. I-am văzut episodul cu cartofii tăi prăjiți. Și? Și evident eu atunci nu am văzut tot ce ai făcut tu. Așa. Dacă aș fi văzut, cu siguranță... De fapt, nu știu dacă mi-aș fi schimbat părerea, pentru că atunci când am o idee în cap și eu voiam să vorbesc cu tine, și nu cred că mi-aș fi schimbat părerea, dar nu am simțit deloc bine văzând ceea ce am văzut. Ce ai văzut? Am văzut că faci aceleași glume. Ai făcut aceleași glume, glume cu să o iei de mijloc, să o atingi. Erai în preajma ei și te-ai pus spate în spate cu ea și i-ai întins, adică ai împins-o din, cum se spune, cu partea, cu posteriorul și ai făcut glume de genul și nu mi se pare ok. N-am ce să fac. Stau aici în grădină și aștept să treacă ziua ca să nu mai sufoc, să nu mai supăr, să nu mai... Că ieri părea supărată chiar și pe mine. De ce? M-am dus la ea și așa rece să se uite la mine, n-am văzut-o niciodată. Nici în momentul când am intrat, când eram un necunoscut total. Asta după dans, nu? Ieri când m-am cerut la ea, când... Te-ai întors supărat. Da. Că ai zis că s-au certat Larisa cu Lorena Parcă sau cu cine ai zis că s-au certat? N-am văzut-o niciodată să mă uite, să se uite mai rece așa la mine. Poate nu s-a uitat. Și ea a mai avut certuri cu Lorena când m-am dus eu la ele, le-a lăsat deoparte și a venit să stea cu mine. Poate atunci... nu a mai putut, știi? Adică chiar... Corect, poate... corect. Așa, da. Avut un... Cred că, ca să o dau sincer, cred că dacă simțea și chiar își dorea să stea cu mine, o lăsa. Dar nu cred. Da, mă gândesc că te-a deranjat. De-aia am și făcut-o să te deranjeze. Păi, de ce? Așa sunt, eu am vrut să te deranjez. Ce, să fie așa tot timpul? Nu. Dar tu nu înțeleg ce vrei acum să scoți de la mine. Adică e clar că am... Nu vreau să scot de la tine. Uite, ascultă-mă. Pentru că e clar că am făcut-o special. E clar că am și luat-o la mișto, cu toate că nu merita să iau eu pe ea la mișto, că a stat acolo și mi-a făcut de mâncare și m-a simțit prost că nu am putut să o ajut. Dar până chiar... Poate am fost și nesimțit pe de-o parte, uneori. Da, ai zis că amândoi aveți ceva în comun și nesimțit. Cum? Probabil. Atunci îți dai seama și tu de la tine, înțeles că n-a fost nimic. Și tu știi foarte bine că unele lucruri au fost făcute special să te deranjeze. Eu am venit să vorbesc cu tine direct și tu să-mi explici, să nu-mi trag concluzii. Dar tu știi foarte bine, puteai să te tragi singură. Vreau să-mi confirm. Dar alte concluzii oricum n-aveai ce să-ți tragi, că nu e ca și cum te-ai gândit tu, bă, băiatul ăsta are un interes pentru Katinka. L-am deranjat. Eu știu că te deranjat. Și știi că ți-am spus ieri sau alaltăieri. Misiunea e completă. Vrei să-ți aduc aminte un lucru care m-a durut tare, în afară de sărul și toate cele? Ha? Să ia partea lui Ionuț din primul sezon. M-a tocat în gala aia până a stat în față. Auzi? M-am salvat. Și după ce m-am salvat, se pune să plângă când pleacă el. Și îmi zice stac din gură că mi-a dat sfaturi bune. El nu mi-a dat niciun sfat bun. Acum privind în urmă, în trecut, din punctul tău de vedere, dar sincer, ce momente crezi că cântăresc mai mult? Cele bune sau cele în care ați fost rău? Nu știu, nici sincer, n-am avut nici spune la nervi. Am avut sincer, și momente frumoase, într-adevăr. Dar rău, cred că primează acum. Sincer. Ei și mie mi-a dat numai sfaturile. Dar sincer, era mai bine când erai unul în casă. Radu era mai ok. Cu Radu mă descurcam mai ușor. În viața normală, când sunteți într-o relație, voi stați, ascultați de cine aveți clinciuri sau ce. Sau iubitul nici tău sau iubita ta petrecere. Îi interesează că ai tu nervi cu persoana aia sau scandal cu ea. Nu le pasă. Adică, nu știu de ce aici se pune atât accent pe faptul că eu am un clinci cu tine. Și eu sunt împreună cu tine și ai clinci cu ăla și eu trebuie să fiu împotriva lui ăla. Sau el să fie împotriva mea că sunt cu tine și din care ură pe tine. Din cauza competiției de asta. Fiecare aici are o idee total eronată de această emisiune.
cu oameni care eu n-am în loc, în loc să zici ceea ce simți, ceea ce îți dorești, ne dăm, spunem, fii atent, ai avea dreptate maxim la masă când ai zis că toată lumea se lasă influențată de cei de afară. Normal. Se lasă foarte multe unele persoane. Știu eu asta. Bă, primesc mesaje. Robert. Ascultă, primesc mesaje unde zice o să te distrug prin Mihaela pentru că e naivă și e arma mea letală pentru tine. Bă, da, ascultă-mă. Dar nu mai pune și tu botul la toți oamenii ăștia care sunt. Ascultă-mă, nu pun botul. Eu te ascult. Mi-a scris textul. Și a venit în ziua respectivă, o zi după, a venit acolo și mi-a spus textul. Am crezut că l-am învățat seara. Am leșina, nu mi-a vrut să cred. Stai, e posibil. Am vorbit cu băieții acolo și am zis, o să vină Mihaela și o să zic asta și asta și asta. Ba, veni și aici asta, asta și asta. De când ne-am întors la date, eu consider că nu i-am greșit cu absolut nimic. Cu absolut nimic. Da, tu, și tu când vorbești, trebuie să te gândești foarte bine la vorbele pe care le spui, că sunt vorbe sincer care poți să doar mai eu nu iau apărarea lui, adică nu se interpreta greșit. Eu ți-am spus, nu-i normal ca în momentul în care vii aici, toți își aleg perechea lor cum ar veni și tu, ok, ai luat-o la dans pe Katinka, dar fă cumva schimbul și ia-ți perechea ta la dans. Și nu? Nu-i normal asta și păi la sfârșit. Păi nu-i normal, dar pentru el e normal. Când vezi că se termină melodia, te duci... Da, asta nu... Și eu m-aș fi spărat păi, foarte oricare, tare. Dacă era să ieși în locul meu, să mai stai să mai mănânci strugurile. Păi lasă-mă, nu... Da, dar și vorbile astea pe care vi le spuneți unul altuia, v-ați mai spus odată vorbile astea și ați ajuns să vă împăcați. Și acum, în prezent, vă scoateți ochii pentru vorbile pe care le-ați spus atunci. Sau faptele păi, pe care le-ați aduce făcut. Din urmă. Dar voi trebuie pe mine, să vă gândiți eu am repetat bine. Doar ce a făcut alaltieri. Eu v-am zis, dacă voi nu lăsați trecutul în urmă, nu, mă, că nu o să aveți parte de niciun viitor. El nu lasă, el trăiește în trecut și prezentul îl vede cu altcineva. Și cu asta am spus tot. Și nu mai vreau să aștept după nimeni, absolut. Ieri s-a alertat, el ți-am spus că mi-aș dori când ai o problemă cu mine să nu deschizi, adică să nu vorbim pe conexiune, să intervină cealaltă persoană, am vrut și vreau. Ce am deschis-o eu? Nu, vreau să spun că asta eu ți-am cerut ție să vorbești cu mine direct și asta am făcut și azi cu tine. Am venit să vorbesc eu cu tine, doar tu cu mine, după dacă se discută, ok, nu e problema mea, dar voiam să-ți spun cum am simțit eu când am văzut. Cum am vrut eu, bărbat, că te-ai simțit? Păi și ce, eu mă simt cum vrei tu? Păi dacă am reușit. Și ce ai câștigat tu prin asta? Am vrut să te supăr, că nu eram bine și am vrut să te tachinez cumva. Da, când înainte m-ai întrebat dacă... Îți este doar de mine. Și ce ai zis? Și după ți-am zis că da, da, din păcate. Păi da, asta vezi, dacă nu ziceai din păcate, nu te tachinam. Tu ce mai faci? Tu ce să fac? Obosit. Prea m-am odihnit. Ce ai făcut? Ai săpat asta, era ce ai făcut? Am avut o lucrare. Ai avut o lucrare? Nu prea am dormit. Eu cu Larisa, tu cu Cristina. Da, mă gândesc, bă, eu chiar mă gândesc serios. Și eu mă gândesc la asta. Credeți-mă, dar uite, pe cuvânt, dacă mă crede cineva, eu și seara stau și mă gândesc și eu, cu care va fi deznodământul acestei emisiuni. Și dacă mă întreb pe mine, abia aștept să termine emisiunea, să pot să stau cu ea afară. Sau să ne găsim după emisiune, să vedem ce se întâmplă. Că aici, uite, că ne certăm, că nu ne certăm, că ne înțelegem bine, că nu ne înțelegem bine, ne găsim de bine de rău în fiecare zi. Dar afară sunt așa curios să văd ce să... Că nu și-ar mai bate capul cu tine. Să vedem ce o să întâmple, dacă o să-și mai bată capul, dacă o să mă mai caute, dacă o să mai îmi răspunde la mesaje, dacă, nu știu, va mai fi așa curioasă de mine, de... Mai ales că o să înceapă și facultatea și... Dar de ce dacă nu primești răspunsul pe care îl vrei tu, trebuie să faci... Dar mereu ți-am făcut rău când am primit răspunsul. De multe ori în ultimul timp. Care? Ce rău ți-am făcut? Hai, nu începe și tu. Nu, vreau să-ți spui. Trei exemple. Nu, zi-mi ce, cu ce ți-am mai făcut rău. Așa, cu acțiuni sau cuvintele. Da, zi-mi trei. Lasă-mă. Asta a fost... Cu ea a fost mai mult. Cu cine? Cu Katinka? Da. Te vinde asta să faci botic? Pentru că m-am simțit neglijat. Azi? În episodul ăla. Păi dar cum să te... Altfel nu aveai cum să te simți numai neglijată, că eram rău. Vreau să te relaxezi puțin, da, să lași de la tine, nu, dar și nu, gata. M-am lăsat de la mine și o să las totul și gata. Deci ești mai liniște decât ieri, asta e bine. De vedere, dar să nu vă aruncați chestii urâte, gata. V-ați dar spus ce-ați avut de spus. Ascultă-mă, eu am întrebat un simplu lucru. Cu ce am jignit-o aici în emisiunea asta? Că n-am jignit-o niciodată. Nu m-am jignit cu nimic. Doamne ferește, de câte ori m-a jignit. Cât era alea, 2% sau cât a zis?
Și că aspectul fizic asta nu e jignire că spui că când nu femeia asta plânge pentru tine și tu spui că de ce te victimizezi? Ai un buton în spate? Cine te învață? Tot o jignire îi. Oricum, chestia asta cu învățatul, cu eu n-am înțeles și n-am înțeles sunt nici ieri care a fost de ce te victimizezi? De ce? Ce mă înveți? E un om imposibil, un om. Dar cine a zis? Catinca. Nu a zis că te învață, ea a zis că v-ați găsit amândouă, adică că sunteți la fel. Nu, la și ulterior a zis că mă învață Lorena. N-am auzit asta. Că am pus-o într-o postură rea, că am dansat, ok, asta am înțeles. Dar în afară de asta... Nu trebuie să fie cuvinte urâte. Ascultă-mă, cuvinte... Ce scuze pentru asta? Nu trebuie să fie cuvânt urât ca să jignești pe cineva. Doar să poți să pui într-o situație în care ea se simte inconfortabil. În afară de această situație, că s-a simțit inconfortabil, care altă situație a fost? Sau ce am făcut eu? Știi vreuna? Că voi vă dați seama că dacă voi nu vedeți, nimic, nu? Voi nu vedeți greșelile în acțiunile voastre, nu... Eu înțeleg perfect ce spui. Să nu spui nimic de partea mea, că după aceea că facem alianță. Am zis ceva rău? Eu înțeleg perfect ce spui tu, dar câteodată nu poți să ai anumite așteptări de la persoane care nu ți pot oferi asta. Nu poți să ceri unei persoane ceea ce ea nu ți poate da, Robert. Da, pur și simplu. Și e și invers, că și ea îți cere ție chestii care tot nu ți le poate da. Voi o faceți asta din ambele părți, înțelegi? Da, corect. El cere ceva ce nu oferă. Asta e problema. Și poate fi ea, că e înaltă, că e blondă, că e frumoasă, că e cum vrei, cum n-ar fi. Dar dacă nu-ți dă de ce tu ai nevoie, degeaba. Când o să învețe să știe să respecte o femeie și să o pună în viața lui pe primul loc, o să fie fericit. Până atunci... Sincer, o să zgârie multe pe ochi. La propriu, că m-a zgâriat, mi-a zis el. Nici nu mă mir. Acum 3 zile, ea a zis că eu am făcut-o urâtă, auzi, pe live. Și a crezut chestia, mi-a reproșat-o ieri. Te-a făcut urâtă pe live? Mhm. Te-a făcut urâtă pe live? De aici unde să știu? Așa zice acum. Eu nu mi-aduc aminte și ceva. Dar ai făcut-o? Băi, dar poate să vină oricine să zică că ești urât. Dacă tu nu crezi că ești urât, bagi la suflet, asculți, te deranjează, aduci în discuție. Nu știu de unde le mai scoate. Și că nu, sunteți din două filme diferite. Mă gândesc că noi discuțiile care am avut la Deși am spus că mă deranjează live-urile cu fata aceea și spune că nici măcar n-am deschis subiectul. Joi! Doamne, ferește! Măi, nu, mie când îmi spun că surâtă, nu cred. Păi nu e. Și mie la fel, dar eu încep să râd. Poate să vină oricine să zic, dar poate să vină și un băiat să-mi zică, păi, ești ultima bocce. Du-te, băi, frate, și caută-ți altă mai bună. Corect, și stai cu mine. Corect. Nu-s cu mine, de mine, hai, pa. Mie când scrie cineva așa, un hater de ăsta care vine din altă parte, mamă, ce față ai, zic, fă un screenshot, să ai și tu o frumusețe în telefon, zic. Da. Eu sunt glumesc de fel când sunt foarte bine, știi? Eu sunt așa... Dar așa, oricum, așa trebuie să iei, pentru că deja am trec orice fel de măsură, nu am niciun bun simț, nu au. Și de ce să nu iei la mișto dacă ești permit fiind? Mă, noi am venit aici să fim fericiți, nu să suferim. Și voi când văd am început să sufer atâta în ultimele luni, parcă sufer mai mult acum decât la început. Ce suferă? Să sufer, da, suferă de el, de ce? Ne-a fost și mine. N-are nicio treabă cu suferința. Nu știu. Băi, la început măcar avea cecuri. Cumva se compensa, știi, daune morale. Da, ce? Păi nu pe bune. Adică atunci era toată lumea împotriva ta. Ok, ok. Dar cel puțin, puțin. Deci a zis că era toată lumea împotriva mea. Și tu. Erau zile și zile, că de la început îmi plăcea. Îi dau eu nu-s cu perna. Nu, de la început eu mă înțelegeam bine cu tine. Eram printre puținele persoane care se înțelegeau bine. După s-a stricat treaba. Nu știu ce ai, Cristina. Nu știu, eu simt parțial. Nu vreau să mă bag nici pentru el, că nu... Cu el nu am nicio tangență și nici pentru Mihaela, că cu ea, la fel, s-a întâmplat ceva nașpa și nu vreau să mă bag. Nu s-a întâmplat nimic, a fost o glumă, luat-o ea pe fiecare. Păi, dar nici măcar nu ți-ai cerut scuze. Tu zici de scuze, dar nici măcar față de mine nu ți-ai cerut scuze. Dar bine, Cristina, nu consider că ți-am greșit atât de mult. Adică nu poți să compari situația mea cu Robi și ce am avut. Eu n-am compar nimic, dar era frumos măcar să-ți fi cerut scuze, chiar dacă... Dar nu, nimeni, că tu mai ești supărată pe mine. Eu dimineața... Păi n-am cum să nu mai fi supărată când tu nu-ți ceri scuze. Nici măcar scuze, îmi pare rău, iartă-mă. Acum nu face că ți-am zis eu. Cum să cer scuze doar pentru o glumă, tu îmi spui că n-am suflet bun, că n-ai suflet deloc.
Adică nu e o glumă. Le-am arătat și fetelor secvența care mi-a zis. La noi e rost acum să readuceți în discuție subiectul, dar asta are rost, că e ceva nerezolvat, Larisa. Bine, ți-am zis și atunci, asta e o vorbă care știi. Na, probabil tu n-ai spus-o cu răutate, nu știu. Eu cred că dacă s-o înregistrat, ați văzut că eu eram bine dispusă și n-am spus-o. Că e intenția, adică... Vedeți? Ce javră e, așa ai făcut, gen. Așa ai zis. Da, da, răzând, ca și cum ce șmecheră e. Ai arătat și așa cu degetul, vedeți ce javră e. Și așa ai făcut. Da, da, adică, dacă tu consideri că măcar puțin m-ai supărat și că merit să-mi cer scuze, ok. Dar dacă nu consideri asta, tot ok. Pentru că eu de fiecare dată când am spus-o corectată. Eu credeam că ți-am greșit ție, pentru că tu spuneai, vai, ai făcut asta, nu știu, cu prosopul sau nu știu ce a fost atunci. Eu imediat mi-am cerut scuze și am zis, Mihaela, îmi pare rău, îmi cer scuze. Tot timpul a venit la tine și m-a rugat să mă ieri și așa. Și tu niciodată nu ai venit să-ți ceri scuze, să-mi spui că îți pare rău sau... Nici măcar acum, că m-ai făcut javră, adică... Nu știu, eu consider că n-am zis-o cu răutate și din motivul ăsta nu am de ce să-mi cer scuze. Păi te-ai plâns prea mult pe aici și fără... M-am plâns, pentru că nu mi-a convenit deloc. Dacă am spus că n-am, dacă eu când zic răutate, atunci se vede asta. Și nu a fost. Tu știi bine că noi chiar ne-am înțeles foarte bine și să zicele alea. Atâta, dar ea s-a simțit deranjată. Ăsta e motivul. Dar cine nu s-ar fi simțit? Da, da. Nu, bine, nu. Ce scuze. Dacă pentru tine cuvântul ăsta e atât de... Asta n-am știut că îl e atât de personal. La mine sunt ce să folosești așa ca nu, o glumă. Noi nu. E jignire. E jignire. Poate la voi, așa, nu știu. La noi în zonă, nu. Știi ce mă amuză cel mai mult la această... La această ce? Nu știu cum să-i zic... Experiență? Vorbesc când sunt rău cu cineva, sau nu doar eu, și voi, ceilalți din jur zâmbesc, râd, nu mai poate de... Se mai întâmplă. Ascultă-mă. Și ok, dacă ești fericit, stai în banca ta. Bă, ajută să mori, să te îngroape. Giulia cu păi dacă nu... cu Lorena... Dacă au ceva cu tine, personal, și tu zici ceva și ți-a zis cineva în cap, automat pentru că nu le-am făcut absolut nimic. Lorin, bine, mi-a făcut. Ai povestit un lucru privat dintre voi doi. Nu, privat nu. Am spus ce s-a zis. Păi, între voi doi s-a întâmplat ce ai povestit. După 5 luni. Asta e rău. Pentru ea. Și pentru mine ce e rău 5 luni? Of, doamne, toată lumea are ceva cu el. Eu nu are nimic cu nimeni. Dar chiar unde e Lorena? La băieți. La băieți? Aș duce și eu. Păi cere-te. Da. Mai pentru tine, tu ai ieșit destul de bine din situația. Nu, n-am, eu ies mereu bine în situație pentru că spun adevărul. Știi? Păi trebuia să spun mai demult. Nu trebuia să spun. Am zis că totul la timpul lor, stai așa. O să mai vină lucruri care totul la timpul lor. Mai știi ceva? Știu multe lucruri, Bianca. Mai multe. Bag. Vrei să mai bag? Mai zic vreo două. Am mai avut dreptate cu ceva. Am dat dreptate lui Bianca, că o zis Bianca odată că o să-și pună mâinile în cap sau știu. Doamne, ferește. Păi da, după ce a făcut-o în fel și chip pe Bianca. Păi da, păi asta e că na. Ce-o zis ea și l-a făcut vârgin și toată forma. Asta e falsitate. Asta e falsitate. Ei nu mi-ai scoate ochii. Nu, pe eu pup aproape, uitați-mă. Am avut multe momente aici care le-am dat subtil. Nimeni nu s-a prins. Da. Doamne, ferește. Eu înțeleg că nu ești ranchiunos, nu ești nu știu ce, dar nici... Așa. E o diferență, dar corect? Cu tine e aparent ranchiunos. Da, păi da. Mi-e scoate ochii pentru orice. În momentul când tu zici, m-ai deranjat, zic, cu ce? Și n-ai niciun argument. Păi stai puțin, mă acuz că te-a deranjat, că ți-am făcut rău. Și nu poți să zici cu ce. Nu știu, eu... Dacă vine cineva la mine și zic, eu simt ceva care m-a deranjat și zic, m-ai deranjat, și vine și ce? Și dacă am sentimente și mi-e frică de o reacție la el sau mi-e frică să-l pierd, o să încerc să colez răspunsul și să nu-i dau un răspuns direct, chiar dacă eu îl știu. Și poate ar trebui să ți-l zic. Mă, ai greșit mi faza, uite, mai pus, mă simt așa. Dar eu nu o să zic pe față. Nu o să pot să spun și o să tac din gură, știi? Mm-hmm. Chiar dacă mi-aș dori să spun. Adică vorbesc din propria experiență. Că nu vrei să-l pierzi. Da. Dar pe altă parte, la tași de-l faci varză aici în fața tuturor, crezând că îl ții lângă tine, nu? Dar nu mai fi la mă, eu ce în general. Băi, de ce... Nu la Cosmin! Cosmin! Cosmin? Ce aveți, mă? Te-a furtat cu perna. Da, să-ți greșească el femeia perfectă. Asta crede el, că există femeie perfectă, care să nu fie impulsivă deloc, care în momentul când el merge la alta și o ia din mână și dansează în fața, ea o să aplaude, o să vă facă și poate poze. În capul lui că... Să-i accept orice. Poate în capul lui, nu, poate în de capul nu lui... Deci nu sunt deloc pentru nimeni. Să vezi ce fac eu geloasă acum. Da.
Măi, ăsta e rău intenționat. Nu mă supăram dacă vedeam că face jocul și să l-am dat să zâmbesc, să vadă că nu mai pot să mă abțin. Dar nu stai tu până la final, până la capul răbdării. Știi? Să fie o provocare din partea la o care fată și să mă duc eu dincolo. Foai de capul meu, ce e așa? Păi el era gelos și când nu avea nicio treabă, gen după ce v-ați despărțit. Păi era gelos, el îmi scoate orice. Orice, orice îmi scoate. Ai extensii? Da. Ah. Zic, ți-a crescut părul peste noapte. Da, mi-a luat vitaminele. Ce glume. Știi tu, măi, că cine umblă după mai mulți iepuri nu prinde niciunul, pe așa el. Cu ochii după toate. Și în afară, și pe aici. Și vrea loialitate, el vrea familia, ustu. Egoist nu e așa, eu cu Larisa mea, tu cu Cristina ta, dar Gianni, tu pe cine? De cine te plângi? Pe de mine. Așa. Pe el cu stă. Dar la banană. Păi și cu cine să încercem dacă l-a refuzat toate? E au și logic. Că poate el ar fi încercat așa cu cineva, dar cu cine? Eu rog. Nu! Că acum începeam să fie bine. Vezi, trebuie să te bucuri de fiecare moment și fiecare clipă, pentru că... Nu sunt limite. Sunt limitate. Ce se fac dacă... Clipele și secundele. Nu am grijă cu față la ce așa astăzi. Păi și trebuie să știi. Ce să știu? Să fii bine. Păi mai întrebi la vreo 5 minute. Am ajuns într-un moment nepotrivit, nu? Nu, ai ajuns în moment potrivit, numai că am nevoie de mai mult timp. Cu mine? Da. Prăjeala ta. Bine, doamne, ne-am văzut și pe ziua de astăzi. Robert, întoarce-te în casă, băi, să te poate însoți Bianca! La revedere! Pa! Pa, pa! Ceau! Pa. Ceau, fetelor! Ceau, Larisa! Ceau! Pa, pa! Ceau. Pa. Julia, ceau, Mihaela! Hello! Bună! Tu nu mai văzut ce față am făcut. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Faceți. Super. Avem nevoie de îmbrățișare. De la mine? Uh-huh. Hai încă o dată. So. Nu ești luată, Cristina, vine, e rău. Ai făcut asta că aveai nevoie sau că... Aveam nevoie, jur că aveam nevoie de îmbrățișare. Pe Bianca. Dacă mă crezi că aveam nevoie de îmbrățișare, chiar aveam nevoie. Eu am mai spus asta că din multe ori simt nevoie cineva. Că nu știi în ce te-ai băgat. Cine e? Nu e cineva rad să descurcă Mihaela. Mihaelita. Acum nu mai poți să-mi da? Du-te. Pa. Hai, nu fi rău. Da, așa. Și de mult pe pleacă. Uite-mă ce se, ce se iubesc așa, de că dacă ar vedea Ionuț. Ia uite pe cine ți-am adus, Ionuț. Ia uite, ia. Nu, uite odată. Ionuț, lasă foaia. Ah. Uite pe cine ți-am adus. Tocmai ce-l băteam pe cozin la un joc. Bună, bună, bună. Bă, vă mulțumesc. Ce faci? Îl băteam cu Zina, un joc. Știi jocul ăla bine când am nimic și avioanele? Nu știu. Ce faci cum ești? Bine, stai. Poți să beau niște apă, cafea, îmi dați ceva, că n-am băut nimic și am vorbit foarte mult. Ce ați vorbit? Da. A, Robert, ești bine? Ce vrei să mor? Nu ați ajuns la nicio... Ce? Da, ea a plecat, n-am vrut să discute cu el. Tu cum ești, Danșoară? Sunt bine. Da? Da, m-am cerut de 4 ori. Și eu m-am cerut și nu m-a lăsat lenuța și am spus la un moment dat, pune tu, te rog, un mesaj pe televizor la fete, dacă vrea Cristina să vină la băieți. Da, m-am cerut de 4 ori. Da? Dar vrei să vă amândoi? Mm-hmm. Haide. Așa ca între prieteni. Ne scuzați. Pe ce rochiță frumos are. Da. Hai, vină. Vrei să-i admir rochița mai de-aproape? Da. Lipsa mea. Ai mai vorbit cu mai place? Nu. Puțin, m-am retras. Nu, mai mă doare capul, nu mai vreau să ascult. Mergem în grădină? Hai. Julia, la venirea ta în casă, după ce ți-am dat eu pe zi, așa, ai spus că nu ai vrea să mai interacționezi cu mine pentru că ți-ai schimbat părerea. Avem o întrebare roșie? Nu.
Mamă, e roșie direct. Cine ți-a influențat aceasta? Uite, stau, tu ce faci? Singură? Da. De ce? Păi uite așa. Păi de ce pleci? Hmm? Păi de ce să stau? Păi sunt tu. Să-l aud pe Cosmin cum mă întreb pe Catinca dacă ar mai repeta experiența date-ului, mă lași? Sunteți interesat de Giulia? Cât de interesat sunteți de Giulia? Radu, nu mai îmi pronunța numele, te rog frumos! Le scuzați, publicul. Păi, la momentul actual, sunt, nu pot spune că sunt interesat sau dezinteresat, dar vreau să văd ce centru sătură eu lucrurile. Nu sunt aici să-și bată nimeni joc de mine. Aia a stat 2 luni, a făcut gaură în canapea aia, n-a scos un cuvânt pe gură și s-a trezit acum. După ce 2 luni de zile i-a zis lui Laurențiu că l-a urmărit pe el, nu? Să-l urmărească în continuare. La venirea ta în casă, după ce ți-am dat eu pes, așa, ai spus că nu ai vrea să mai interacționezi cu mine pentru că ți-ai schimbat părerea. Avem o întrebare roșie? Mamă, e roșie direct. Cine ți-a influențat aceasta? Ce faci aici? Uite, stau, tu ce faci? Singură? Da. De ce? Păi uite așa. Păi de ce pleci? Hmm? Păi de ce să stau? Păi sunt tu. Să-l aud pe Cosmin cum mă întreb pe Catinca dacă ar mai repeta experiența date-ului, mă lași? Sunteți interesat de Giulia? Cât de interesat sunteți de Giulia? Radu, nu mai îmi pronunța numele, te rog frumos! Le scuzați, publicul. Păi, la momentul actual, sunt, nu pot spune că sunt interesat sau dezinteresat, dar vreau să văd ce centru sătură eu lucrurile. Nu sunt aici să-și bată nimeni joc de mine. Aia a stat 2 luni, a făcut gaură în canapea aia, n-a scos un cuvânt pe gură și s-a trezit acum. După ce 2 luni de zile i-a zis lui Laurențiu că l-a urmărit pe el, nu? Să-l urmărească în continuare. Ce faci, prietena? Bine, prietenul. Uite, stau și eu. Stăteam la masă că Robert discuta acolo, Mihaela și n-am vrut să mă bag niciunde. Erau amândoi și vorbeau? Nu. Adică la început a vorbit amândoi, după care separat. Păi ce ceva, Vera, spus. Gata. Am vorbit separat, gen Robert acolo, Mihaela la masă și n-am vrut să mă bag niciunde. Pentru că știi situația, adică cu Robert așa și cu Mihaela... Dar și pe mine mă întreabă băieții în casa băieților ce părere am, nu vreau să mai dau cu părerea, vreau să-mi vedă viața mea, că e mai bine. Da, să nu mai fiecare să facă ce vrea. Să nu mai iasă discuții. Cristina, uite, m-am gândit la ceva. La ce? Eu nu mai știu ce se mai întâmplă între noi doi. Dacă mă înțelegi ce zic. Pentru că noi doi am stabilit de la date că încercăm să rămânem prieteni. Bun. Ieri a fost un moment de dans, dar la ce mod? Un moment romantic. Adică a fost o piesă... Da, așa a fost creat momentul, de așa natură. Pentru cupluri, pentru relații, pentru sentimente, pentru chestii de genul ăsta. Și ieri nici eu și nici tu nu ne-am put abține de la nu ne da frâu liber la sentimente și a ne exterioriza. Da, dar nu mai lasă dacă simți, nu? Bun, bun. Până aici e bine. Ce vrei să facem de acum încolo? Să fim ca acum. Acum cum? Așa. Liniștiți. Da, stai, e bine. Bine și până aici. Deci vrei să eu fim... Eu zic să nu mai... Să nu ne mai precipităm. Stăm așa. Hi, I'm Cosmin. I want girl. Possible? I'm leader. Yeah, let's go. Nu știu, orice s-ar întâmpla între noi,
niciodată n-aș vrea să ajung cum au ajuns ei doi. Adică sau probabilitatea să mă cânăm. Laurențiu și Lorena nu vreau așa situații. Nici nu vreau. Eu ți-am mai zis de la început, pentru că orice ar fi. Eu nu, dar n-am inițiat de la asta în viața mea să jignesc o femeie sau să o pun în situația asta. Nu e de jignit, că ei nu s-au jignit de acolo, om, așa. Ei nu cuvinte, certuri, nu asta așa, cine să ne acuzăm, să ne aruncăm cu pietre unul altul, să spunem că tu ai făcut, nu, că tu ai făcut. Tu ai dreptate, nu, tu ai dreptate. Niciodată nu o să fac treaba asta. Super. Nu. Bun. Poate să fie și poate deranjat în partea de altă, că gen, ei nu vreau să dau foarte multe chestii din explicații, gen o lasă așa, că dacă să lungi discuția, sigur să ajungi la cer. Nu ne potrivim, astea a fost, condițiile astea. Și aici bine, asta nu se va întâmpla clar între noi. Asta nu se discută, nu? Dacă mi faci piele de găină, de mult nu mă poate mie pe gât. Uite, la Radu se vede că vine pentru Cristina, adică să discute cu ea. Când îi salută și pe noi, ea e altceva. Bum, a apărut. Cum apare, curcum de... Ce faceți? Bine facem, bine. Ce faci? Bine și eu. Ai, Lorena, de când nu te-am mai văzut? Îți pare rău? De ce ești necălcat? Dar și ea mea, la fel, uite. Bine, da, așa am știut și eu să calc. Rușine, ospătar, ai purtat frumos. Ești obișnuit la cămașă. E de in. Am mamă. Și se... Da, e aiurea. Folește repede. Se ce? Ce? Se încă să taie partea. Nu știu care? Cum. Giuliei nu prea îi plac bărbații care sunt așa mămoși. Mămoși? Da. Păi cum cine a zis că-s mămoși? Dar lasă că pot să-i calc eu, nu o să trebuia să-i mai calce mami. Dar cine a zis că-s mămoși? Tăi să acum că ai mamă și că-s calc. Ah, păi ea îmi făcea asta, știu, dar nu... Dar pot să-i calc eu. Nu o puneam eu sau ceva, se autosesiza. Știa că momentan nu se-i placă de Giulia, ce faci? Că și ea are tatuaje. Mai minte. Nu știu dacă... Se acoperă, se scot. Le-ai scoat asta între el? Da. De ce? Da? Pe-aia zis că ți-ai face unul pe spate. Da, stai singur. Să știi că părinții mei sunt genul ăla de părinți care mă lasă să iau eu decizii. Adică... Dar cum mama, dacă nu se bagă aici a spus asta. Ne consultăm, da, și cu tata. De ce-ți place tine? Da, ții un pic cont și de părerea lor. Ții un... Nu știu dacă ții un pic, ne consultăm, știi, asculți părerea lor, da, dar până la urmă eu fac ce vreau. Dacă era să mă iau după mama, de exemplu, nu veneam aici, că ea nu vrea să vină. A, nu? Nu. Și de ce ai venit așa fericit? De ce? De ce să fiu trist? De ce să fiu trist? Bun, eu te-am întrebat ceva, la întrebarea mea răspuns cu un... Da sau nu? Da, nu cu o întrebare. Sau o explicație, nu vreau neapărat da sau nu, dar o explicație. Pentru că îmi dau seama că... Nu merit să fiu trist, sunt sănătos, cei din jur care mă iubesc sunt sănătoși. Nu, eu te-am întrebat în sensul dacă ai rezolvat ceva de a-i veni fericit. Nu, n-am rezolvat absolut nimic, n-ai cu cine să rezolvi. O persoană care se ridică de pe canapea și zice, face pe victima că nu vrea să... Robert, toate fetele voiau să ne lase singuri și le-am zis, nu, stați toate aici, pentru că m-am cerut la cameră, că vreau să vorbesc cu toate fetele, știți? Dacă tot ne dăm cu părerea, hai să ne dăm cu părerea. Dar și am vrut să am o conversație cu ea. Nu mi-a răspuns iar la nicio întrebare, a început să mă acuze, a dat un altă, a dat-o în TikTok, că eu i-am zis unei fete pe TikTok că vreau să vină în casa iubirii pentru mine, ceea ce nu este adevărat. Robert, dar nici după conexiune nu ai lăsat-o un minut să vorbească, un minut nu ai lăsat-o. Nu, n-ai cum să că vorbi. Că tu îi spuneai, păi n-ai cum, eu te spune-mi întreb și ceva. Mie cu ce te-am umilit. Păi și ea vorbea altceva. Păi încerca să-ți explice. Nu mi-a explicat nimic, că n-am umilit-o cu nimic. Așa mi s-a părut, că încerca să-ți explice. Frate, voi și cum oricum, folosiți termenul umilință? Ce și oricum, părerea mea, chiar nu e umilitor, nu e umilitor, dar a deranjat-o foarte mult. Adică... Am înțeles asta, asta am înțeles cu dansul, da, ok, a deranjat-o. Și în niciun caz nu e umilință pentru mine, dacă pentru ea este, ok, am înțeles-o. Dar în afară de acest dans... Ce naiba am spus eu în această emisiune că zic că am jignit-o în ultimul stil, că am umilit-o? Ce înseamnă jignire? Și după mi s-a părut că gen, să te duci cu un strugur, e gen, oare când te duci la mișto? Bă, bine mă că a fost strugurile alea de vină. Eu n-am vrut să mă duc să-i bag strugurile în gură. Am vrut, cum era ea, cum este Laurențiu pe canapea, m-am dus în spate, am vrut să iau în brațe, s-o pup, să-i zic, scuză-mă dacă te-a deranjat sau să o întreb, păi, te-a deranjat. Păi, mi-e trebuia să mai spui, că ea deja era deranjat. Ok, dar vreau să o tachinez așa frumos și să-i dau și o borboană de strugure, să-i zic, ia, iartă-mă, dacă îți dau asta, mă ierți, să fac o glumiță.
Dar a sărit de pe canapea, era să dea cu capul masă, așa a făcut, a fatinat. Zice că o mori, nu înțeleg. Bun, deci lăsăm totul așa, să decurgă lucrurile, cum își dorește lucrurile viața. Lucrurile se vor precipita între noi, vor lua amploare. Deja te văd cu ăla, cu indicatorul de la vreme. Da, da, și nu este. Constanța se anunță. Se anunță furtună. La eu zic că este bine așa, cum este cerul, mai norat, așa, lasă-l. Nu e norat, e senin, acum. Păi da, da, acum că aduci în discuție, parcă începe să fie eroare. Parcă răciună puțin, nu? Așa că mai bine nu... Bun, am înțeles ce era de înțeles. Deci bun, lăsăm totul în voia sorții. Amintim și de ceva cumva... din trecut? Nu, sau... mă, nu, Cristina. Sigur? Nu are treabă trecutul. Să zic dacă vrei. Nu, nu, nu. Nu are treabă trecutul. Eu doar nu știam ce se întâmplă între noi doi, că de când am venit de la Deti, ca și cum nici că am vorbit. Tot facem ce simțim. Radu, Cris, ceai? Da, te rog. De pe al doilea rând, la cu portocaliu. Ceaiul cu portocaliu, ce nu sucul. Piersică. Vrea cineva piersici? Da, chiar le duc eu pe astea și vezi ce vor ei, că n-am înțeles. Dar cine vrea, că și eu vreau tot de ăsta, astea-ți mai iau. Păi, asta e tu, Cosmin și Larisa. Și tu? Eu o să-mi iau, nu știu ce vrea Mihaela. Miha, de care vrei? Și Lorena. Miha, Lorena. De asta? Și încă unul, și Miha, la fel. Bine, ești oricare, da. Băi, ce ceaiuri vreți? De piersică, te rog. Piersică? Parcă așa îmi inducea o stare proastă. Toată... Te văd că ești mai bine și că ești mai liniștit. Toată problema de ei. Și mi se pare așa ok când văd că măcar suntem bine. Adică chiar dacă nu... Mulțumim frumos, Carina. Plăcere. Chiar dacă nu e o relație iubită și o relație de prietenie, e bine. Da, dar conștientizez că noi cumva tot în cunoaștere suntem. Suntem în cunoaștere? Dar te-am cunoscut deja. Știu cine ești, vai. Da, cumva noi nu mai suntem în cunoaștere de poate luni de zile. Mai vrei și cunoaștere. Ce cunoaștere mai vrei? Mergem amândoi la sală? Cum vrei tu? Nu știu. Aici? Eu oricum mă concentrez foarte mult pe ceea ce fac. De oricum vreau să mă mențin de sală. Foarte intens. Și nu știu dacă aș merge cu cineva și am avea exerciții diferite, mă tem să nu mă distrag de la situație, tocmai înțelegi? Că uite, am prietenul meu cel mai bun. Mm. Cu prietena lui, bine, nevasta, că deja acum sunt așa, gen zis să duc la săli de sport separate. Da. Ei nu se duc împreună. Ca să facă da, maxim. Gen, nu, ca maxim. Să dea bine randament. Mm. Pentru că n-au. Păi aia zic. Na, trebuie de încercat. O să încercăm și așa și așa. Și o să vedem. Da. Eu oricum vreau să mă apuc de sală. Adică oricum m-am apucat de dinainte. Băi, aveți la hotel, adică... Dar nu, e că n-ai cine știe ce și vreau să... Dar ce trebuie cine știe ce? Păi fac, pentru că eu aveam grupe, aveam program special. Joia, lunea, făceam piept cu spate. Marțea, bine, aveam un program foarte bine stabilit, știi? Mm. Și plecam de la muncă, trenam munca la 4:30 și fugeam direct la sală. Sunteți interesat de Giulia? Cât de interesat sunteți de Giulia? Radu, nu mai îmi pronunța numele, te rog frumos! Ne scuzați, publicul. Păi, la momentul actual, nu pot spune că sunt interesat sau dezinteresat, dar vreau să văd ce întorsătură eu lucrurile. Nu sunt aici să-ți bată nimeni joc de mine. Aia a stat 2 luni, a făcut gaură în canapea aia, n-a scos un cuvânt pe gură și s-a trezit acum. După ce 2 luni de zile i-a zis lui Laurențiu că l-a urmărit pe el, nu? Să-l urmărească în continuare. Giulia, la venirea ta în casă, după ce ți-am dat eu peste... Așa. Ai spus că nu ai vrea să mai interacționezi cu mine pentru că ți-ai schimbat părerea. Așa. Avem o întrebare roșie? Mamă, e roșie direct. Cine ți-a influențat această... Deja. Vrea să-i mai spui o dată. Nu e... Acum suntem filmați. Păi și ieri eram filmați. Și în camera roșie eram filmați. Nu mai dau timp. Nu vreau, chiar nu vreau să pun într-o postură proastă. Sincer. Dacă i-aș dori poți să răspunzi asta, așa, ambigu. Nu trebuie să dai nume neapărat. O să dai așa. Sunt respectatorii puțin în... Vrei să-ți dăm variante? Nu. Ne transformăm, vrei să fii milionar? Nu. Este încă în această încăpere? Da. Mm-hmm. Cu ce litere începe numele? Cu ce litere se termină?
Cu ce litere se termină? Bun, am înțeles. Next. Vrei? Ah, tu stai acolo. Vrei să spui că eu te-am influențat pe tine? Nu vrea Giulia să schimbe. Na, nu e vorba că m-a influențat. Eu te-am influențat ce pe tine. Ceea ce ai spus aici la masă. Păi n-a fost rea discuția? N-a fost rea discuția. N-a fost. Vezi că vorbea ei același lucru cu Bianca ieri în vestiat. Să continuăm jocul. Vorbea același lucru. Cu ce? Ce vorbeam? Larisa Șmecum. Să continuăm. Groza. Groza. E șmecheră. Mișoara Coaria. Dragi spectatori, astăzi am un invitat special. Un invitat special. Mă bucur că a venit... Da. Pentru tine. Mă bucur că a venit în această seară la noi. A răspuns afirmativ invitației mele. În această seară, deci, o avem pe Larisa Groza. Bună seara, Larisa. Mi-ai făcut intrarea asta. Scuze, acum mi-a venit. Bună seara. Foarte urât. În fine, lăsând dansul deoparte, eu nu i-am făcut nimic. Nimic rău. Nimic rău ne-am făcut. Nu. Absolut nimic rău. Păi cum să nu fie supărată, mă, fata aia, mă, Robert? Păi, lasă-mă. Mă, lasă-mă. Dar lasă-mă, cum să nu fie, mă, frate? Tachinarea e să te duci către Catinga și să te întorci spre Mihaela, gen, că ai dat stop. Că dacă eu îi ziceam că zici tu Catinga, că e femeia mea, da. Bă, să nu vă lasă femeia, păi intra în conexiune, mă, ce? Vrei? Dacă eu îi zic la vreo fată de aici, femeia mea, bă, nu te lua de femeia mea sau ce ceva? Vrei ce ai? Când ai făcut atunci gluma aia cu Radu. De care vrei? Cu care vrei tu? Mulțumesc. Tu, frate? Cu Cosmin. Știi că venea Cosmin, na, i-a avut ceva cu el și zic, bă, nu te dă la femeia mea așa, adică l-ai atâțat un pic când ți-a făgătit aici. Te ciu direct și te duci să dansezi cu fata aia în care alergai aici pe scări. Cum să nu se strucă? Eu dacă fac o glumă față de altă fată, orice fată, ia foc. Este foarte geloasă. Nu știu de care vreți, l-a luat pe toate. E piersic. Ai că e unul și foarte bine că este. Stai. De care vrei? Asta. Ți-a plăcut cadou, Bianca? Da, mulțumesc mult. Nu, clar, eu am zis, adică nici nu conta ce, contează de la cine. Că până la urma urmei, eu nu sunt fan brelocuri, n-am brelocuri, n-am nici chei momentan. Adică nu-i pe asta, dar contează că e urs, că e odată, că mi l-a dat el. Știi chestiile deci, astea? El a vrut inițial... El tot se gândea ce să-i mai iau Bianca, e bun, nu știu. Hai, ce... Hai, ia loc, dar povestește în detalii. Nu știu ce să mai iau Bianca. De ziua, nu știu ce să mai iau Bianca de în gală, nu știu ce să mai iau Bianca în gală. În gală. Ei, și el dar nu trebuie să mai iei nimic în gală. El se oprise pe lângă ăla și văd să un înțic. Și la un moment dat a zis, doamna de acolo, vrei să-l gravez? Și când am auzit gravat, opa, stai așa. Face, ia, vreți brelocuri cu ursuleț, aveți pe aici vreun breloc cu ursuleț. De-aia ți-am zis că de foarte multe ori mă duc în mall să caut chestii, dar nu caut anume ceva, gen, mă uit și dacă găsesc ceva, cumpăr. Că de dinția l-am făcut el să-și caute, nu știu ce, haine. Da, și nu, deci am fost să căutăm haine și tot el s-a întors. Tot el a cumpărat haine. Ce faci? Cum ești? Toate ce bun? Faceți? Ce faceți? Ce faceți? Mai ești pretenți. Foarte bine, mă bucur foarte mult să fiu aici alături de dumneavoastră în această seară. Mm-hmm. Și sunt întrebare. Foarte curioasă de întrebările pe care le-ați pregătit pentru mine. Am în special înțeles. De întrebarea roșie. Dumneavoastră ați avut un parcurs destul de lung în Casa Iubirii. Da. Da? Ați fost în cunoaștere în mare parte din timp cu George. Doar cu George. Doar cu George. Cu okay. Domnul Alistar George. Așa. După plecarea lui George a apărut în peisaj Antoni. Da, domnul Antoni. Pe numele lui scenic Rosa. Rosa. Așa. Ce intenție aveți cu acest... Este întrebare tânăr. Roșie? Tânăr. Întrebare roșie. Da, așa faci, la întrebarea roșie. Ah, okay. Am bine, să-mi intru un personaj. Scuză-mă. Ce intenție aveți... Acest tânăr, Rosa Antoni, mi-a tras atenția prin aspectul fizic, însă în prezent... Nu am sentimente față de acest concurent. Dar credeți că ați putea dezvolta? În prezent nu sunt sigură de răspunsul pe care trebuie să vi-l dau, așadar vom lăsa timpul să decidă evoluția. Acestea fiind spuse, eu înțeleg că totuși are o șansă. Să întrebăm ce părere are despre asta. Ați înțeles corect. Okay. Șansa mare ultimă. Bun. Mihaela, cum a fost pentru dumneavoastră experiența aceasta privind începutul și momentul actual? Păi începutul a fost
foarte emoționant pentru mine. Am venit cu gânduri foarte mari să-mi găsesc jumătatea în această competiție. Dar pe parcurs au apărut mai multe episoade în care... Mi-a venit mie întrebarea roșie. Mi-a venit și mie. Aveți cam multe întrebări pentru mine, sunt cele mai multe întrebări roșii. Au apărut mai multe episoade în care m-am redescoperit pe mine, mi-am dat seama că poate cer prea mult de la această emisiune și... nu știu... finalul care o să fie până la urmă, dar până la urmă această experiență m-a făcut să evoluez foarte mult, ca și persoană. În urma certurilor dumneavoastră cu respectivul Robert Chirescu. Robert Chirescu sau Robert Apofis, da? Chirescu, da. Având în vedere aspectele astea, credeți că se mai poate face ceva pentru voi? Urmează întrebarea roșie. Există împăcare între dumneavoastră? A existat o împăcare între noi, dar în acest moment consider că nu mai există cale de întoarcere. Am înțeles. Întrebarea roșie. Când la un iubești, moment dat... ieți, dar până într-un... Ați afirmat la un moment dat dumneavoastră... Ați afirmat la un moment dat dumneavoastră că v-ați înscris în această emisiune pentru a vă găsi jumătatea. Ce bine, da. Întrebarea roșie. Nu v-ați născut întreagă? Chiar cu voce consonantă. Nu, nu sunt întreagă la cap, e adevărat asta. Da. El și ea, mi se pare. Hello. Aveți o altă întrebare? Sau? Nu. Urmezi tu. Rena și mai cum? Rumbecu. În această seară o avem ca invitată pe Lorena Rumbecu. Bună seara. Bună seara. Cum sunteți? Bine. Nerăbdătoare pentru întrebarea. Aveți emoții? Din întrebarea dumneavoastră. Am înțeles. Privind relația dumneavoastră cu Laurențiu Suciu. Suciu Laur. Suciu Laur. Separat. Pe numele... Dar nume de scenelare. Numele e scenelare Laur. Așa. Separat. Așa le cheamă peste tot. A fost o relație cu urcușuri, coborâșuri. Suișuri. Da? Suișuri, coborâșuri. Așa, mă rog. Da. Confirm. Da. În ce stadiu sunteți acum? Urmează întrebarea roșie. În ce stadiu suntem acum? V-ați împăcat? Am decis să lăsăm trecutul. Cam în acea situație, dar se pare că nouă ne merge mai bine. De ce? Pentru că noi avem dorință și dorința există din ambele părți. Așa că totul pare că merge spre bine. Dar astăzi nu mai luat că dacă brațe, ne dăm seama... Astăzi nu mai luat în brațe, dar nici nu m-a ridicat. Dar nu poți să iau așa bine, trebuie să te ridici în picioare. Îmbrățișările sunt benefice. Taci. Pentru sănătate. Taci. Dacă mai faci așa și te mai precipiți, cred că o să te bat. Pe obraz. Bine. Dacă mi-ai cuși. Pe care obraz vrei? Pe care vrei tu. Bine. Bine, hai pe ce. Vrei și de la mine, public. Bine. Nu vreau pe asta, vreau pe celălalt. Nu pe celălalt. Lăsa-te mai jos. Gura strâmbă. Da, văd. Stai, așa. Așa. Ce schemă am făcut? Pe nas. Pe nas? Pe ochișor? Nu pe ochișor. Pe ochișor mai sus. Pe ochișor mai sus? Bine, gata, ți ajunge, că deja te întregi. Nu știu, cred că o să fie o gală grea asta.
Interesant. Chiar sunt curios cine pleacă. Chiar nu, nu știu, eu personal nu m-am atașat de Gianni, așa că e posibil votul meu să meargă către el. E posibil să fie protejat. E cu imunitate. Nu, că a trecut o săptămână, a avut deja un fără eliminare. A fost fără eliminare? Da, și... Are imunitate de Gianni. A uitat. Poți să mă votez pe mine? Mamă, ce-mi pare rău și acum am zis asta. Gianni! Nu cred. Vreau să zic ceva. Nu, stai în cameră. Stai că un turc mai frumos. Îi zic că în față, îi zic că am vrut. Îi zic că mi-am dorit să votez și de asta trebuie să ne cunoaștem mai eu mult. Eu zic să nu-ți bați capul atât de mult. Mm? Eu zic să nu-ți bați capul atât de mult că stai în cameră cu Laurențiu și Laurențiu nu stă pe să se uite la emisiune sau așa. Și nici Gianni nu o să mai stea, zic eu sigur. Dar nu contează, să uite, nu se uite. Poți cine ar putea să voteze? Poți să vorbești cu Ionuț când se difuzează emisiunea, să mai chem Ionuț pe la masă, auzi, Jerry, hai să bem un suc, hai să... Nu, dar pe cine ar putea? Să vreau sincer, acum nu care ceva cu el. Asta ziceam. Pe cine ar putea să voteze? Asta ziceam și cred că majoritatea fetelor cam așa au gândit-o, pentru că noi nu-l cunoaștem, practic. Și Catinca, care a vorbit cel mai mult cu el, nu a... Dar Catinca se vede că nu a interacționat într-un mod... Nu eu știu. Credeam că o să... După întâmplatele astea, dacă stăteam eu să mă gândesc pe cine ar vota fetele, credeam că o să-l votați ori pe Robert, ori pe mine. Pe Robert nu o să-l voteze nimeni, pentru că fata care ar fi în față cu Robert ar pleca. Adică înțelegi? Te gândești pe partea asta, știi? Ți-am zis că singura variantă de a pleca Robert ar fi să o fie să Radu cu Bianca și el. Da, după cum au reacționat, fetele. Nu mă ofer. După cum au reacționat fetele. Păi nu, Doamne ferește, dar zic, gen, asta ar fi singura lui șansă de a pleca Robert. Eu l-am și înțeles pe Robert. El vrea o femeie care să fie mereu de partea lui. Pur și simplu. Adică exagerează. El vrea să rupă competiția asta. Exagerează. Gândește la un lucru. Noi ce vedem acum, noi vedem ultima parte din puzzle. Ei ce au avut așa pe total, gândește că s-au adunat chestii. Păi, dar n-au stabilit ei la date să cumpere alt puzzle. Păi și de la date s-a mai întâmplat lucruri, că nu a rămas bine. Nu știu cum. Adică de la date, de când a avut date-ul, până în prezent, ei au mai avut certuri și de acolo au plecat. Până ei, unul de la altul au așteptări care nu le pot îndeplini. Când a fost vorba de dans, când a fost dansul, nu mai știu sigur, a zis Robert pe canapea, am fost lângă el, dar bine e când l-a auzit. A fost zis Robert pe canapea că mă duc să-i dau un brățișare lui Catinca. Și după aia, nu știu cum a zis Mihail, a zis Robert, mai bine că nu m-a auzit, știi? Că nu mai vrea să ducă la Catinca. Apoi Mihaela nu știu ce a zis. Mihaela a zis că îi dă o îmbrățișare lui Radu de 5 minute. Și după aia nu știu cu care a fost discuția și după aia a zis Robert. Ah, dau conte. Nu, gata, știu, oricum, mă duc. Păi stai că Mihaela a zis asta și în niște episoade, mi se pare, nu, adică, că văzusem eu. Cum a zis? Cum ar fi? A zis de vreo 5 ore, a zis. Da. Atunci, adică vreau să zic, cum a ajuns Robert să danseze cu Catinca? Inițial nu mai vroia. Eu aș reacționa la fel. Toți reacționați, sunteți geloși până la Dumnezeu. Dar cum să zici că ești gelos, mă, frate? Ți-a plăcut ca cu Bianca? Sper să ajungi dincolo. Cine se gândea că nu mergi la Mihaela, dansezi cu Catinca și nici măcar nu te duci către a ta? Păi cum să nu se supere să fie varza ta? Eu, pe conexiune, am zis tuturor că îi mulțumesc Catinca că a vorbit foarte frumos de mine. Și bă, omule, dar ai venit de la vreau să-i dau un brățișare. Ai venit de la date cu ea, cum să... Și am venit de la date cu ea și... De niște așteptări, tu ce vrei să zici? La date am făcut, s-au întâmplat mai multe la date. Bă, și... noi vorbim despre ce s-a văzut aici, ceva. Zici că lăsați lucrurile în urmă. Eu nu m-aș fi gândit o clipă că tu alegi pe scări să dansezi cu Catinca. Uite că m-am dus să dansez cu Catinca. Păi și atunci, nu știu ce așteptări ai, să nu fie ea supărată în halul ăsta. Păi n-am zis că să nu fie în halul ăsta. Ok. Asta zis, să nu fie supărată în halul ăsta. N-am zis să nu fie supărată, dar nu în halul ăsta. Și pe lângă că, ok, s-a supărat în halul ăsta, ok, înțeleg. Dar ce mă acuză pe mine în trecut că eu am umilit-o în casa asta? Dar unde v-ați acuzat în trecut, frate? Dar ce este umilință pentru ea? Ce înseamnă cuvântul ăsta? Și ea asta a fost un gest de umilință, că ai fost cu ea la date, avea așteptări de la tine și te-ai dus să dansezi cu alta. Că ea a adoptat cuvintele astea de la Radu, a adoptat cuvintele astea. Și pentru mine ar însemna tot umilință, mă, frate. Ca și cum eu să mă duc la date cu Lorena asta și am poi mine să-mi dansezi cu... Păi și Lorena te-a umilit pe tine? Cât a zis și a făcut? Da, mă, m-a umilit și ea pe mine. Și eu pe ea am umilit-o. Păi vezi? Păi și ce? Aici nu-i vorba care pe care a umilit. E vorba că se consideră umilință, atât. Și de ce n-a reacționat la fel? A reacționat noi foarte rău, ne-am zis lucruri mult mai grele decât v-ați zis voi. Sunt oameni diferiți, caractere diferite. Ce anume? Nu-i vorba de a fi de asta e vorba, dar noi ne-am umilit mai tare decât v-ați umilit voi. Poate nu ne potrivim, asta nu, e problema. Nu m-am referit la tine și la Mihaela. Ai zis tu că de ce Lorena nu a reacționat la fel ca Mihaela. Da. Sunt persoane diferite și poate Lorena e un caracter poate mult mai tare ca Mihaela. Amândouă plâng la fel. Ești superb. Da, sigur. Sigură. Uite, hai să ne spunem fiecare câte
Trei calități care ne plac unul la celălalt. Atât, bine, bine că, uite, trei calități fizice și trei calități... bine, hai. Care îți plac la mine și eu după voi ce trei calități bine. Care îmi plac mie la tine. Deci, fizic, cel mai mult îmi plac ochii. Culoarea ochii. Așa. Doi. Nu știu ce mai îmi place la tine, că așa îmi place pe total, dar ochii nu sară în evidență, adică asta... Mai ales că o să-mi iau de sală. Cum? Vreau să-mi iau de sală. Și să faci mușchi? Bine, îmi place și părul tău și buzele. Bun. Mie la tine, fizic, tot așa îmi place foarte mult culoarea ochilor. Foarte mult? Foarte mult. Neapărat, gen ochii cu totul, privirea ta blândă. Hai, gata, trei, nu mai atâta, nu mai pisici. Ochii tăi așa pătrunzători și culoarea lor pe mine mă îndoioșează imediat. Mm-hmm. Îmi plac foarte mult buzele. Facit. Cum le ai acum, foarte mult. Așa. Buzele. Pielea ta e o piele foarte fină. Chiar o am? Da, e o piele așa foarte fină. Posteriorul. Dar nu ți-ar fi rușine, deja sunt patru! Mie-mi place că e așa plângăcioasă, că e mică. E pisica mea mică. Bă, dacă nu plânge, să mor eu, că mor de ea când plânge. Bine, mânca e că mă bucură, dar așa când o văd micuță cu ochii ea, că mai plânge cât un pic. Acum sunteți? Sunteți bine? Da. Și până la urmă, ce-ați vorbit în casa? Până la urmă, ați ajuns la ne un... căsătorim, poi mâine. Serios, vorbesc. Unde faceți nunta? Aici, la Doi Brazi. Tare. Cu mine vom fi trei. Să vedem pe care alege. Păi și acum tu cum ai rămas? De la date-ul ăsta, înainte să merg, am zis că 50% se poate termina totul sau 50% se poate... Și în momentul de față? În momentul de față, suntem în aer. Eu, a zis că sunt de pe altă planetă, am venit de pe altă planetă. Păi ieri m-a jignit în ultimul stil. Dar mă, voi înainte de treaba asta cu dansul, erați ok? Gen, v-ați mai reproșat ceva de nu, la date? Nu eram ok de tot. Nu, mă refer, v-ați mai reproșat ceva de la date-ul ăla? Da. Ce? Da. Chestia că ea vrea totul pim-pam-pum, rapid. Și nu se poate rapid, hai să ștergem, să ștergem. De ce nu se poate rapid, păi, câte lucruri a făcut și le repetă? Dar asta te întreb, ce a repetat în zilele astea? Păi asta, de asta i-am adus aminte, că m-a întrebat doamna Andreea și că de ce aducă de în urmă. Păi doamna Andreea m-a întrebat ce m-a supărat. M-a supărat că Giulia vorbește la masă cu tine între patru ochi, urât de mine. Tu ce ai văzut acum, de acum două, trei săptămâni, da? După ce am venit la date. Ai văzut un episod, nu? Am văzut alalteri. Dar ai văzut episod, nu ai văzut aici în casă. Episod, da. Păi da, asta era înainte să mergeți voi la date să vă împăcați. Nu, s-a difuzat date-ul nostru și după ce s-a difuzat date-ul nostru, am vorbit acolo cu ea. Am înțeles. Am văzut și date-ul și după aia și zice, dar indiferent că înainte sau înapoi, s-a întâmplat după ce s-a întâmplat toate problemele, înainte să ne despărțim. Păi și ce au zis, Giulia? Că sunt o moară stricată, un castofon care se repetă, că nu știu ce e ea. Da, bă, și nu ești? Mă, stai puțin, ascultă-mă. Zi un pic, și așa a făcut și cu Bianca, așa a făcut și cu Ionuț, și așa a făcut și cu încă cineva. Și zic, se repete greșeli, nu învață din greșeli. Ce face? Râde de mine cu alte persoane? Nu trebuie așa ceva. Să facă... Păi bun, și acum... Mai e vreo șansă de împăcare sau ceva? Tu zici că nu-ți mai nu, trebuie... Nu, vrei să te bagi pe Mihaela, nebunule, și nu știi dacă nu, ai... Nu mai este nicio șansă. Deschis. Dacă vrei să te bagi pe ea, este liberă din partea mea. Nu. Doar eram curios, să întrebăm. Da. Și de multe ori, boftica lui cea mai mare de emisiune, el și-ar fi dorit să aibă un parcurs frumos cu o fată gen care să aibă date. Boftica lui cea mai mare de emisiune, că era aici. Nu, mă, stați, voi liniștiți cu Radu, că nu e, frate... Mă, omul ăsta oriunde suntem, vorbește de Radu. Bă, vrei să zic acum, dacă la masă, dacă pe mine mai ajunge să mă enervez un om atât de tare, spun sincer că nu știu dacă aș putea să mă abțin așa foarte mult. Să mai stau. Probabil, el în ce-mi povestește, Radu lui a făcut foarte mult în trecut.
Nu știu, că n-am urmărit emisiunea sezonul ăsta. Mă, câtă ranchiună dar, să ai cu cineva, bă, să bă, nu știu, să uite, niciodată. Suntem oameni diferiți. N-au luat și tare. Eu știu când erau Radu și Ionuț la început, deci ei cumva duceau discuțiile în direcțiile în care își doreau ei, pentru că erau, aveam și o anumită experiență. S-a dus discuția în direcția în care au dorit alții. Și asta pe Robert l-a deranjat, pentru că el s-a prins foarte repede de cum poți duce într-o anumită direcție o discuție. Și nu știu, dai glas că și el m-a supărat pe mine. Da, clar, aici cred că n-a fost un care să supere unul pe altul, dar poate lui s-a strâns și nu mai poate. Părul, cum arăți, unghiile. Hai, lasă-mă, pace asta cu... Erau patru. Gata, trei au fost. Așa, și acum calității interioare. Eu zic ție. Îmi place foarte mult că ești inteligent. Nu am ce comenta. Ești foarte inteligent și cu teoriile tale și cu discursurile tale. Și... Bine, că mai ai tu greșeli gramaticale, asta e partea a doua. Dacă ai și gândire, ești inteligent. Așa. Doi. Hai că aștept. Stau și că nu m-am gândit niciodată așa. Vezi? Trebuie să vorbim și de astea la alte. Îmi place că ești ambițios. Chiar ești ambițios. Și trei. Chiar nu m-am gândit niciodată așa, gen pe supunte ce-mi place la tine, așa, neapărat. Dar bine, asta cu inteligentul am știut dintotdeauna. Așa. Trei, că nu ești gagicar. Adică, liniștit. Da, ești o fire calmă, liniștită, nu te văd genul de om care ar înșela. Poți să-ți le spun și eu... Dar ești genul de om care poți să-ți le spun și eu că și eu level pe același la tine? Că ce? Tot la fel. Tot la fel? Tot la fel. Ești foarte inteligentă. Da, e, da. Ești o persoană mega inteligentă. La anii tăi mi se pare că ești foarte, foarte inteligentă. Hai, nu mă mai puteți. Merge mintea brici și... Ia zi, mai ales că te tachinez. Îmi place foarte mult și modul cum îți discursurile și cum gândești, modul în care vorbești și la fel mi se pare că ești foarte ambițioasă de mică. Din multe puncte de vedere, nu știu, evoluezi foarte repede, îți place să, nu știu, să nu rămâi acolo, să stagnezi și să evoluezi, asta, la asta mă refer. Și trei, ești foarte pisicoasă, așa, drăgăstoasă. Ești o persoană foarte drăgăstoasă, chiar dacă eu n-am apreciat când a trebuit. Da. Asta e o calitate foarte mare la o femeie, să fii drăgăstoasă, așa, să fii afectoasă cu persoana de lângă tine. Și asta nu vezi la toată lumea. Cameră, lasă-mă un pic, numai 5 minute la Lorina, 5 minute pe ceas și am plecat, cronometrat, 5 minute pe ceas. Vreau să-i spun numai ceva. Simt că am terminat conversația, 5 minute cronometrat. Se poate? Trei minute și mai puțin. 3 minute cronometrat. Două minute. Ah. Da, așa. Opa. Oare care dintre variante o ales-o? 5 minute, 3 minute sau 2 minute cronometrat? Cum ar fi să te duci să deschizi ușa și să zic că să te întorci înapoi? Îți dă alarmă. Persoană. Dacă mă uit așa numai la picioare, parcă nu mă vedeam. Persoană vorbăreață. Așa. Din viața ta. 6 litere. Robert. Bravo. Hai mă, că nu m-am gândit așa. Da, și bine, dar ai făcut ceva greșit, că te-ai uitat numai la mine. Păi, și ai zis din viața ta. Din viața unei fete, de aici la pas. Bună! Hai să punem o întrebare. Hello! Hola. Întrebare roșie. Două minute. Olea, dai care ceva de făcut a meu. Repede. Nu, acum suntem la jocul cuvintelor. Nu, spuneți-mi. De ce ai timer? De tine, că nu mă lăsă. Și-a vrut să te pup. Ce frumos! Am apucat să zic dacă ai vrut. Hai, lasă-i rugi! Dar te-am supărat. Ce?
sincer. Ce-i cu tine? Urmează întrebarea. Unde e Laurințiu pe care îl cunoșteam eu? Care pe care îl cunoșteam eu? Cel morocanos. Care e morocanos, dar mi-a zis toate puterile. Am mâncat în semi și mi-a zis puterile. Și vine încoace că mai am un minut 20 și vreau să spun și după ce am plecat. Asta este canapeaua noastră de când suntem bine așa ca aici. Au, pune-te jos odată, că mai am un minut 21. Și-mi pare rău. De ce-ți pare? Că te-am supărat, poate. Nu poate, m-ai supărat. Tu mai aveai un minut, trebuie să fii finit de minutul ăsta. Din ce-o frumos. Ești o pisică supărată? Deranjată? Cică... O, că o bisică și îți mărăcănesc, dar n-aș mai fi stat un pic cu tine. Și eu. Toată ziua. Dar să nu mai întreba nici ce fac pe conexiune. Da. Ce da? Da. I-am și păcălit pe oamenii ăștia. I-am și păcălit pe oamenii ăștia să mă lasă de aminte ca să... De ce ai păcălit? Îți dau trei pici să cer scuze. Că tu chiar mi-ai făcut. Deci tu doar mi-ai cerut scuze pentru asta. Sau e regilos că era Cosmin aici și vorbea cu mine? Nu vreau. Cred că și asta poate să fie, dar e bine oricum. Tu cum să crezi că aș putea fi gelos pe Cosmin? Sincer. Tu chiar crezi treaba asta? Nu. Crezi că aș putea fi gelos pe Cosmin? 20 de secunde. Nu pot să plec supărat. Am glumit. Tu chiar crezi că... Dar stai un pic, că după iar te murdăresc. Cum să crezi tu? Hm? Ești pisică rea? Da, ești cu minte? Da. Ce? Acum da. De când ai fost rea? Ai grijă. Laurin, ce? Hai repede. Hai să stai. De ce? Mișcă te cum jet în coro. Tu chiar crezi că aș putea să jurez pe Cosmin? Am glumit. Te vrei să te bat? Nu. Te-am văzut. Ce? Am văzut privirea ta. Nu m-am uitat de data asta. Ba da. Da, nu. Tu m-am simțit prost că stai prea pe ce prea. Și nu m-am apucat să mă joc cu tine. Fugi. Fugi tu. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Doamnelor și domnilor, astăzi îl avem ca invitat pe Nițu Radu. Da. Ce faci? Marian. Cu numele lui de scenă, Radu Mari. Uite, stau, tu ce faci? Singură? Da. De ce? Păi uite așa. Păi de ce pleci? Păi de ce să stau? Păi sunt tot. Să-l aud pe Cosmin cum mă întreabă pe Catinca dacă ar mai repeta experiența date-ului, mă lași? Hai, lăsați-mă, au dormit 2 luni, s-au trezit acum, mă bucur pentru ei și la revedere. Nu stau să-mi bat capul cu așa ceva. Mă bucur că s-au trezit la realitate. Da, dai satisfacția. Nu aveau materiale până acum și și-au găsit să facă, mă, la, nu stau, deci nu, chiar nu vreau. După, la cât de rău mi-a fost ieri, știu, nu vreau să mai fie la fel și azi. Deci nu vreau și punct. Bună seara, domnule Cosmin, și bine ați venit în platoul nostru. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. În această seară avem pregătit pentru dumneavoastră 40 de întrebări la care dumneavoastră va trebui să răspundeți detaliat, nu cu da sau nu. Înțeles. Prima întrebare. Dumneavoastră vă aflați aici în Casa Iubirii de mai bine de 5 luni de zile. Nu. Sunteți aici în emisiune, nu ați realizat nimic concret, dar în același timp dumneavoastră aveți sentimente pentru o anumită persoană. Ca și dumneavoastră de altfel. Sunteți interesat de Giulia? Cât de interesat sunteți de Giulia? Radu, nu mai pronunța numele, te rog frumos! Ne scuzați, publicul. Păi, la momentul actual, sunt, nu pot spune că sunt interesat sau dezinteresat, dar vreau să văd ce centru să turuie lucrurile între noi. Ce fac lucrurile între voi? Ce? Ce fac lucrurile? Ce parcurs iau? Evoluează? Așa? Nu știu dacă evoluează sau involuează. E curios. Să vedem. De cum? De ce? Bun, mulțumesc. De ce parcursul să aibă aici? De ce l-a făcut singur acolo? Bun, mulțumesc. Am plecat de acolo. Înainte să intrați... Te supăra pe tine. De ce? Pentru întrebarea pe care mi-ai pus-o, cel mai probabil. Mie joculețele astea nu-mi plac, nu mai am vârsta necesară pentru joculețele nimănui. Nu sunt aici să-și bată nimeni joc de mine. Aia a stat 2 luni, a făcut gaură în canapeaua aia, n-a scos un cuvânt pe gură și s-a trezit acum. S-a trezit... După ce 2 luni de zile i-a zis lui Laurențiu că l-a urmărit pe el, nu?
Să-l urmărească în continuare. Dar nu poate să-l urmărească. Poftim? Îl urmărește așa, ascuns. El vrea pe Cotmin, dar îl urmărește pe Laurențiu. Ea zice să te calmezi și să gândești lucrurile coerent și să-ți tragi concluzii din ceea ce s-a coerentă. Dar să iei, dacă vrei să iei o decizie, să fie cât de... Nu am ce decizie să iau. El și-a dorit interacțiune, asta dar e interacțiune. Nu, uite, dacă tu te-ai ridicat de acolo, poate fi văzut mai mult. Nu vreau să mai văd nimic. Ești deja sigură să poți să-ți tragi o concluzie? Da. Altfel n-ar fi întrebat, la ce a întrebat-o? Poate dacă ar mai repeta experiența. Ei, nu, dă-mă, Doamne, iartă-mă. Ei ce-au avut împreună? Doar date-uri. Și după interacțiunea cu Laurențiu. Să le mai dați încă unul, vă rog. Asta dacă vrea eu. Nu! S-o supra pe minioare. Nu, ai, dacă că e deștept. Ia da. Să-ți trage de un pic. Ești deștept. E bolnav. Mă doare rău de tot. Bună. Hello. Supărici pe mine? A, nu. Te rog. Ce nu am mai rugat nimic? Ce te deranjează să vorbiți? Ce mă deranjează? A dormit... Da, ia cheamă încoa. Nu, stai un pic. De ce? Te rog frumos. Dar nu zic nimic, dar nu țin. Ascultă-mă un pic. Prima dată, ai o problemă cu el. El este ce persoană. Nu e o problemă. Eu mă exprim uneori greșit. Nu mă băga în seamă, ea mă înțelege. Tu prima dată vorbești cu el, ce ai de vorbit cu el și după, dacă ai nevoie să-i spui ceva ei care chiar, eu cred că nu are niciun sens. Acum vorbești cu el. Deci problema e legată de mine sau de el? Nu e. Trebuie să știu. E de amândoi. Așa. Ieri când te-a întrebat doamna Andreea, da. Ieri când te-a întrebat doamna Andreea pe conexiune, dacă ai mai vrea ceva cu Catinca sau ai mai nu știu ce cu Catinca, ai zis că nu, nu ai fost convingător, nu te-ai crezut, nici măcar tu nu te-ai crezut. Eu am spus că am încheiat lucrurile cu ea și nu aș... N-ai spus asta, ai răspuns doar nu? Eu cred că am spus că nu. Am încheiat lucrurile cu ea și între noi și de ce nu înțelege? Acum din nou, întrebarea pe care i-ai pus-o nu și avea rostul. E ca și cum tu ți-ai mai dori să mai repeți experiența și vrei să știi dacă ar mai vrea și ea. Dar n-am știut ce să întreb. Asta te-am zis că e... Înțelegi că mă pui pe mine într-o postură foarte proastă? Tu o ridici pe ea. Dar cu ce? Și cu... Dar asta e părerea ta. Ce o ridic pe ea? Așa este. Când tu i-ai făcut întrebare. Așa este. Mă, dar eu pot să întreb ce vreau, că nu am nicio obligație nici față de tine, nici față de ea. Adică faptul că tu... te super pe chestiile astea. Da, nu m-am supărat, am preferat să mă ridic de la masă și să-mi văd de treabă, să nu trebuiască să asist la ceva ce mie mi se pare fals din partea ei și atât. Știi care e chestia? Că ea, nu știu, când suntem pe conexiune și voi doi vorbiți sau și ziua în care tu erai în casă, era așa lângă Giulia, parcă, râde, se uită numai la tine. Asta două luni pe canapea aia. Ea se simte într-un fel că dacă cred că trebuie să-i repeți din nou. Că nu mai e cazul. Am spus și pe conexiune și am spus de atâtea ori că între mine și un desen, hai să-i facem un desen. S-a terminat, am spus, l-am încurajat și pe Gianni să facă pași către ea. Eu simt că se bucură când nu te vede pe tine convingător, când vede că... Da, e ca și cum îi dă ei satisfacție. Nu, încerc să fiu rezervat în a-mi explica, că știi că eu sunt mai tăios de fel și încerc să îmi găsesc cuvintele mai ușor, așa, ca să nu rănesc sau să pară foarte tăios, repet, foarte radical, tu știi? Nu vrei să rănești pe ea, dar la mine nu te gândești o secundă. Eu nu vreau să rănesc pe nimeni, nici pe tine, nici pe ea, dar ce vrei să fac? Din păcate nu-ți iese. Ce vrei să dau un ea acum ca să te ridic pe nu, tine? Nu, e ok. Mă bucur pentru ea că a stat, a făcut gaură în canapea aia două luni de zile, s-a trezit acum când a venit eu să-și facă și ea materiale. Ieri doamna Andreea ți-a dat de înțeles așa. Să mai ai răbdare. Nu, ți-a dat de înțeles altceva. Când tu te întrebai știu, am auzit. Are sentimente, dar azi că nu vrea să le accepte încă. Sau ceva de genul, știi? Că nu vrea să creadă în sentimentele pe care poate ea le are, știi? Față de tine. Și de asta, să zici, să mai dai un pic de răbdare, poate să le accepte, știi? Poate ar neagă că, bă, nu are cum să fie. E vorba și de părerea lumii. Ziceam la Risi ieri că am fost la outlet împreună și... Mi-a zis și mie cu judecul Și i-am zis, fată, tu pentru vârsta ta ești foarte calculată.
Deci eu nu înțeleg de ce nu te distrezi. Adică pentru vârsta ei e super calculată, ea deja se gândește la consecințe. Eu știu deja ce e în capul ei, ea crede că dacă ea spune cu Antoniu să facă lumea acolo, nu știu cum, că și ea a fost prima care zicea de mine, că vai tu, Bianca, că ai avut relații în emisiune, că nu ți-au mers, că nu știu ce, știi? Că și ea a fost la rândul ei de pe partea cealaltă. Și acum, ca ea să ajungă să-și facă o altă relație, cumva s-ar contrazice cu ceea ce spune, știi? Și în loc să se distreze, să-și trăiască viața ei, că până la urmă, Doamne, 20 de ani, adică acum e momentul să greșești. Ea acum poate să greșești. Dacă chiar tu nu ești persoana potrivită pentru ea, acum e momentul ca ea să descopere asta. Și am spus, ești prea calculată, știi? Cumva ea calculează ce e, ce va fi, ce va spune lumea după. Se gândește prea mult la ce va fi în viitor și nu trăiește prezentul. Ea poate să danseze cu oricine aici în casă, în fața mea, că nu o mănâncă. Dar când a dansat, tu n-ai fost aici. Într-o zi ne-a făcut staful un joc frumos să ne alegem trei fete cu care să dansăm. Și când se schimbă, când se pune ceva pe ecran, le schimbăm. Și ele să nu știe nimic. Și prima dată... Scurt, dar... Bun. Perfect. Uite, prima dată am dansat cu Katinka, trebuia să dansez cu Bianca și cu Mihaela, înțelegi? Și ele la rândul lor cu cine trebuia, știi? Ai văzut episodul ăla sau n-ai văzut? Nu. A fost foarte frumos. Am mers acolo și am dansat. De ce acolo? Bine, am văzut-o și supărată acolo, Pentru că la un moment dat a rămas singură, pentru că lipsea Laurențiu, că era pedepsit, era aici și trebuia să danseze cu el. Și a rămas singură și am văzut-o deranjată. Că trebuia cu Bianca, dar nu ne-am coordonat bine. Și a trebuit să danseze cu Ionuț. Și am văzut-o deranjată. Și acolo s-a deranjat. Dar n-a spus-o, s-a abținut. Eu nu știu cum a ajuns până la 29 de ani, mă. Păi a mâncat, a dormit. Cine? Giulia. A mâncat, a dormit. Nu știi cum a ajuns la 29 de ani, păi de ce? Bă, păi... Riscă mult? Se comportă de parcă... E una dintre cele mai mari fete din casă, nu? Ar trebui să dea niște exemple, niște de-alea. Dar eu văd un comportament în ea cum vedeam la... A fost abia prieten, 16 ani. Da, la 16 ani, dar nu l-a fost abia prieten, că nici la 16 ani nu-mi permitea să stau. Și acum zic eu ție, altfel. Care sunt, gen noi, că suntem mai mici, da? Hai să numim că poate suntem imaturi. Cine e mai imatur acum, în momentele astea? Ce ai văzut și tu? Dar n-ai un standard la imaturitate, înțelegi? Nu depinde, e un standard, dar ai aruncat... Depinde ce înseamnă imaturitate acum pentru fiecare, că aici... Imaturitate pentru tine înseamnă ceva, pentru altceva. Da. Ea poate are ceva în ea bun, știi? Da. Dar poate, nu știu, Logic are ceva bun, sigur. Contextul emisiunii poate, sau nu știu, presiunea, că ea se atacă din niște chestii, nu atacă nimeni, dar ea zice, a, m-ai atacat. Bă, așa e, așa e firea ei. Da. E o fire mai explozivă. Da. Ți nu ți se pare ciudat? Da, tu știai că până. În timp ce ea era într-o cunoaștere cu tine și plângea după tine, de fapt, îl urmărea pe Laurențiu. Doamna Andreea, gata, că suntem în public. Bună ziua! Bună ziua! Wow, ce prietenie frumoasă! Mulțumim din suflet! Noi plecăm sau? Nu, veniți încoace. Yeah. Ne bucurăm că este apreciată relația noastră de prietenie. Mamă, da, cât foarte frumoasă. Suntem mulți. Încăpem. De prea mult? O să stau eu în picioare? Suntem trași prin inel. A, încăput pe canapea asta și 20 am fost aici. Păi asta zic. A, nu, chiar nu. Radu. Nu! Oamenii, vorbim? Da! Cum? Nu! Ce-a fost asta? De ce să plece el? Să plece Cosmin. Voi ați văzut? Vino. Nu știu că am treabă cu Cosmin. Și unde mă pun? Acum, nu aici, așa. Radu, dacă ai pleacă Radu, ai vrut să scapi. Dar ei sunt patru aici, aici sunt trei. Păi nu ați spus că pleacă Radu. Dai mai încolo la visa. Hai că mă duc eu acolo și stai. Ai vrea tu, Lorena. Hai că să uiți. E frică să se vadă Robert pe conexiune că stai lângă Radu? Nu! Mulțumesc! Sau lângă Cosmin. Nu, nicio... Da, vreau să... E că n-am treabă cum. Vreau să-mi spuneți dacă i-ați văzut reacția Cristinei, atât, înainte de toate. Atât vreau să știu. I-ați văzut reacția când am zis că pleacă Radu? Nu! Și l-a tras spre ea. Nu. Și-o zis pleacă să plece cu... Așa reacționez și eu cu prietenii mei. Exact la fel. Pe cuvânt. Da? Da. Că sunteți împreună toți, nu? Da. Dacă vrea unul sau vreo una să plece, zic, nu! Exact așa.
ce s-a întâmplat? De ce te-ai enervat? Julia. Deja râde. Deci, deja râde? Da, n-ai cum. Păi și ce vrei să fac? Să plâng acum? Nu, pentru că a zis cineva la masă, nu mai știu cine, că probabil tu te-ai supărat și ai plecat pentru întrebarea pe care Cosmin i-a pus-o. Da, probabil s-a supărat. Da, pentru că nu mi se părea o întrebare oportună sau ne-a fost adresată și le-a fost adresată de 15 ori în ultimele zile și nu mi se părea cazul să-i mai adreseze aceeași întrebare încă o dată. Care întrebare? Ai mai repetat experiența de la date? Da. Păi, dar nu știam ce știi experiența în sine sau experiența care a fost pe acolo pe la date? Adică nici nu vreau să mă gândesc, doamna Andreea. El dar pe care te-ai supărat? Date-ul, că nici nu l-a văzut. Dar nu știe nici ce s-a întâmplat. Păi acasă. Nimeni nu știe. La de da. Nu, mie mi-ai zis la masă că tu nu știi da, nici despre relația mea cu și ce a fost. Da, și ulterior m-am uitat la date. Foarte bine. Te-ai uitat la date-ul lor? Da, dar am și zis, cred că în primele zile am zis că o să mă uit la date. Da, da, poate eu așa zice, la, mă duc la sală. Nu, că dacă zic un lucru, îl și fac. Bun, e bine. Mă gândeam acum la toate lucrurile pe care le-ai zis în legătură cu Cosmin. Să vedem dacă le pune. Ce? Repede, curioșii? Ce-ai zis? Ce-am zis? Nici eu nu mai știu. Am zis. Nimic rău. Nimic rău, da. Da, nu, nu era nimic. Mulțumesc. Ce, nu te așteptai să zică lucruri despre tine, Julia? Nu știu ce să mai... În urma celor întâmplate, nu știu dacă mai am vreo... Mai pot să fiu într-o postură bună. În fața ei? Da, și în fața ei, și în fața tuturor, până la urmă. Încerci să spui cenușa în cap? Încerci să te scoți așa? Să... Sau mi se pare mic, nu? Da, și eu mă critic pe mine pentru... Da. Ești zodia fecioară, nu? Da. Da? Oh, da! Atunci mă înțelegeți, nu? Da! Perfect. Ce, erai sincer? Puțin mai devreme? Serios? Ce drăguț! Cel mai mare critic. Și să înțeleg că asta o deranjează pe Catinca, Julia? Cosmin se apropie de tine? Se apropie de tine. Mă rog, încearcă să... Ei, doamna Andreea, o lună jumate, două de când nu mai au ei treabă, Catinca n-a vorbit nimic. A stat acolo pe canapea, n-a scos un sunet. Păi, nu ți-am zis ieri? Ai reaprins? Păi... Ce? Da, dar să se abții... Da, ce? Poftim. Și asta a venit din partea mea. Partea mea nu a fost. Da, poate nu, nici nu este adevărat. Este adevărat? Catinca, de când a venit Julia și a zis că este interesată de Cosmin, ai simțit ceva? Nu. Te-a apucat vreo ciudă? Îți dai seama că îl pierzi? Ce să pierd dacă nici nu l-am avut? Acolo cât l-ai avut. Nu. Asta zic, doamna Andreea, că din partea lui n-a fost, dar din partea ei a fost. Da. Ea a ținut la el, dar el la ea nu. Cumva posibil ca Julia să fie aprins pentru ea o chestie de asta. Da, și nu văd de ce ar trebui să mă atace pe mine. Bine, dar ce te-am atacat eu pe tine? Ea, poate mai are și motivele ei personale, nu cred că e asta în totalitate. Mă gândesc că o fi acolo un 10% și asta cu Cosmin. Cu ce te-a atacat? Cu toate brăsetele astea, degeaba, adică... Nu înțeleg. Concret, dă-mi argumente, nu îmi spune că râd. Că râd așa, la orice situație râd. A, mă bucur atunci. Da, dacă râd de orice foarte situație, bine. E bine. Da, da. E bine că ne bucurăm toți. Da. Da, așa zic și eu. Interesant. Dar vorbești de râsul ei de mai devreme, râsul, zâmbetul. Da, zâmbește de fiecare dată când este vorba de mine sau când eu am deschis gura, ea zâmbește. Cred că tu ai ceva personal cu mine dacă ești foarte atentă la fiecare reacție pe care eu o am. E ceva personal cu tine, dar am avut niciodată. Da. Vezi că tu ai fost prima care a zis dacă ar fi fost asta colega mea de cameră, nu știu ce. Dacă nu știu și nu știu cum. Eu n-am nimic cu tine, cum n-am avut cu niciuna de aici. În primul rând, eu nu am vrut să particip la jocul vostru, Larisa m-a chemat la masă. Așa. Și în al doilea rând, întrebarea nu a venit de la mine. A trebuit să-l scurs, cu tine, m-am certat cu Cosmin. Bun. Ai vorbit. Bine. M-am certat, am vorbit. Aia da. Nu ți-am zis absolut nimic. Problema mea nu este cu tine, cât este cu el și cu comportamentul lui față de tine. Adică? Adică, ieri l-ați întrebat pe conexiune ceva relativ la Catinca. Și el a spus nu, dar nu mai știu exact care era întrebarea. Și dumneavoastră a spus că nu a părut convins de acel nu. Eu cum să mă simt atunci? Și am explicat de ce, pentru că... Pentru că încerc să-mi găsesc altfel cuvintele, încerc să nu mai fiu așa radical și tăios. Nu știu ce aveți voi de împărțit, că până la urmă eu...
Eu n-am absolut la nimic din părțit. La momentul ăsta eu n-am nimic nici cu tine, nici cu ea. Bun. Cosmin, tu nu ai nimic nici cu Catinca, nici cu Giulia. Acum, în acest moment, da. Prezent. Bun. De când a venit Giulia, există ceva între cele două. Te excludem pe tine și încercăm să aflăm ce este între cele două. Da, ia să vă spun că eu n-am nicio treabă cu ea. Dar ai zis ceva mai devreme, eu n-aș putea să stau cu asta în cameră? Ea a zis așa. Așa a zis? Da, că m-a văzut de prima dată. De ce? E părerea mea. Da, ai zis aici sau în... Nu, am spus la hotel. Da, știi care e ideea și ce mă deranjează pe mine? Că ție ți s-a întâmplat fix același lucru și tu ai făcut ulterior același lucru cu mine. Nu e același lucru. Nu e același lucru, cam pe acolo. Nu e același lucru. Da, da, că mă întreb pe mine, da. Eu mă mir că l-a venit. Da, liniște că și Florin a zis că nu vă suportă, n-ar vrea să stea cu tine în cameră și așa. Oho. Zis eu că n-aș da, da, ta și gură, Lorena, că nu mă face să-mi dau drumul la gură. Stai liniștită că eu ce-am avut să-i spun Giulie, i-am spus, nu am nevoie să vii tu ca un judecător, ea știe, stați liniștite. Relaxați-vă. Mi se știa foarte bine. Și la mine acasă. Voi vă înțelegeați foarte bine, mi-e așa mi s-a părut. Da. Pe cât i-a convenit, da. Că înainte să mergem după, la date, era ok. Mine, de aia. Erau toate pe mine, după când dar nu m-am mai fost pe ea, Lorena, eu nu... Ea, mă refer la început, nu a crezut-o pe Giulia, adică totdeauna a crezut că intențiile ei sunt false. Da, ea, am nevoie să mă creadă ea, chiar nu am nevoie să mă creadă ea. Și în gala trecută mi s-a părut că vă aprobați una pe alta. Pentru că, bineînțeles, în momentul în care eu am spus de voi toți că sunteți imaturi, am fost aprobată de ea, da. Ulterior nu a recunoscut. Da, cred că s-a stricat totul. Niște că eu l-am recunoscut în casa lor când am fost la ei și am discutat cu tatăl meu. Nu trebuie să recunosc că vii tu. Când da. Vii tu. Da, normal. Dacă vii tu a doua oară și spui, asta nu înseamnă că trebuie să repet și eu după tine. Ceva ce deja am repetat. Te-ai plictisit. Ești foarte matură, ce să zic. Sunt. Eu... Nu mai pot. Mai da pe spate. Maturitatea ta. Se vede că n-ai avut materiale în ultimele două luni. Da, materiale. Că eu am venit aici să caut materiale. Dar de ce tu aduci vorba de material? Pentru că ei s-au ridicat de pe canapea, cum s-a de închis conexiunea, s-au dus în partea cealaltă să stea să discute de tine, de Lorena, de astea. Dacă eu am căutat materiale aici în casă, puteam să mi le fac fraților timp de două luni. Păi n-ai mai avut cu cine, n-ai mai avut cu cine. N-am avut cu cine, păi puteam să mă cer cu oricine pentru un material. N-avei, să-mi caut atenție în oricine. Tu ești cea care în ultimele zile când am fost, când eram afară și existau divergențe între noi fetele, ai spus păstrați-le pentru materiale. Da, da. Exact. Păi putem să aruncăm foarte. Dacă mă ascultă un om din casa asta, nu trebuie să ți se pară ceva ciudat. Lorena, am rugat-o să facă asta, să nu mai existe discuții la... Pentru că a creat prea multe discuții în afară și am avut acea discuție. Ea a intrat într-o bulă din care nu voia să mai iasă. Și nu voia să vorbească, nu o interesa absolut nimic. În afară însă, am înțeles că Catinca era foarte vocală, povestea foarte mult, își dădea cu părerea, comenta extrem de mult ce se întâmpla în casă. Ajungea în casă și am rugat-o să nu mai facă asta în afară, să încerce să țină, să țină, să țină și să vină să zic aici. Păi așa cum da, nu am căutat eu materiale astea. Da, s-a întâmplat acest lucru multora. Au avut așa pur și simplu un moment în care efectiv nu voiau nici să vorbească, nici să intervină. Larisa a avut această situație cu George. George nu putea să intervină pe conexiune, să-i zică măcar bună dimineața. Dacă ea a respectat ce am rugat-o, nu e un lucru grav. Eu zic să dați mâna, că n-aveți nimic de părțit. Mă rog, să dați eu vreau mâna. Să știu de la ce. Nu, Catinca, de ce ai spus că n-ai vrea să stai cu ea în cameră? Ce nu ți-a plăcut? Sau tu ai auzit de prima zi de când ea a venit că a intrat pentru Cosmin? Da, ai auzit? M-auzisem. Da, deci din prima zi ai știut acest aspect. Și Lorena știu că... Că se mai întâmplă să nu știți, să nu aflați exact în ziua respectivă. Da, da, știam. Aha. De asta n-ai vrut să stai cu ea în cameră. Să fie asta un motiv? Sau de ce să nu stai cu ea în cameră? Avea multe bagaje? Folosește parfumuri din astea puternic, nu știu, florale? Sau... Dar dormi cu aer condiționat pornit, că și asta e o chestie. Da. Nu, eu dau pe căldură, da. E fric. Nu știu, are anumite vicii? Sau... De ce? Zi-mi primul motiv. Nu știu, nu am vrut eu să... Te-a speriat? Nu-o place, nu știu. No? Dar trebuie să ne placem, am venit aici ca să ne placem una pe alta, nu înțeleg. Ei, nu știu, poate așa, ca energie. Dacă nici nu am energie bună... De ce zici? Nu, eu nu stau cu ea în cameră. De ce? Laudă mă nu mi-o doream. Stau cu ea în cameră, pur și simplu. Poate a fost și motivul cu Cosmin. Până la urmă, eu am simțit ceva pentru el aici. Și logic.
cred că fiecare dintre noi, dacă vine altcineva în casă pentru cineva cu care ai fost și ai avut sentimente față de el, automat o să ai o repulsie față de acea persoană, nu? Adică eu am fost aici în diverse contexte și toată lumea s-a atacat pe nimic. Dacă vine cineva și intră special pentru omul ăla, nu-i normal. Da, așa este, amică. Este, doar am nevoie să te aud, da, în lucrurile astea. Ți-am dat mai multe variante, nu știu, le bănuiesc, da, și eu. Asta este. Poate o fi una dintre ele, poate e alta. Da, interesant. Nu crezi? Uite, tu de ce râzi când vorbește ea? Pentru că nu cred o secundă, da, o las așa. Și atunci care să fi fost motiv? Da, nu știu, doamna Andreea, și nici nu mă interesează, sincer să fiu. Nu trebuie să mă crezi. Aia zic, păi cum eu nu trebuie să te cred pe tine, tu nu trebuie să, da, mă crezi. Da, eu n-am venit aici în casă să zic că îl vreau pe ăla, nu mai vreau pe ăsta, că nu știu ce, că da, așa și pe aceea să zic că eu te-am influențat de tine. Ce ai făcut asta cu Cosmin și Laurențiu? Tu ai zis cu gura ta. Stai cu Cosmin și Laurențiu, dăm tu un exemplu. Stai puțin. Nu. Ai zis cu gura ta. Da, mă obliști pe mine. Nu, spune-mi, dă-mi un argument. Dar poți să mă răs frumos, să zic, nu, păi, spune. Spune-mi. Cine e să-mi vorbește? Așa. Cum ți-a vorbit? Nu, e privirea ei pe mine, îmi place. Da, 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 e doar privirea, e doar privirea. Am mai avut situația asta și cu Mihaela la un moment dat. Da, după doar am mai privirea. Avut, eu văd pe ea în fiecare zi cu aceeași privire și mă deranjează. Atunci nu o să mă uit la ea, o să spun că și ea a făcut același lucru. Nu, ca să nu simt că este violent în privire. Mă uit în față. Nu este, uite, sunt și eu aici în partea ta, nu se uită violent. Nu se uită așa, așa e privirea ei de când a venit. E corect. Nu îți face absolut nimic, ți-a cerut un exemplu, gata, vă rog. Da, exemplul meu a fost că și a făcut, nu am spus-o cu răutate, e pur și simplu părerea mea. Și tu ai făcut același lucru, a intrat pentru Laurențiu. După Laurențiu ți-a spus că nu, eram într-o cunoaștere, a intrat Cosmin, te-ai îndreptat către Cosmin. Iar ulterior te-ai îndreptat din nou către Laurențiu. Ai făcut același lucru. Cu ce m-am îndreptat către Laurențiu? Când ați avut tachinările și conversațiile. Astea le-am avut de când am venit în casă, Laurențiu. Da, îți aduc aminte că fiecare dată când mă duc acasă la băieți și voi n-aveți conexiune, asta nu înseamnă că eu nu am avut. Catinca, ok, mă bucur, mă bucur că îmi spui asta, că, noi, că tu spui că ai glumele tale cu Laurențiu, da, nu? În momentul în care te-ai dus să-i faci cartofi prăjiți lui Laurențiu, v-ați așezat amândoi la masă și ai spus, păi nu, că eu nu-mi permit să fac glume cu tine pentru că nu ne cunoaștem, nu știu. Să nu te iau la mișto. Și erau glume că nu știi cum să vorbești cu el. Să atunci, nu te iau la mișto. Voastre? Unde sunt glumele voastre atunci? Și unde cu două luni. Cu două luni. E, da, asta mă lipsa. Nu, pentru că ieri am fost foarte atentă la episodul difuzat și am văzut că la un moment dat Catinca i-a spus lui Laurențiu că ea îl cunoaște foarte bine pentru că m-am uitat timp de două luni la tine. Adică în acele două luni ea era și cu Cosmin, dar totul se uita la Laurențiu. La Laurențiu. Hoțul strigă hoțul. Ce am zis eu? Asta ai spus tu și am văzut clar. Dar de ce trebuie? Stați cu voi împăcitați. Adică mă uit de două luni la tine, adică te văd de două luni. Dar pe mine dacă nu mă interesează de Radu, nu stau să mă uit cum se comportă Radu, pe bune acum. Dar e involuntar. Da, dar tot analizezi. Nu, aveți eu n-am cum să nu știu. Bine, acum suntem toți diferiți. Adică vedeam de două luni interacțiunea cu tine, Lorena. Ce atât de diferit? Nu, pur și simplu am spus, stai puțin. Nu este nimic greșit, este părerea mea că tu te-ai îndreptat către Laurențiu, ulterior a intrat Cosmin, după ai încercat din nou să ai. Da, eu am intrat pentru Laurențiu, în prima zi mi-a dat pes, nici măcar nu am mai avut vreo interacțiune dar cu el. Dar nu este nimic greșit, a intrat Cosmin. Dar vreau să spun că și tu ai făcut același lucru și este perfect normal pentru că suntem în casa iubirii și facem tot același lucru. Nu cred că ar trebui să ne atacăm că te-ai îndreptat către o persoană iar după către alta. Nu. Da. Nu, mi se pare că nu. Dar mie mi se pare că aveți un lucru în comun voi doi. Nu înțeleg de ce. Cosmin. De ce? Nu. Amândouă ați intrat, iartă-mă, ca și Nu dumneavoastră. Amândouă ați intrat în casă pentru Laurențiu și ulterior intrat pentru Cosmin mai mult și Laurențiu. Nu, Laurențiu. Și Laurențiu. Și puțin și Laurențiu. Da. Dar în prima fază te-ai îndreptat spre Laurențiu. Da. Nu, da. Și ulterior spre Cosmin. Ta-da! La fel și Catinga. A fost așa. Dar eu știu ce am rezervă. Păi și de ce Catinga a acuzat că a făcut lucrurile astea și a făcut acelea? Da, dar eu n-am zis că... Eu n-am spus că vreau o relație neserioasă. Chiar și așa. Accept și așa. A fost o glumă. Lasă-mă cu glumele tu. Dar nu vorbim mie așa. Vorbește cu ea, că ea a făcut glumă. Nu poți să afirme așa ceva. Mai ales aici, când știi că toată lumea se acuză de relații false. Și de emisiune. Despre ce vorbim? De ce m-aș pune în ipostaza asta? În care se afirme despre mine că eu aș accepta așa ceva. Ce anume? Că vreau o relație serioasă. Tu? Cu nu cine? Eu. A, eu. Am zis eu. La mine a fost o întrebare din nou, aceeași chestie de două săptămâni. A fost o glumă, da. A fost o întrebare. De ce ai afirmat așa ceva? De ce ai glumit așa ceva? A fost o întrebare. Înțelegi diferența între afirmație și întrebare? Înțelegi sau un desen?
a fost o glumă pe care am spus-o, doamna Andreea. Păi mă enervează. Vezi că mă e cam la mișto. În gală, eu nu te-am luat niciodată la mișto. Julian, gata. Să regret ce? Gata. Cu ei la mișto. Eu gata. Același lucru l-a făcut ieri, doamna Andreea. Ce? Cu fix la fel termina frazele. Cu amenințări. Nu e cazul. Deci crede-mă, pe cuvânt chiar nu e cazul. Nu trebuie să te ameninți pe tine. Nici nu trebuie să mă amenințe, dar nu-ți permiți, ce crezi? Nu. Chiar nu-ți permiți. Ce ai făcut? Ce am făcut eu? A devenit lider. Ne liniștim. N-aveți nimic de câștigat. Dacă mă întreb pe mine, poate, nu vreau să se supere pe mine, poate că și acum mai este ceva acolo pentru Cosmin. O slăbiciune. Era normal să aibă această reacție, intrând o fată pentru Cosmin. Bun. Mai departe, nu știu ce a fost între voi, dar consider că asta nu este o luptă care să vă definească. Prin jigniri, prin amenințări, prin subtilități de genul. Nu. Dacă vreți să duceți o luptă pentru Cosmin sau pentru nu știu cine a avut dreptate sau pentru cine, puteți să o faceți altfel. Într-un mod frumos. Dar n-au nimic una cu alta. Cum să n-ai? Bă, dar tu nu vezi, auzi? Ai ceva cu ea? Nu. Ai ceva cu ea? Nu. Am răspuns tu pentru mine, Cosmin. Nu. Deci, n-am ce să-mi fac. Dar să aibă în continuare, că mi-mi place să aibă lumea ceva cu mine. Ești o importantă, de aia are lumea ceva. Păi sunt, uite de câtă importanță îmi dai de câteva zile încoace ca tine. Da, nu mai pot de tine. Păi văd. Te-ai găsit noaptea. Cred că și eu. Papi Laurențiu. Da. Mă scuzați, mă, dar încă de nu mai pot. Scuze, am creierul ăsta. Aș putea să fac și eu multe glume cu tine. Le împaci. Să faci. Păi, dar nu-s certat, eu zis. Cum nu sunt? Catinca. Da. Te deranjează prezența Juliei? Zi nu. După privire, ne dăm seama. Julia, te deranjează prezența Catinca? E aici? Deci nu. N-am ce să-mi pac. Tu nu te vezi cu fiecare Catinca la aia să știește cu corpul tot? Da, păi, ce fac? Ce fac? Sunteți sigure că nu vreți să... N-am nicio treabă. N-am nicio treabă. Cum n-am avut până acum, nu o să am nici de acum încolo. Pot să o evit. O să oprească. Dar dacă genul mai băgăm acolo un lemn pe foc, mai punem un lemn, o să ardă focul foarte mult timp. Da, că din cât să... După aia, dacă uite când se liniștesc, uite, mâine, păi mâine, săptămâna viitoare când se mai liniștesc, poate să pun la masă și să zică, bă, mă, să... Bine, așa consider și așa ar fi corect să facă. Dar n-ai cum, hai să că le punem la masă și... memoria asta bună și chiar dacă trece o săptămână, are el ce să-i spună. Poate da. Ea nu o să-i spună, dar el nu să-i spună. Nu, e cel mai bine ar fi să... Chiar sunt atât de murdară. Nu, dar îmi place mie să te mângâi. De ce nu? Pentru că vorbeai. Poți să mă întreb, să știi. Da? Da. Cu sărutul, nu. Dacă mă întrerup cu sărutul, chiar nu-mi pare bine. Pe asta zici că nu-mi place ce zici? Sau că nu zici bine? Nu știu ce o să zic. Încearcă și vezi pe parcurs. Pele de găinaș. S-a dus. Ce planuri mai ai azi? Ce vrei să faci? Alta. Mai intri live? N-am intrat de mult, trebuie să intru așa în continuu. Îmi pare bine că stă sora ta la mine pe live și se uită. Băi, și mi-a zis... A spus asară. A început a vorbi, că vorbesc eu. A zis asară. Da, mi-a scris asară. Asară, așa, aseară, nu, de așa nu o să iasă de la mine. Că era, gătea, fetele dormeau și că gătea și se uita la mine, m-a ascultat pe mine. Chiar așa mi-a zis.
nu mi-a plăcut de nicio fată cum îmi place de Bianca. Și, ei, dar vezi că ea nu se uita la emisiune înainte. Păi nu, poate acum dacă din ceea ce nu, acum din ceea ce vede. Ea nu, ți-am zis, noi nu suntem o familie care trăim în trecut. Noi nu legăm în trecut, noi nu judecăm. Zic în trecut, zic în general, dar, poate îi plăcea și de alte fete. Nu ai, dar ea nu s-a uitat așa, nu. Păi asta zic. Și văzut, ea, nu, ea se rezumă fix la tine. La persoană cum ești tu. Ah, tu zici din toate fostele tale. Da, nu zic... din mai eu am crezut din concurentele nu, din emisiune. Nu, a zis că din toate, din toate fostele mele, de tine îmi place cea mai mult. De toate cea mai mult, a zis că îți place cea mai mult. Și felul cum vorbești de mine și cum așa și e, a zis că îmi place mai mult. Îmi dau seama. Dar eu așa sunt mai sigur. Să vii cu ea de sărbători, sper să veniți de sărbători. Să... Ei, depinde. Auzi, suntem acolo. Am vorbit cu Bianca, acum cred că mă votează pe mine în gol. Cine? Fetele. Lider? Ai vorbit cu? Și ce? Am zis că dacă e să mă, să, dacă e să mă întrebați pe mine, voi acum... Dar cum am văzut? Ești tare când te aude. Dacă e să mă întrebați pe mine, voi acum aveți de ales așa dintre Robert și dintre mine, spre eliminare. Și am zis, nu, că pe Robert nu-l votăm, că dacă îl votam pe Robert, asta ar însemna să ia s-o fată. Eu zic că e fără eliminare. Mie nu ne dați un cadru, pe cuvântul meu, dacă scoate că... vreun cuvânt. Zi, dacă nu aveam imunitate, pe mine mă votau. Dar era și logic. Eu cred că e cu eliminarea asta. Ce privire călduroasă, săracu. Da. Cu brațele deschise. Nu să mă tund asta, frate. Nu să mă tund. Cum să te tunzi, mă? Mine am. Tu la Antonio. Păi mine avem gală, frate, și vreau să fiu tuns. La ce oră te duci? Să merg și eu. Să mă tunt. Bă, nu știu, pe la 7-8. Cață. Ne dați, dragilor, cadru. Jur că dacă scoatem un cuvânt pe cuvântul meu, dacă numai ne uităm, nici măcar nu o să știți că suntem acolo. Am momente când editez. Băi, și am zis că sunt de la nebun, așa, mă opresc, îmi pun microfonul pe masă, îmi punesc programul de karaoke și asta, știi, de așa. Câți? Și când, frate, îmi pun acolo, deja că ar fi vecinul meu, cred că, bă, ăsta nu e pe treaba lui, știi? Dau televizorul la maxim, cânt. Wow. După aia, poate, puf, stop, gata, din nou editat. Te relaxezi. Da, mă relaxez, că nu, nu mă încarc acolo. Nu știu, de nimic, eu n-am niciun talent la asta. Adică, pur și simplu, deci e rușinos ce, dar... Eu mă bucur. Îmi provoacă o stare de bine când fac. Hai să facem mai aia, știi? Îmi dăm, strânge pumnul. Mm. Stai așa, sau cum era. Și acum deschide. Bun. Am înțeles. Wolverine, știi, dar trebuie să vadă, nu știu, altfel, știi? Nu știu cum. Păi ce să fac dacă la mine degetele sunt mai mici? Numai... Pune tu de desubt, stai. Nu. Păi nu, trebuie să mă cuprinzi tu așa pe mine. Uite, altfel. Dar nu, am văzut așa cineva că am făcut. Din fata avea foarte unghii foarte mari, știi, și a făcut așa și mi-a făcut. Ți-ți plac unghiile mari? Nu, perfect așa. Bun. Când nici mie. Dacă se mască pe... E un semn, vrei să te scari? Vrei să da, te mai drăgălășesc? Da. Am nevoie de atenție. Îți dau multă, multă. Să nu încetezi niciodată cu atenție. Sunt zile și zile. A fost un test. Asta l-am simțit ca pe un test. Zile și zile, nu, zile, zi de zi. Să mă alimentez cu atenție. Dau atenție, dau. A se vede. Ce e asta? Oamenii. Ce e asta? Rupte. S-a rupt? Nu s-a rupt. Păi de-aia la final. Le-ai șifonat. Pune-le la loc repede toate. Da. S-a jucat. Ce e asta? Ce lănțic frumos aveți, doamna Andreea. Mulțumesc, ce e asta? Ce e asta? Întrebați pe... S-a necat cineva în partea cealaltă? E roșu. Nu s-a necat nimeni. Nu. O doare pe Giulia în gât ca să băut ceva. Ce este asta? Am auzit tot tuse, măcar. Drăgăleală. Ce e? Drăgăleală. Ferească Dumnezeu. Ce faceți? Bună ziua! Bine. Bună ziua! Nu mai aveți vlogă. Da.
Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bianca. Nu, lăsați-o aici. Este ceva între Giulia și Catinca? Ce este? De ce e această tensiune? Ce știi? Din prima zi, din prima zi când a intrat Giulia, Catinca nu a avut un sentiment plăcut față de ea. De ce? De la început ea zicea așa pur și simplu, așa o simte arogantă, așa nu a simțit-o cum și-ar dori ea. Dar la un moment dat eu am întrebat-o, este acolo oare vreo urmă, nu știu, de ceva? Nu era vorba de gelozie, doar de faptul că a intrat pentru Cosmin. Și Catinca a recunoscut că e puțin. Da, asta la insistențele mele. La început nu a recunoscut asta. Și după cu timpul nu mai era vorba de Cosmin, doar că pur și simplu în primele zile nu a simțit-o aproape. Așa, de la început, fără să o cunoască, nu a plăcut-o, pur și simplu. Iar acum, de ce ajung să, nu știu, să-și arunce fel și fel de subtilități, ba chiar să se amenințe? De ce? Eu cred că ele sunt caractere total diferite. Și asta poate să zică oricine. Vreau să știu ceva din spate, dacă știi. Bianca, dar râzi. Ceva. Eu râd acum, păi da, așa eu mi se pare. Am fost ocupată mult timp și mi s-au ridicat endorfinele. Așa că sunt ok. Nu știu, ceva din spate concret nu pot să spun. Doar faptul că, nu știu, Catinca e sigură pe decizia ei. Eu nu cred că ea s-ar întoarce cu Cosmin și nici nu cred că e geloasă pe Giulia. Adică asta sigur, pentru că așa mi-a spus de nenumărate ori anumite lucruri despre Cosmin pe care nu, peste care ea nu ar trece. Da, nu poate trece. Bun. Și totuși ce este? Cu Cosmin? Între ele? Între ele absolut nimic. Cred că Giulia chiar nu e nimic. Nu s-au certat în afară, nu mi s-a părut absolut nicio problemă între ele. Doar ceea ce se mai întâmplă aici, dar ce... Mesageți. Da. Poate de emisiune? Cum? Nu. Păi e un subiect interesant. În ultimul timp, Catinca e pe toate ecranele, chiar dacă nu face nimica. Adică... A, și cu voia mea sunt. Păi nu, păi asta zic. Cumva ea e acolo între toți. Ba, a fost între Lorena și... Lorena. Între Laurena. Între Laurena. Ba, a fost între Julie Smin. Adică, cumva a fost cam peste tot fără să facă nimic. Și mai are și fața aia făcut dacă totuși a fost acolo între. Da, n-am făcut nimic, stai liniștită. Cam așa. Nu poți să faci ceva fără... Cum s-ar spune... Fără să te implice ceilalți. Exact, da. Mulțumesc. Da, adică și voi dați atenție. Cui? Da, nu. Dar nu e vorba de atenție, dar ce-am făcut? Adică voi vă căutați. Da, e adevărat. E bun. Acum și cu Robert a fost. Eu l-am invitat pe Robert. Nu, n-ai fost de vină. Cu mine. A fost și în... Da, mă, dar n-a fost de vină. Miha Rob. Are poze cu ea, are poze cu tine. Rohaela. Cine? Nu știu. Iar că Roha. Se nervează. Mă rog. Roha. Laurențiu, vreo clipă. Vreo clipă. Atunci când a venit să... Nu te întreb dacă e devine atât de greu și de obositor. Nu, respir greu. Încă nu ți-ai revenit. Bine. Dar spuneți. Te întreb, nu, e ok, te întreb mâine. O să vin doar cu o întrebare pe zi, ca să poți să te concentrezi și să-mi răspunzi. Îmi luam doar aerul ca să pot să vă răspund. A, bine. În momentul în care Catinca a venit să-ți facă cartofi prăjiți și ce ați mai făcut voi pe acolo? Vreo clipă, ai simțit că încearcă să-ți facă ochi dulci sau, nu știu, să te cucerească în vreun fel? Lăsând la o parte cartofii, pentru că toată treaba cu cartofii a plecat dintr-o glumă de-a ei. Noi am vrut să o testăm, să vedem până unde duce. Că-ți fac eu cartofi prăjiți și atunci i-am adus un coșuleț cu ulei și cartofi. Să vedem, chiar îți face? Sincer, în momentul ăla nu. Chiar n-am simțit deloc că mi-ar face. Însă în alte momente, de dinaintea evenimentului cu cartofii, nu știu, când stăteam la masă sau am mai avut o discuție, am simțit cumva că i-ar plăcea sau ar vrea să avem cel puțin o interacțiune, dar strict atunci când mi-a făcut cartofii prăjiți, nu am simțit că se dă la mine sau că
Bate vreun apropo, eu n-am simțit. Din potrivă, era foarte concentrată să termine la timp. Adică la un moment dat mi-e mi se părea că era mai concentrată pe Cosmin. E vorba de discuția de Dan. Eu am doamna Andreea a întrebat, nu trebuie să-mi spui hai că zic cum îți fac. Nu, doamna Andreea a întrebat. Ba da, ai dat. Nu, ai să zic cum îți fac. Mai atins. Mă asculți? Vrei să-ți spun cum? Dar nu am întrebat eu, Catinca, a întrebat doamna Andreea. Bine. Laurențiu, când am venit în casă la voi și m-am apucat direct și am zis hai să fac asta, tu mi-ai spus stai că asta e interacțiunea noastră, stai să apucăm să vorbim? Păi, înainte să mă apuc de carton. Eu credeam că cumva noi trebuia să avem o interacțiune. Păi, și tu te-ai concentrat foarte mult să faci mâncarea aia și zic, băi, dacă te-ai luat, te-ai apucat. Păi da, dar mai oprit înainte să mă apuc. Înainte să am timerul. Am văzut emisiunea, stai liniștită. Bun. Oh! Asta, da? Ne-am uitat doar la secvența aia, nu vrei să știi, cu schimb. La asta te-ai uitat. Păi, da, asta m-a interesat. Bine, nu s-ar fi uitat. Și tu consideri că ea un pic s-a apropiat prea mult de el, la acei cartofi. Da. Și Laurențiu. Și Laurențiu. A avut glumele lui atunci. Dar femeia mea. Nu cumva el mai mult decât ea? Adică nu cumva ea doar a răspuns la ce a oferit el? Eu am făcut așa un rezumat per total și ea tot timpul a avut un interes pentru Laurențiu. Nu a fost doar în momentul acela, în interacțiunea aceea. Ea l-a avut tot timpul pentru el. Dacă eu vreodată te-am căutat în emisiunea asta, Laurențiu, dați-mă. Da, eu vreau să știu cine n-a avut interes pentru Laurențiu din casa. Nu, serios acum. Serios acum. Bianca a avut. Mihaela a mers cu el la interacțiune. Și Lariza. Nu mai dați de gol. Se pare că a avut ceva. El poate să spună mai la un moment dat. Se speculează. Din punctul lui de vedere, că a văzut el ceva. O poate contrazice. Catinca, Giulia au avut. Poate doar Cristina. Acum, de moment. Poate doar Cristina a rămas. Și noi ne-am apucat. Dar și ea s-a apucat la un moment dat cu Laurențiu, așa, în replici. Cât ce se facă jocul cu faia. Vedeți că eu cu minte. Toate femeile vor pe Laurențiu, ferească Dumnezeu. Vorbeam despre Cristina. Ce vă atacați? Era vorba despre Cristina. Eram curioasă. Ce atac? Eram curioasă. Ce eram curioasă să văd reacția ta acum? Eu știu că la un moment dat, nu știu dacă ai zis chiar așa, că noi doamne am fi înțeles mult mai bine într-o relație, pentru că tu mă înțelegi foarte bine pe mine și că cumva suntem în situații asemănătoare. Tu erai cu Cosmin, Cosmin cumva nu făcea pași pe tine, eu eram într-o situație cu Lorena și eu așa țin minte că tu ai spus că noi doamne am potrivit mult mai ok și eu țin să cred că era vorba ca și relație, nu ca și prieten. Așa a zis. Nu? Da. Relație sau ca prieteni? Păi ei doi au avut o cunoaștere. Păi, atunci vorbeam în contextul de relație, dar am făcut eu vreun pas spre tine sau să zic, da, uite că păi lasă pe Lorena, că noi ne-am potrivit mai bine. Vorbeam strict contextual la cum era atunci relațiile dintre noi. Corect, dar nici n-aveai cum să faci vreun pas pentru că eu în a doua zi am spus că nu e loc de așa ceva. Păi na, și se pare ție că am făcut eu ceva. Nu, aici nu încercam să-ți dau vreo săgeată sau... Pur și simplu, nu aveai cum să faci pași pe mine pentru că nu eram dispus să se facă pași pe mine din alte direcții. Ca și cum femeile fac ce zic bărbații. Nu, doamna, femeie vrea ceva, nu, doamna dar Andreea, ca și doamna Andreea, dar că ea nu a făcut pași, eu n-am zis, poate nu e cazul sau mai încearcă sau nu mai încerca. Eu, chiar când a venit Catinca a doua zi, eu m-am certat cu Lorena, aveam o ceartă și eu am zis foarte clar că Catinca n-am niciun interes pentru tine. Bun. Dacă să vă intre bine în cap, degeaba îi ziceți unei femei să nu facă ceva sau să facă ceva. Din contră. Că ea tot ce vrea ea o să facă. Haui? Adică că a fost săgeată, că n-a fost săgeată, că nu știu ce ai vrut să subliniezi, că ai subliniat, este fix problema ta, dar tu, indiferent de ceea ce faci, și eu consider că așa se întâmplă oricum în viață, nu bărbații își aleg femeile. Femeia își alege bărbatul. Totdeauna. Punct, stop, dar mai irevocabil. Mai era și o continuare, nu mai știu că okay. Nu mai e, dacă nu mai știi, eu nu mai minte. E. Nu, dacă nu știi, nu e. Și atunci, Catinca, dacă voia să te cucerească, să se apropie... N-ar fi putut. N-ar fi putut. N-ar fi făcut asta? Eu zic că nu. Dacă își dorea, făcea asta ideea.
Dacă își dorea, dar nu neapărat că te cucerea, nu-i neapărat reușita 100%, dar încerca dacă își dorea. Nu-mi zice că nu ți se scade din elan, uite cum a fost și cu Giulia și Cosmin. Cosmin, uite ce s-a supărat Giulia a doua zi, că a zis Cosmin, băi, chiar nu vreau să avem nimic. Nu, bine, și ce săruturi criminale au. No, dar cum m-ai întrebat pe mine fundament în casă, dacă eu știu să cuceresc un bărbat? Și am zis că eu nu stau să cuceresc pe nimeni, dacă e să fie bine, dacă nu, nu. Mie nu-mi zic că dacă spuneam atunci cu toate că ai venit, dacă am retras, mine, dacă ai venit pentru mine, dacă ai venit pentru mine și eu ziceam atunci că ar fi loc, nu zice că era acea situație ca și cum ți-am zis, băi, chiar nu ai nicio șansă să avem, nu este nicio șansă să avem ceva. Dar nu poți zici că interesul ei era același. Dacă eu ziceam, bă, interesul mai... rămâne același, depinde de orgoliu. Dacă ai mai mult orgoliu, nu mai faci nimic ca și te îndepărtezi. Dacă poți, dacă vrei să încerci, da. Adevărat de persoană, vrei m-am să repetat la o cafea deseori aici în casă, dacă îți dorești ceva. Da, da, trebuie să punem problema altfel, în așa fel încât să înțeleagă și el. Eu am înțeles. Dacă tu placi o fată și fata respectivă îți spune, nu avem, nu avem nimic în comun, nu se poate, vezi de treaba ta, de drumul tău, Doamne ferește. Da. Tu nu mai simți nimic pentru ea, tu nu încerci să stai cât mai aproape de ea sau să fii prin preajma ei sau să-i zâmbești sau să-i nu știu. Da. Nu faci asta? Ba da, am înțeles. Bun. Dacă vrei, atenție, dacă vrei, dacă îți dorești. Deci... Cele mai bune povești de dragoste se urmăresc de pe canapeaua ta. Euromobila, sponsor oficial Casa Iubirii. Catinca, dacă își dorea, da, putea. Ok. Ai simțit vreo clipă asta? Nu chiar. Am simțit câteodată că are o... Nu știu dacă să o numesc atracție, că poate e mult spus. Da, uneori am simțit-o, dar de cele mai multe ori nu. N-am simțit că se dă la mine sau că îmi face ochi dulci. De ce simte Lorena asta? Păi, cred că ea ar putea să zică. Eu nu am zis tot timpul. Tot timpul. La cartofi. La cartofi și ea mai fost și vreun alt moment? Nu, au fost acele zile când i-am văzut pe ei pe conexiune că aveau anumite glume sau flirtau și nu mi-a plăcut asta. Dar eu nu eram și veneau mai mult din partea ei sau din partea lui? Erau amândoi. Nu știu, dacă, nu știu cine începea, dar ideea e că se susținea un glume. Poate s-au jucat. Ambi. Mă gândesc. Bun. Dar pur și simplu... Deci cam, cam cum a fost cu Cristina? Joaca? A, nu. Nu. Cred că... Nu, pentru că aici se știa clar că în cazul de față Catinca avea ceva pentru Laurențiu, intrase pentru el. Am înțeles. Dar oricum eu atunci am spus că nu sunt deranjată cu ceea ce a făcut Catinca. Până la urmă ea este liberă să facă, dacă asta simte să o facă. Am fost deranjată de atitudinea lui Laurențiu. Pentru că... Iar acum ești deranjată de atitudinea Catincăi. Îi lăsăm deoparte pe Laurențiu. Mi se pare că vorbește așa pe, cu priviri sau pe un ton care mie nu îmi place și atât. Da, până acum, adică nu e o altă Catinca, e tot aceeași Catinca. Nu, e aceeași. Nu? N-ați avut la fel? Te privește la fel? Nu știu, o vedeți schimbată? Voi, Cristina, Larisa, Mihaela? Nu, Catinca așa întotdeauna. Mie la început îmi părea, cum să zic eu, îmi părea că mă privește cu aroganță ceva, dar de fapt nu e așa. Așa e. Așa... Dar voi v-ați înțeles, eu cred că doar are bine Lorena și Catinca. Păi tocmai. Ceva zile, cred. Și anume Antonia? Da. Dacă m-am discutat câteva zile. Până la urmă ești cu Giulia. Nu, am zis că doar câteva zile, dar nu te mai ataca, Doamne, iartă-mă la fiecare cuvânt de-al meu. Am zis că s-au înțeles bine câteva zile. Dacă tu atunci... Nu pot să fiu eu calmă dacă mă trebuie. Da. Antoni, ce ai zis de mine? Nimic, continuă. Bine, că te-am întrebat. Și eu am zis că și eu ți-am răspuns. O să vezi din gal. Nu ești interesată, dar... Material. Da, te întrebase și doamna Andreea, nu de alta. Și am răspuns, doamne Andreea, ție de ce mă trebuie să mă repet acum acasă? Păi da, pe asta să zic că se repetă. Are dreptul să întrebe dacă își aude numele, nu? Lasă, lasă, dar lasă. Dar și eu am dreptul să nu mă repet dacă nu vreau. Ha, atunci lasă. N-am avut dreptul, da, să mă doar discuție când m-au pus de exemplu. Eu cu Giulia? Dar voi ce aveți de împărțit? Eu cu Giulia? Da, da. Nu am nimic cu Giulia, dar nu... Cosmine, fii atent că o supără pe Giulia. E bine, din păcate te-am întrebat eu de mai multe ori cum ești, în loc să o facă Larisa. Din moment de față nu o să mai fac. Da, Giulia, dar tot... Chiar te rog frumos să nu mai faci. Da, păi, ce legătură avea asta? Dacă ai ceva să-i spui lui, nu te lega de mine.
Dar i-am spus lui. Păi ai spune lui, dar nu legat din mine. Lui. Eu întreb pe cine vreau eu, ce face când vreau și dacă bine, vreau bine, și dacă bine, am bine, chef. Bine, bine, bine. Nu mi-închid gura. Cine ești aroganță? Degeaba mă întreb ce faci dacă tu pe corecție... Că nu. Ești... A? A? Ce să stai? Eu zic... Am făcut? Niște gesturi, le-am povestit adică la băi. Dai niște gesturi de astea, dar nu neapărat cu mine, general, așa. Și nu prind bine pentru o fată care totuși... Băi, Antonia, acum n-a făcut nimic. Ea credea că tu ai atacat-o, dar nu ți-a spus nimic. E Cosmin acolo, liniștește, are butonul apăsat, e bine. Are telecomanda la el. Mă bucur că acolo liniștește Cosmin. Doamne, ajută! Ia uite bine. Că de nu, Doamne ferește. Voi doi vă întâlniți în camera de hotel, Cosmin. Ce nimerești? Antoni. Hai, și ce să-mi facă? Antoni, dar tu nu apreciezi, nu știu, această interacțiune de dimineața, de pe conexiune. Când te întreabă fetele, Cristina, Giulia, ce mai faci, cum ești? Eu nu mă întreba nimeni. O apreciezi sau nu? Depinde și cum simt eu intențiile. Ce primă? Până la urmă, Giulia a început să fie cu mine așa, recent, de când e cu Cosmin. Nu e de când e cu Cosmin. Am avut acum... cred că a trecut o săptămână, am avut o discuție cu Larisa în grădină legată de tine când ai venit cu ursulețul. Pe, dar nu e normal, nu e normal că ceea ce nu văd să trag concluzii doar la ceea ce văd. Dar tu zici cumva că e pe interes, adică ea încearcă să dea bine pe avea... lângă tine, că tu ești în cameră cu Nu, Cosmin? N-aș avea niciun fel de interes, eu l-am întrebat pe Antoni, nu pe conexiune, l-am întrebat sus. Țin minte, țin minte și eu am zis la băieți, am zis, nu mai știu că i-am zis, bă, mie mi se pare dubios așa. Chestia asta. Dar, Antoni, tu ieri ai avut o stare, fetele te-au văzut. Te-a întrebat absolut nici nu mai ai doar Cristina. Nu, dar m-a întrebat și nu m-a întrebat doar eu, m-a întrebat și în gală. Eu, pe păi da, doar Cristina, gală. Atât. Nu, Giulia m-a întrebat și în gală, am întrebat-o și eu la rândul meu, dar... Nu înțelegi. Ce nu înțeleg? Eu vorbesc de azi dimineață. Tu ieri ai avut o stare. Bun, da. Astăzi, de dimineață pe conexiune, nu te-a întrebat nimeni ce faci, cum ești. În afară de Cristina. Și am apreciat și am răspuns. Da, e corect ce zic? Da. Dar... Bun. Ai apreciat? Da. Bun. De ce crezi că ți-a zis Giulia asta, ce ți-a zis acum? Diferența dintre Cristina și Giulia, cu Giulia am avut niște discuții înainte și brusc s-a schimbat situația, acolo am vrut să ajung. Cu Cristina n-am avut nicio discuție. Da, dar ea tot de bunătate, nu cu vreun interes, a interacționat cu tine pe conexiune. Dar eu ne interacționăm cu ea, n-am de unde să știu intențiile. Ai fix la tine aveam intenții. No. Ce-a înțeles? Ai simțit-o, nu știu, răutăcioasă? Nu, am înțeles despre ce e vorba. Ai simțit-o răutăcioasă? Poftim? Ai simțit-o răutăcioasă pe Giulia? Când m-a întrebat ce fac? Da. Nu, dar în alte momente destul... Vorbim strict de azi dimineață. Nu, atât. Nu. Dar nici eu nu vreau să fiu răutăcios cu ea. Eu am spus că aș putea să mă înțeleg cu ea, numai că... Lasă că nu mai e nevoie să ne înțelegem. Dar nu a fost vreodată nevoie. Eu am zis că aș putea, nu că e nevoie. Da, bine, bine. Doamna Andreea, eu îmi ajut un prieten, da? Îl ajut cu ceva. La ce? Și după, ce fac? Îi spun, vezi că te-am ajutat? Mă taie Dumnezeu de pe listă, nu mai este ajutor. Asta. Păi nu cumva. Unde-i buna intenție că să le aruncă și dacă după Giulia, condiția care Giulia n-a făcut. Eu te-am întrebat ce faci, Larisa nu. Ce rost avea replica da, asta? Așa e. Într-un fel avea rost. Adică a vrut să-i demonstreze că nu este, nu vrea să-l atace și că nu-i vrea, adică nu vine cu răutăți înspre el. Având în vedere starea lui de ieri, atenție, vorbim despre starea lui de ieri. Astăzi v-ați văzut pe conexiune. Nu l-a întrebat absolut nimeni, în mod special tu, și l-au întrebat ele. Adică, pur și simplu, nu vin cu răutate spre tine. Ce e cu mine? Că nu vin cu răutate spre tine. Azi dimineață, uite, te-am întrebat ce faci. Am vrut să văd dacă ești bine. Eu apreciez. Înțelegi? Adică doar să exemplifice că nu vine cu răutate spre el. De ce a fost nevoie să spună spre deosebire de Larisa? Asta e răutate, aici, nu-i... Aici... Da, putea să spun, uite, eu te-am întrebat dimineața ce faci, nu spre deosebire de Larisa. Dar tu ce te-ai atacat? Dar, pentru că ea, asta a fost intenția ei. Dar nu mă interesează. Eu dacă vreau vinovată? Nu, mă simțeam vinovată pentru starea pe care a avut-o ieri. De asta, sincer, spun, mi-a fost și așa, oarecum. Dacă te simți vinovată, îl întrebi ce faci, ești mai bine, uite, suntem îmi pare diferit, rău. Suntem diferiți, tu ești așa, eu sunt așa. Da. Nu ne comparăm. De ce râzi așa? Și legat de chestia asta, Andreea, legat de chestia că m-au întrebat fetele, da, apreciez mult și chit că a făcut Giulia ce a făcut în trecut, nu țin ură sau așa. Și, da, am și zis că m-aș putea înțelege bine cu ea dacă ar fi, cum zicea, nevoie.
Mâine nu vă vedeți. Mâine nu te cer la ea, nu te cer la el sau în casa băieților. Ca să știți. De ce? Păi așa frumos și prietenește, o mângă e Radu pe spate. O gândilă! Nu e adevărat! Nu știu ce-i face. Eu chiar mă uitam și foarte frumos și plăcut, cred că-i. Dar a fost până acum, doar că deranjează. Nu râde, Cristina. Gata. Că-i vina ta. Nu o să ne vedem. Bine, dacă ne-ați dat pe diapsa asta, nu. O să stăm separat. Separat. Dar mâine, adică mâine. Păi asta da, păi mâine. Ma, mâine nu-i păi mâine. A, de fapt, da. Păi mâine. Da. Dacă vei fi votată spre eliminare. Da. Și dacă și părăsești casa iubirii, o să-ți fie dor de prietenul tău, Rad. Da, eu am vorbit asta cu el. Da? Nu se da, serios? Care va să o gâdile pe spate în locul meu. Simți? Că te votează băieții? Nu simt că votează băieții, dar în cazul în care ar fi să plec, eu i-am spus că aș merge acasă și nu știu, să văd dacă o să-mi fie dor sau nu de el. Fantastic ce ai zis. Puteam și noi să-i zicem asta. Da. S-ar putea să-i fie dor de tine sau nu? Păi, nu știu ce o să se întâmple. Bine, cu siguranță o să-mi fie puțin dor de el la început, dar dacă nu o să-l mai văd și o să fie aici în emisiune și nu o să avem voie să vorbim, ce te faci? Cu cine te mai ceri tu? Cu cine te mai bine contrazici? Bine că nu mă mai cert. Orin. O să stau liniștit, o să învăț, o să merg la facultate. Sună pe FaceTime, hai să încercăm azi. Nu pot să-l sun. Da, da. Da. Hai, fiecare la casa lui. Trebuie să pleci, mâine nu ne vedem, să știi. Hai. Acolo. Pria ta, aici nu. O mai gândesc. A, se mai gândește, doamna Andreea, uite. Ia trebuie să spun. Hai, Bianca, hai. Pa. Hai acasă. Pa. Hai să dau și eu. Pa. Un pic am venit, atât. Hai, nu-ți mai dau. Pa. Ciao. Pa. Ce unde ți-a căzut? Pregătiți de weekend? Da. Ce facem sâmbăta? Mergem în club. Dansăm. Ne jucăm. Ne uităm la date. Date, da. Ah, am și uitat. Bună dimineața. De ce te-ai uitat la ea? La cine? La ele. M-am uitat așa. Ah, nu. Bine. Bine. Bine, bine. Păi ne vedem de aici. Hai, și fetele ce fac? Cât durează? Acum. S-au găsit, stau la bârfă, pe hol? Ce fac? Ah, fetele, fata. Cosmin! Așa da. Gol aici. A, căsile patru. Mâine vedem date-ul. Wow. Crezi că o să se înțeleagă mai bine Giulia și Catinca după vizionarea date-ului sau mai rău? Mai rău, cred. Păi atâta timp... Mai rău de ce? Atâta timp când nu s-a filmat. Ce ai făcut acolo? Păi nu știu, poate... Na, depinde cum... Cu ce o privesc. Date. Cu ea, cu dreptul. Că mă gândesc că dacă are ceva, orice interacțiune cu Giulia ar deranja-o. Adică... Nu cred, doamna Andreea, că ar fi geloasă Catinca, că ei s-au pupat în spate, nu s-au pupat la date. Adică... Da. O să se gândească, cu mine s-a purtat așa la date, că și a avut un date. Cu mine a râs mai mult. Dar cu mine s-a pupat în fața. Nu știu. Vom vedea. Mai o să se uite la pozele cu voi de la date. O să se uite la date-ul vostru, la pozele de la date, la, normal. Mă rog, la săruturile deci voastre. E o diferență, ei au fost doar ei doi și noi am fost în patru. Adică e normal că Cosmin s-a comportat, nu știu, mai degajat, era foarte amuzant. Cu Catinca poate era timid, că era prima oară. Și era și la, tot la piscină, eram și la început, atunci. Eram și la început și, da. Aveam și eu emoții. Era cu Cosmin. Aha, ce drăguț. Bine! Care e următoarea? Fugim repede acasă și așteptăm ca să venim mâine. Mare nerăbdare ziua de mâine, ca să vedem date-ul, să vedem ce se întâmplă. Bine, da? Da. Bun, ne vedem mâine de la 16 și apoi de la 19. La revedere. Păi mâine de la 10. Bianca. Eu nu te-am întrebat ieri ce faci, nici tu n-ai vorbit cu mine. Dar Larisa, tu te ceri la băieți? M-am cerut de câteva ori, Radu, acum nu căuta tu. Nu te întreb că nu te-am mai văzut pe aici. M-am mai cerut, da. La date mai mergeți? Da, ești moderator aici? Nu pun și eu niște întrebări, Larisa, toată lumea pune niște întrebări, simple întrebări, cum se pun la tot. Pentru ei sunt două teorii. Ori nu-ți place de el, că duc toate lucrurile astea către asta. Faptul că l-ai spus de la follow, faptul că nu te ceri la el, faptul că nu-l întrebi absolut nimic, duce către faptul că ție chiar nu-ți place de băiatul ăsta, sau vorbești cu George. Sentimente nu vrei să
stai, la el nu te ceri. Pe Instagram îl bagi, pe Instagram îl scoți, pe TikTok la fel. Atunci, dacă voi credeți asta despre mine, votați Mângală și gata. Mamă, mai jos de atât nu se poate.